Bărăți-le puni, bă! Una cu mine, dacă mă prindui... Na, la pulă că v-a fost dor de easter egg-uri, de n-alea v-a... Nu da flash, bă! Când eram tânăr fecior, mă vedeam aviator, dar cum că a crescut, lucrez tată la porumb. Mă, ce pula mea faci, bă, a dormit? Ce am ești prost? Stărim de pe cap. Nu te-ai băgat cu el în partea, băi, băi, băi! N-a lucat scatana, na. Ra, prr, ho, oi, futu-s morții. Cum coaie tot? Eu am căzut coaie, m-a luat amețeala, am țipat prea tare. Ia că eu nu cu păcala aici, cum vorbesc? Până. Hei, bă! Bă, bă! Bă, mână! Loc la dastea pe aici, cumva live așa spontan. La donat. Cine este? Băi, când vorbiți, bă, gamea, își pula rasa, bă, să-mi fac, dați. Am dat! Aspar monitorul, mâncați-a și pula ta, aspar monitorul să mă arăt. Te și pleacă monitorul! Mamă, ce greu e, pleacă monitorul! Bă, ăla a fost monitorul? Putu-s! Da, cu mătii să-ți fut, bă, gamea și pula morții, te-ai de pilaf. Bă, nu am! Bă, în pista, mămii voastre! Bă! Ce s-a... Nu mă rângați după păsări! Nu mă rângați după... Mă mănâncă coaili. Mă mănâncă coaili. Many cases of different prices. Make your choice. Upgrade your drop. Take your bonus you see on the screen and get the best for less. Fair odds for everyone. Open cases on GG Drop. Use the code to boost your balance. Terate, frat. Bă, am zis că dacă tot dracu m-am trezit, că n-am putut să dorm în capacitura voastră, că muncesc ăștia și mâine, nu pot să fac live pe zi, că vin ăștia să pun termopanele și am dat drumul așa la un live, până la 9, da? Pe spate, ne jucăm ce se o vedem noi ce face, este pe spate asta. Te fost spontane, irritat! Asta! 1000 de persoane pe spate, să moară familia mea, mi-am pus și gol de jenți. Păi da, ia uite că ăsta cum e, șifonat, să moară familia mea, a trecut trenul drept pe pie, mi-a trecut. Ce faceți, bă, băi? Sănătate, Doamne, ajută. Am tricou călcat, este călcat de tren călcat. Dar, per total, suntem drăguței așa. Puteți observa ce pizdă mi-am făcut pe live-ul de azi noapte. Nu tântănătăse. Ce gen să-ți iei pe la urmă? Le-am arătat. Le-am arătat pe live. Stai așa că dau link aici. Învârtește roată, frate, roata vieții, roata vieții, roata. Uite, asta mi le iau. Pe asta mi le pun. Nu m-am mai pus de cauciucuri, că pare le cumpăr eu.
mai sunt și alea 400 de milioane. Da, avem jenții, avem jante, avem ale. Nu e așa, domnul, să l-a luat mie în gură? Nu e aici, nu e aici. Nu e aici? Ce să facem? E zis să vină sus când revine. Aia zic. Bun, dă-ți like să faci și noi. Facem like-uri, nu facem, suntem pe spontaneitate astăzi, chat. Au venit ăștia, suntem pe spontaneitate, chat. Suntem pe spontaneitate, de cam așa gura voastră. Mâncăm pe live de domnul comandă, domnul mic dejun, după aia băgăm și niște CSGO, băgăm alea. Pe reacții nu stăm, că lăsăm pentru live-ul viitor să reacționăm la toți băieții. Așa? Ce mișto sunt jantele. Liniștiți-vă puțin că mă sună Moni Calling. Deja... Răspuns sau nu răspuns? Deja am umplut golul să mă oraia 10 euro. Răspuns sau nu răspuns? Flori Călinescu! Bă, nu că Flori Călinescu, bă. Moni Calling. Iertați-mi. Florin, 10 euro. Donați. Haide. Stai așa că mi-am dat ăsta încolo. Te pup, Florine, te pup, Doamne ajută. Mic dejun la 3, păi am dormit, Bogdane, am făcut live până la 7 dimineața și m-am trezit la 10, Bogdane. Și acum am dat drumul la live iar, Bogdane. 1200 de oameni pe spate să moară aia dacă te vin. Joacă CS2 că s-a făcut update? Păi n-am cont de CS2, să-mi dea cineva cont pe Instagram de ăștia, de mă cunoașteți. Dați-mi un cont de la pe Instagram. De microfonul mai aproape că se aude încet. Nu există așa ceva, fratele meu, că mă uit acolo la statistică. Că se aude ție microfonul ăla de la telefon încet. E greu să moară familia mea, o să-l fă Marius. N-are cineva vreo moderator de-al meu de aici? Ferecai, ce se doi să-mi dai și mie să mă joc? Sau găsesc pe cineva vreunul pe aici? Ai mătrat să-i mugine? Nu e adevărat, nu am, frate meu, că m-am spălat. Nu vezi că mă... Futu-ți pe măta în gură să-ți fuc cu mătreața, măti, că am dat cu țigarea pe mine. Futu-ți pe măta în gură să-ți fut ăla cu mătreață de pe chat. Futu-ți mătreața, măti, să ard în casă, să-mi dau foc. Spontaneitate. Ai tu nemții cont? Ai tu nemții cont? Gabi Ionuț cu membru frumos. Păzi așa, să faci membri, păzi să faci. Mulțumesc că să dansezi. Dai Sandu, Bailando, du Cristiano Ronaldo, du Lionel Messi, du Brazil, du Portugheziu. Adu Buba, Shao, du Cristiano, du Ronaldo. Ai reparat topălu? Bă, trebuie să vină și mama, cred că peste o săptămână, două, zbâr. Ai înțeles? Zbârțurică. Mi-am pus acum, am iau genți, zbârciulică, auză ce genți, zbârț. Zbâr, auzi, am zis zbârț să moară mama dacă te mint. Zbârț, i-am zis, mâncav. Zbâr! O, râză-vă cu 5 membri, te pup, viață. O, râză-vă cu 5 membri, te pup, viață. Ia vezi, zbâr, îți plac astea? Zbâr. Zbâr, îți plac astea, puiu? Zbâr. Sunt șmechere, îți plac? Ia zi. Îți plac astea, zbâr? Bro, dacă vine cineva la voi și întreabă dacă urmăriți pe zbâr, ziceți că dacă poate primiți mașina. Auzi, mâncava și gura voastră. Da, bombă jantele? Pe astea ziceam că le iau. București, sectorul 4. Ți-ai pus navigație? Lasă-mă navigația, că prima dată... Băi, nemții, lasă-mă, bă, cu Warzone, ești terminat. E ora 3 de noaptea dimineața. Ia-ți, mă, Xela. Xela! Da! Ai CS2? Nu l-am. Fără os de cont, repede, să nu știu ce să doi, repede. Acum nu le mai ai tu dacă le-ai arătat pe live. Acum nu le mai ai tu, lasă că găsesc altele în același preț, frate. Dacă nu le găsesc pe astea, găsesc altele. Hai că le mai ai dacă le-ai arătat pe live. De ce să nu le iau, frate? Ultimele 30 de minute de la stresul de pe live, contând gol, da, el e om, cel mai cinstit om, e cel mai... A început cu dalea de... El e cinstit, el e domne, mor de beat. El e cinstit, el e... I-a luat morții în pulă la toți. Mulțumesc că ți-ai luat membru. I-a luat morții în pulă la toți. Se judecă cu tot statul român, cu toată lumea. Dar el e un om cinstit. El e un om extraordinar. Zise asta seară că... Mulțumesc că i-am interzis eu lui Andreea să facă live 3 ani de zile. Nu mai prostii scoate cu aia. Nu mai prostii scoate pe gura aia. Deci că e un moș de la bețiv, dar n-are și... Auziți și voi, mă, cafă jur, care le-au pe Andreas la fiecare eveniment? Andreas, Andreas, gen, la orice eveniment,
merge cu mine, eu dacă am un eveniment, îl iau pe Andreas cu mine și e plătit la orice eveniment al meu, Andreas vine cu mine. Voi sunteți stâmpiți la cap. Cum pot să zic că nu mai prostii scoate pe gură, bă, ăla, bă, nu mai prostii, mâncați și. Am vrut să iau morți în pulă, dar mi-am realizat că e beat. Am zis, lasă-l așa, dă-l în pula mea, că lasă-l că e beat. Doamne, vorbește numai prostii, coaie, credeți-mă din suflet, coaie, numai prostii vorbește. Auzi ce zice, că i-am interzis eu la Andreea să facă 3 ani de zile live, auzi? Eu de 3 ani de zile stau la el. Timogen? Da. Te-am făcut rău în cont de CS2. Te pup, fereca, te pup. Dă-mi-l pe unde mi-l dai. Dă-mi-l, stai și intru pe... Voi realizați? Cum să interzic eu la oameni să facă live-uri, sunteți nebuni? A fost faza așa chat, ascultați-mă puțin. Gen, Andreas trebuie să apuce de YouTube și a zis lui Andreas, ai răbdare, să mergem pe la evenimente, să-ți oferim expunere, să te vadă lumea. Începuse să facă live-uri și pe la acolo. Ai răbdare să înceapă să te cunoască lumea, de la mine, de unde te mai cunoaște? Și apoi dai drumul la live, nu dai drumul la live imediat. Gen, nu ai cum să dai drumul la live, dacă înțelegeți, ca să-și ofere și el o expunere. Și aștepta, gen, adevărat, n-a făcut una și ceva live și după aia a dat drumul după vreuna și ceva. Dar ce, n-a fost bine? Dar auzi, domne, că i-am interzis eu, bă, nu mai prostii scoate pe gura aia, bă, muș, de la... Bă, du-te, bă, să bei cu tata, bă, trăiți-al familia ta, du-te și bea cu tata acolo, cu soldații lui tata. Du-te și bea cu soldații lui tata, bă, că m-ai zăpăcit. Nu se poate așa ceva să scoți mai prostii, domnule, asta ești nebun, că vezi că ești Dumnezeu sus și vede, mâncați-și gura ta. Fu-te în gură de bețiv. Cam și furat tricou, e puțin. Fu-te în gură de bețiv, o ce scoate pe gură, dar era să mă ce dracu și cu Andreas. Ia zi, Andreas, tu vezi, bă, ce spune asta face, e stresul ce să-i face. Păi... Doamne, ferește, mâncava și gura voastră. Auzi și voi. Dă-mi aici, fereca. Te-am dat pâine sau... Nu pe Instagram, mă, vezi că ți-am dat pe tine, că nu pot să intru. Da. Hai că mă duc eu cu stresul să caut fantome, dar nu împing eu într-o groapă de aia acolo să rămână. Hai să vedeți voi acum când... Mă duc eu cu stresul acum, dar nu împing într-o groapă de aia acolo rămâne. Și vlogul din Veneția vine în 2023, frate, nu am avut timp de nimic, Andrei Zlăcineanu, frate, crede-mă. Nu am avut timp de nimic, Andreea Zlăcineanu. Crede-mă din suflet că n-am avut timp de nimic. Deja e un vlog pe care trebuie să-l postez ăla cu caritabilul, cu incendiu, trebuie să-l postez pe canalul mare. Face și cu caritabilul Andreea secvențe, dăm toate live-urile, le postăm pe canalul mare. Ăla cu Veneția, avem de postat pe canalul mare vreo 4-5 materiale, da? N-am avut timp, frate. Voi credeți că e tot așa, să faci așa, ești nebun. Deci că eu mi-am dorit să se întâmple ce s-a întâmplat cu mama aia. Asta este, frate. Tu nu ești așa rău când ești bea, doar că faci oamenii să plângă cu tine? E, mai da, plânge și noi, mai ale. Acum, stai să ies după contul ăsta. Da, da. De la caritabile Andreea să pe ele când le-a luat morți în pulă cu câinii. Ce? Scarful? A, când v-ați certat, atunci ați început voi să vă certați? Să nu arăs parola șef? Nu ară, frate. Nu mai ară. Nu mai sunt așa de prost. Nu mai sunt așa de prost. Eram și luat un pic așa, am frezat atunci să mor, dacă te minte. Eram puțin giugiulit. Vezi că a primit ăla să-mi zică și mie. Da, acum. Citești doar moderatorii, scuze. Nu, frate, citești toate mesajele, frate. N-ai, stai miniștit. Sănătate să avem o genie că este timp pentru toate. Doamne ajută, frate, să fie bine pentru toată lumea, ești nebun. Stai să-mi dau și eu o comandă, două cola, două ceva, mâncavași, că nu mai pot. Dă niște țigarete. Da, bă, Ceturina, Cetur. A venit ăsta, mai venit, mă, Xela? Da, mă, sunt, dau telefoane să fac și o rost de un cont. Hai, fă cont, fă rost de cont. Iau și eu două, trei pachete de țigări, da, și așa, un bax de cola. Și ai... Ai făcut primul milion de euro? Ce ai, Gămane Ștefan? Uitați-l pe Gămane Ștefan. Gămane, Gămane, să-ți audă Dumnezeu, Gămane.
Auzi-l pe Găman, mă, ca faci gura fost. Gămane, Gămane, Gămane. Tu nu te auzi, Gămane, trăiți al familia. Te pomi, hai, mersi mult de donație, brother, îți mulțumesc mult din suflet. Hai, donată, Nemții, ce mai faci, mă, mai întreabă, mă, tata, mine? Da, da, tanța când vine. Tanța, clanța? Trebuie să vină într-o săptămână să facem acte, să facem toate nebunii. Să-i spui lui băiatul ăsta că îi mulțumesc foarte mult pentru gestul ăsta. Te bași pe live? Păi sunt live, mă, prostule. Nu tu, mă, pe tanță. S-o bag pe mama pe live. Imogen cu stresul, confruntarea și aurea. E, pula, ce aveți, mă? Era Betty și... Dă-și-mi un cont, Imogen, de CS2. Hai să spuneți care sunteți. Cred că e singur, doar tu ai. Nu pot să cred. Nu pot să cred. Trăiți ar familia. Dă-și-mi un cont, Imogen. N-am cont, m-am luat, n-am, acum am luat după live, acum, acum am luat. Acum am luat. Intru, dacă are... intru în joc, l-am și acum. Îl ai și tu? Te fut? Da. Bun. Gata. Învârtește roata, frate. O zi frumoasă tuturor, Mihai, nu-ți place cu 10 luni pe viața, mă, mulțumesc mult. Dar bine și că mor. Asta suntem pe spate, mă, dacă n-aveți ce să faceți, rămâneți aici alături de mine. Nu mă jumă Warzone, ești nebun la cap. Auzi, bă, mâncați și dorăm o blocul, bă, trăivar, familia voastră. Numai că mâine vine ăștia cu termopanele și n-am când să fac live. Și o să mai fac pe duminică seara ca să fac 3 live-uri pe săptămână, că știți, contractul e contract. Contractul e contract, GG drop, e GG drop. Pleacă după aia GG drop. Mai de gând să scoți mărci, bineînțeles că mai de gând să scoți mărci, dar trebuie gândită treaba. O să scoți și cu Money Calling, cu aia și cu toate nebunile. Doar că trebuie gândită toată treaba aceea. Hai, Xela, spuneți-mi, ăștia, Xela, Fereca, tu l-ai, da? Nu l-am, bro. Cu aia n-auzi că e singur. Auzi mesaj de la Răzvan Angel. Imogene, ești poznaș, năzdrăvan și nătăfleț. N-auzi sau oară, ești poznaș, nărăvaș și hai cu jantelii, te pup, Fane Barus, mulțumesc mult din suflet, frate. Fane Barus, donată 5 euro, hai cu jantelii alea blana. Yes, mersi mult cu jantelii. Cinci. Vă pup, vă alea, Mariene, ce faci, băi, Mariene, vă, fătute în gură, te aștept să la pare, ne jucăm ceva. Ana Spița, deci numai nume de astea pe aici, mai așa, mai așa. Ana Spița, Pet cu George, Manuel Cosmin, Andrei Cosmin, așa. Dă 100 de euro ție jenți, nu jante. Da, mă, nu știu să mă exprim. Nu le-am, bă, cu mașinile. Poți să cerți un om care nu le are? Că nu le-am, nu știu ce e jantă, genți, cauciuc, alea, nu știu. Eu pe benzină mea și merg cu ea, mă, fraților, da? Nu mă mai certați pe mine, că știți, bineînțeles, că nu le-am eu cu mașinile. Că știți că, bineînțeles, nu le-am eu cu mașinile. Ați văzut cum mă exprim? Cum am băgat, bineînțelesul acolo, care nu și-a mai rostul, e ca pula în pizdă, na? N-ai treabă să vorbești. O, Imogene, vorbește frumos, că se uită copiii astăzi. Iertați-mă, fraților. GG drop-ul Imogene, face și GG drop-ul, mâncați și gurata. O, oh, ce bere Y, te pup, băiatul meu, nu ne-am mai văzut în Malta, îmi pare rău, frate. Îmi pare rău. Am suc, am dăsta, dă zice, ghicește savoarea, băi, nemții, tu știi cum e sucul ăsta? Bubble gum, ești prost, sucul gust de gumă. Nu poți să bei, Daniel, n-ai cum. Ce, mai Fanta? Da, nu poți să bei. Ghicește, știi cine, ce, da, era să fac vorba un joc pe măsă, lupa la jumătate, doamne ferește. Cât ai dormit? Ce dracu, am dormit 5 ore. Dar mergem înainte, ce? Mergem înainte, n-am venit nicio treabă. Așteptăm să vină băieții să băgăm un CS2. Ne vedem pe 16, ne vedem, Andrei Cosmin, ne vedem. Dar ce e pe 16? A, eveniment, da, scuze. Deci, să vreau să merg la o majorată a mei, nu mă lasă, aș putea să plec după ce adorm. Ei, ce fac? Nu e bine, Robert. Nu e bine. Nu mă râde, mă, morții, mă, tine, prost. Donat, donat! Haide, bagă mâna-n buzunar! BANIA! Arunc pe mama pe geam! Donat! Cum ai venit și hai, donat! N-ai nicio treabă! Cu scaunul pe spate m-am aruncat! Lumea are nevoie de eroi! Donații sunteți voi! Donat, donat! Da. Te pup, Cozo, te pup, te pup. Hai ca să fac clan la Braila iar. Facem la bă, ce dracu vreau să zic, mă, că am uitat. Ce dracu am vrut să zic, mă, că am uitat, mă, că am uitat. Am uitat ce vreau să zic. A, nemții.
Bă, nu mai pune mă copiii ăștia, ești nebun să-și mintă părinții, băi. Mariane, dăm. Ascultați aici ce vă zic. Mariane, dăm și mie ce. Taci, e morță, măti, că vreau să zic ceva emoționant. Ascultați-mă puțin, copii. Părinții sunt comoara voastră. Singura comoară. De ce morți, măti, râs, mă? Hai, mă, zi. Ce să mai zic, mă, dacă tu așa prieten proșteam, bă, în pizda, mă, tine. Ce să mai mă, sunteți prea terminați, dați-vă dreptul. Lasă-mă, băiatul, că-i tânăr, să ducă păi... la majora ta în pula mea asta. Bă, își minte părinții să ducă la majora, futu spămăta în gură, dă, poate are 13 ani, nu mai gândești, nemții, nu mai vorbi n-are, prost. Păi să spună cât să n-are. Aaa, doamne, ce distrus e nemții, doamne. Du-te, bă, și fute, bă. Păi tu e, Sela, tu n-aveai nevoie să te ascunzi de părinți, că părinții tăi erau ascunși deja. Tu n-aveai nevoie să te ascunzi de părinți. Părinții tăi erau ascunși ei deja. Ce s-a mai făcut? Cum ți-am oferit lugagica mea? Orgasia le-a scuipat pe covor. Luci, mesaj de la Sebastiano. Te pup, băiatul meu, nu poți să citești de nația, din păcate suntem păzi și suntem family friendly, păzi, noi, când facem live, noi suntem family friendly, când suntem păzi. Pe seară, mai suntem așa, mai ne descurcăm un pic, dar pe zi, nu jurăm, decât îi luăm morții în pulă, Luxela și lunemții după Teamspeak. Bun, băi, Imogene, ce jenții tu cu 100 de euro de pe Wish, de unde? Păi cine, ce vezi tu 100 de euro, mă, sunt 700 puși în gol. Unde vezi tu? E 7-ile ăla, e un pic, uite-te sus acolo, care o zvâc ăla, așa, hâț? Nu vezi zvâcul ăla de la 7-ile? N-ai văzut zvâcul? Să nu înjur că e bunica lângă mine, să-ți trească bunica ta, Doamne ajută. Doamne ajută sănătate la bunica ta. One puff când Imogene. One puff în descriere, aveți link-ul direct. Ce, nu e link-ul în descriere? E link-ul în descriere, ia. Link către One Puff, aici, uitați-vă. Link către One Puff. Ăsta e cu pina colata, ăla e cu cola. Are gust de cola asta. Deci că sunt locomotivă. Auzi pe ăsta ce urmă. I-auzi. A venit bărul. A, ce, zice, de dimineață, unde bag și-o șurubul ăsta, mă, și au ce zice, îl bagi în pis, da, mă, zice la muncitorii pe balcon, mă, eu doar îmi beam. Auzi, mă, unde bag și-o, mă, șurubul ăsta, îl bagi în pis, da, mă, dormeam, zic, hai, că e bine și cu muncitorii ăștia. Dar n-auzi, am fost odată futut în gură, am mers la... Am fost la... Te duci la prieteni, mă, nemții. Te duci, te cheamă acasă. Prietenii, te cheamă acasă, e mă, sacutasul, să mănânci ceva, nu știu. M-a chemat odată un prieten la el acasă. Și acum, mă, sacutasul pe acolo, pe bucătărie, cu troboia, mă, înțeles? Și avea tasul, o damigeană de-aia de vișinat. Ai înțeles? Și pierduse dopul de la ea. Și asta a pus-o pe nevastă să caute dopul pe-n casă. Și caută aia dopul pe-n casă. E bun, mă, dopul ăsta mare, e bun să ți-l bagi în pistă. Am murit. Te pup, Ionuț Gagea, te pup. Te pup, Ionuț Gagea. Familie, dă nebun ce să faci, asta este. Mamă, Imogene, trecut ce pe tine, l-ai călcat cu mașina. Am dormit peste el, fraților. Am dormit peste el. Vând pereche de... Doamne, ce vorbe. Alexandru Cristian, să-i dau la mâine lui Sebi. Da, niște donații foarte consecvente, așa. Putea spune, dacă nu mă înșel. One puff cu gust de sarmale are cu ciorbă de perișoare și cu tângătită, dacă vrei. Hai, prietenii mei, hai, prietenii mei. Găsiți CS2 sau ce faceți? Ați plecat? Bă, dai, mi-ai spus. De ce mi se vede web-ul cu aia cu ramile alea așa, negre așa? Hai că mi-au cancel. Că-ți morții, mă, ți-a spus. A zis culoare. Bă, cum să... Cum mai zic negru, mă, cu bă, aia cum fac, asist? Cum fac asta aici, mă? Nu știu. Te-ai lăsat de țigări? Da, frate, m-a lăsat de țigări. M-a lăsat, frate, de țigări. M-a lăsat de ele. Dă-le dracu că nu fac bine. M-a lăsat de ele, dă-le dracu că uite aici. Ai sponsorizare? Am sponsorizare la ce vrei tu, la Wampav, la GG Drop. Mai vine și marketul acum, câteva zile vine și marketul. Mai avem și cu unii, mai avem și cu alții. Nu e problemă.
Dar vine bă cu ăla asta odată. Ia uite ce, ce beau. Mi-am pus apă de aia de la robinet în român adevărat, mă. Se l-am pus în asta așa de limonadă, apă de la ghiuvet și beau. Am calcare pe plămâni. Vezi că Pip cumpără membru la toți youtuberii, numai la tine nu? Șobolanul nu mă interesează, frate. Nu mă interesează pe mine. La mine ții membru dacă mă iubești și mă respecti. N-ai tu nevoie. În descriere ai link în descriere, frate. Link către OnePuff, scrie. Bă, hai mă să ne jucăm face-i că nu facem rost cu ei. Da. Trebuie să facem rost, e imposibil. Nu faci, mă. Trebuie să faci rost de ce se dă. Dar tu n-ai prieten Xela să moară, mă, ta. Că... N-are nimeni cu aia niciun prieten. Eu am trăit toată viața mea pe căpătat. Și ce înseamnă pe căpătat? Haine căpătate, totul căpătat. La mine așa era căpătat. Ți-a luat mama tricou. Mă uitat la tricou, avea 350 de purtări. Zic, las că e bun, mamă, dă uite, e căpătat. De la tante Lilița. Dar e bun, lasă că merge. Căpătat toată viața. Menționări pe Instagram, o să mă uit. Nu, te joci singur ce se dă. Și la ăștia la mine, la ăștia alor mei, să nu le ceri condă ce se dă pe Instagram, că primești numai poze cu pula. Zic, da cum? Și cu unghii la picioare, unul mi-a trimis poză cu măsa mare în coșciug. Deci nu vrei să știi, nu vrei să știi două ore, am vrut să fac condă ce se dă, că n-aveai cum să găsești pe aia buni, că-ți trimitea aia poze cu unghii, unul mi-a trimis un șopola mort, unul cu măsa mare în coșciug. N-ai ce să le cer, la aștia mei n-ai ce să, n-ai ce să le faci, că suntem o comedie totală, toți poți să-i blamezi. Opa, mesaj, am primit mesaj de la Ilaia, liniște șeful. I am live stream very right now, brother. I'm very right now, brother. Așa, paiu cu membru, îți mulțumesc mult din suflet, vă mulțumesc mult, membru. Mulțumesc că ți-ai luat membru. Cu ocazia asta ai scăpat și de herpes. The Sinet cu membru, uite mă că vin moderatorii acum, acum își cumpără moderatorii. Cu ocazia asta ai scăpat și membru, știi ce e? Ca să vă zic de acum, membru, voi vă luați acolo, eu primesc o sumă de bani, se adaugă la restul acolo așa grămadă și vin și mie bani odată pe lună. Salariu. Ăla e membru. Să vă zic pe drept, cum zic alții, domnule, luați-vă membru. Nu, frate, la mine nu primiți nimic. Nimic, pentru că nu vreau să fac asociere între ăștia normali și ea diferiți. Gen, între subscriber și membri. Am zis că fac grup de Telegram, vede, mă mai gândesc, dacă moderatorii ăștia n-ai ce grup de Telegram să faci, că ne luăm morți în pulă toți acolo, nebunii. Așa că, mamă, dacă îi dau un pumn la camera asta când blurează, așa, știi cum face, zvâng, zvâng, așa faci, îi dau, o fac 3D, o fac. Dar mine vă zic, da, cum, vă luați membru, nu vă luați membru, doamne ăștia, vă respect pe toți, vă iubesc, să fiți iubiți. Mulțumesc că ți-ai luat membru, cu ocazia asta ai scăpat și de herpes. Torpila, am eu cont de ce să doi, nu prea, mi se pare, numele tău nu-mi dă încredere, Torpila. Nu. Nu cred, eu nu, când scrie unul Torpila pe chat, eu am cont de ce să doi, nu. Vingențile, mă, vingențile, băi! Haide, bagă mâna în buzunar. Nu prea se donează ziua, băi, băieți, băi! Nu prea se donează ziua, băi, băieți! Cum ai venit și hai donat, cu scaunul pe spate m-am aruncat. Lumea are nevoie de eroi. Donații sunteți voi. Dona, dona! Te pup, te pup, Chidule. Chidu, șeful, a donat la toate caritabile posibile. Mi-a donat și mie, a donat la toată lumea. Te pup, Chidule. Mă înclin să fii sănătos, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Și mai vină și tu pe la evenimente, când mai ai timp înainte de evenimente, să mai faci tu ciste cu mici. Că ne stă bine cu ei în buzunar, știi ce zic? Da, dă 9 milioane. S-a cât a dat? 9 milioane. Păi dacă ați mâncat 45 de inși pe omul ăsta, omul ăsta a vrut să facă și la youtuberi. Ai înțeles? Și preda youtuber cu 2000 de abonați, că nu poți să zici când că nu e youtuber. Când a zis că plătește el, când a zis că plătește Kidu, să moară aia dacă eram toți la masă. S-au ridicat așa, plecat. Când s-a auzit, băi. Face Kidu, plătesc eu masă. Ata m-a auzit. În creier mi-am auzit. Era tate și cu... Zic să trăiești sănătate, Chidule, Dumnezeu sănătate. Ne-a ridicat o zălama să ne-a dus să ne facem treabă. Ce vorbești, mă? Păi și cu...
cu Mistera la fel, cu tovarășul nostru, Mistera, fratisul lui ăsta lui. Ia uite mă, mergem la restaurant și ce zice după? Dar după ce mâncăm, face plătesc eu. Zi, bă, și tu înainte, mâncați-și. Că dacă cei la, înainte că plătești tu, mergea și felul 1 și felul 2 și un desert, intra în bani. Nu mai mâncam și nici. Intra în bani. Au mâncat ceafa aia, mai să o ceafă să mă oare aia și era ceafa lui porcul, mama aia și de asta, ceafă. Dacă îmi zice de la bunicii, băgam și eu direct, și nu mai stăm pe spate, trebuie băgam, hâț! Am învățat tehnica aia, v-am mai spus-o vouă. Bă, ia mă banda. O, ce faci nemții? Ce faci nemții? N-aveai membru? N-aveam. De ce nemții n-aveai membru? Xarte! Băiatul meu care face... Tamnelul, forță! Ce faci, Xarte? Băiatul meu care donează... Care donează, scuze, m-am luat până înainte că ai donat tamneuri. Care face niște tamneuri. Te puc, Xarte. Te salut de la liceu, te salut Fulgerul Ninja. Auzi și pe ăsta, e Fulgerul Ninja, mâncat faci gura voastră. De unde vă puneți numele astea, bătă? Torpilă minunată? Ploaie sedentarizată? Ce dracu-s numele astea? Auzi, mă, Fulgerul Ninja, trăiți alfa. El e Ninja și Fulger în același timp. N-am mai avut membru, că nu mai aveam bani pe Revolut, mă, mui. A, n-ai mai avut bani pe Revolut? Cât câștigi pe lună, Imogene, cu plus și cu minusuri, frate, niciodată n-am venit fix. Cu plus și cu minusuri, nu avem un venit fix. Că sunt și contractele pe care le avem, evenimentele, bla bla, sunt multe chestii. Sunt mai mulți bani. Sunt mai mulți bani, nu sunt doar din donații cum vin haterii și care zic faci bani din donații. Bă, avem și evenimente, avem și contracte. Vara asta ai zis că ți-ai casă, nu? Da, și mă mut cu măta în ea. Și măta și mi-au în curte, îmi iau un puț de la cucitură de aia, știi, de scoți apă din puț. Te pui, Mihai, mersi mult de donații, hai să trăiești, să trăiești, Mihai. Și se dă măta pe citura aia așa. Hai chemi-l la cărei, bă. O, drunghii cu 25 de euro și capitanul ce apă cu membru. Nu se donează pe zi, băi băieți. Mama pulă că nu m-am supărat. Nu se donează pe zi, băi băieți. Ce se întâmplă în această zi minunat? Iisus e minunat! Ce am putut? Dar să nu mi-ai niciodată donația. Mă, răbdare că mai vorbesc și eu cu lumea. Uite, este și 2300 de oameni. Mai nu, dar zic sau să te... Taci! Scuze. Mulțumesc că scuze. Am tângătită de aia și mai țip așa la oamenii dragi. Mă, să faci revoltă. Taci! Scuzați-mă. Bun. Continuăm acest live. Ne sperii, Imogene. Nu vă speria, stați liniștit. Ana Spiță. M-a sperit tu cu numele tău, Ana Spiță. Auzi, Ana Spiță. Suntem și noi pe zi, avem și noi energie, putem să urlăm, numai știi ce zic? Ăștia care bat în tavan. Pe zi, energie. Unde scrie că nu am voie să țip? Țip, domne. Mă exteriorizez, domne. Pe aici și-a intră prostia și pe aici și-a iese. Și pe... Poate mai am muncitori ăștia, 25 de muncitori, nu-mi face capul atât. Bine, ce ții, mă, trăiți țară, familia ta, mai am muncitori ăștia, ta-mi fac cap, muncitori ăștia. Auzi? Dați volumul mai tare. Dacă vreți să faci momentul. Dacă tune tu mai tare. Hai de tune tu mai tare dacă vreți să te înclini. Că dar boța ta pe mare. Tu o fute pe băta mare. Bă. Fără mamaică. Fără mamaică. Da, e nașpa. Bun. Deci, lasă-mă mai la oamenii. Spuneți-mi, vă rog, prietenii mei nemții. Ferecă are ce se doi, nu? Ferecă, tu l-ai? Mirsuci? Nu are, mă, nimeni. Ferecă nu l-are. Hai să facem noi 2500 de like-uri. Uite ce a făcut ăla. Ați văzut tehnica asta? Ăla i-a bătut obrazul lui Pip și Pip a dat un membru cadou. Ați înțeles? I-a bătut obrazul. Am făcut și 970 de euro, stăm de 20.000, dar am făcut și 970, nu prea se donează pe zi așa. Iar începe lumea să ia de râsul meu cu ai. Fără mamaie că mi-a dat o ciorbă și am găsit proteza în ciorbă. Bă. Bă, e surând, bă. Determinați-vă, mă, cu prostile. Dă-mi, Andrei, scrie mie, dragule. Bă, nu-i pune pe ai mei să scrie pe Instagram, crede-mă, trază.
Andrei, nu că-l cunosc, îl cunosc pe Andrei. De bani. Ia uite-l pe Petrică. Te pup, Petrică, te pup. Mersi mult de donu. Chidon Fănică, mersi mult pentru un euro, viață. Mă fulge de torpile și el cu un euro. Auzi, dume, mă, să trăiască familia ta. Bă, suntem într-un univers paralel. A, lumină, lumină. Auzi, cine mi-a donat să trăiască ție? Fulgerul Torpilă, Ghidon Fănică și Patrică Naționalistul. Patrică Naționalistul, trăiți în familia ta. Îmi sperii iubita? Bă, măcar ai ce să, are ce să se sperie. Și ce zic? Nu ca la nemții. Iată la Iosif, îi place pula. Mulțumesc că ți-ai luat membru. Bun, Cosmin, cu Burisov, te pup, Cosmin, te pup, Cosmin. Ba da, bă, mătrăță, are dreptate băiatul ăla, să vezi că am un punct de mătrăță. Da, mă, avea dreptate băiatul ăla. Dar cât te-ai spălat la cap? La cap? Sau pe cap? M-am spălat la cap. Măta, se spală în creier, măta, când se spală și deschide scalpul, se spală în creier. Auziți ce poate să zic acești prieteni ai mei? Ce poate să zic acești prieteni ai mei? Sunteți cam distruși. Zi-mă când, ultima oară. Sincer? Înainte să pleci în Franța? Da, și bă, băi, nu fii bă prost, ești terminat, m-a spălat după Franța, ești prost? Ha? Ce râde ăla cu biscuiția populară în gura. Ce donații. M-a spălat acum 3 zile, frate. Gen pe cap. Pe cor m-a spălat acum 5. Nu mă, nu mai am. Acum 2 zile cred că m-a spălat. Ai salcât la cură. Auzi? Nici nu vreau să mincă. Să uite gaci că mi-a părat. Și a știe mai bine. Că la Andreas nu fac baie. Ba da. Mi-a dat mesaj să la ea. Eu ți-am spus, Xela. Eu ți-am spus că nu te pui cu ei. Eu ți-am spus că nu te pui cu ai mei. I-a trimis pula lui Xela? Și i-a trimis poză cu mine când stau întins pe canapea. Oh, Ciprian Mătreață cu un euro. Te pup, băiatul meu, Ciprian Mătreață. Te pup, să fii iubit. Da, nume și nume aici, nume și nume, băieți. Aproape 2000 jumătate de like-uri, 2400 de oameni, suntem 2000 jumătate. Îmi place, discutăm, gestionăm, calculăm, vorbilim. Am eu cont de CS2, sugi o ceapă, nu știu ce să zic. Viermi intestinale, a donat 2 euro. Doamne ferească să Dumnezeu, băi, băi nemți. S-a deschis portalul, mă? Da, e. Și am că mai faci live vineri, duminică, dar acum mi-ai făcut starea mult mai bună, guștere. Te pup, bă, boi, mă bucur. Mace apreciere, te pup, băiatul. Ce fumezi? Fumăm de toate. Ce apucăm până casă? Fumăm și mobila dacă n-avem țigări. Ion pula mică cu un euro cu tot cu taxe. Te pup, Ion pula mică. I-am de pup cu poștea să doneze acum. Auzi-l pe ăla cum râde, bă, râde cu tot cu ficat. Râde cu tot cu ficat. Adriane, cu te pup. Maxilar Andrei. Fai, trăiți ar familia ta. Cum să te cheme, mă, Maxilar Andrei? Manu Bombardieru. Ionus... mai zic nimic. Hai mă, o dăm pe de ăsta normal? Păi hai, pula mea, hai să ne jucăm. Bă, vorbește, bă, frumos, că e family friendly. Dacă vrei să faci momentul. Stella. Dacă vrei să iei momentul să se pandă, te mai dă muzica mai tare. Auzi, mă, hai, dă muzica mai tare. Cine a zis? Așa a zis. Te pup, hai, te pup cocoșul de la Giurgiu. Ganga Lexix 96 for life. Ce ai, bă, bă? Stai că eu încerc să-mi bag contul de Steam. Dacă vrei să faci o tură, dacă vrei să dai o tură pe șeseaua de centură și dă muzica mai tare. Așa dă muzica mai tare să o auzi pe băta mare. Deci intru la Steam. Cum era, mă, ca să intru aici? Pe ce, mă, pe Steam-ul tău? Wow, Ionuț Gage, acum că neură. Spor la bani și multă fericire. Ionuț Muci, n-a să-ți lobozi, o fut pe mama ta. Very... Doamne, ce e aici? Unde e la mă de la Steam? Ion, pedală. E nenorocire ce se întâmplă aici. A, uite schema aici. Gata, mă. Head and Shoulders, reclamă la șampon.
pauză puțin că se certă muncitorii. Labă de urs. Pauză puțin că se certă muncitorii. Te pup, Pizus Maximus. Vreau și o dedicație pentru prietena mea, Miruna. Ia vezi, Imogen. Ia vezi. Hai mă, zi! Stai mă să bagi un negativ de la frumos. Ia, dar nu-l aud că l-am păcut. Să fie de la Alexia pentru prietena ei minuna, Doamne ajută, dedicație frumoasă, doar la Radio Brutagna. Ui se vede în depărtare că mirunare tâmpla mare. Ui se vede în depărtare ce gure are miruna, băi frățioare. Zici că-i ștucă ca punucă și la curs spui că-i conductă, măi băi viață. Uite gură ce are, zici că suge supozitoare. Hai să fie pentru miruna, dă-i căste, 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 supap, da, 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 sup, 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 căste. Și acum pentru fratele meu, Sela. Mama lui când l-a făcut, a făcut așa și ce crezi a dispărut. Mama Luxe l-a plecat, l-a lăsat singur în pat, păi lume dragă. Nu se vede depărtare, se la mamă și tată nu are. Căste, căste, căste. Mă bupă tot să fiți iubiți, Doamne ajută. Zi frumoasă, rău de tot, alături la radio. Dacă n-au cu emoții aici așa. Muzică și veselie bună. Căste, dă-i, căste. Gata, mă râd destul pe ziua de asta. Auză, nu se conectează, stimă, mâncați-și gurat. Durul lugăboală, o dedicație pentru Rebecca, care a zis să rămânem prieteni. Vezi că asta-i cu totul în sens. Căte, 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 căte. Rebecca, tu ai plecat și-am rămas singur în pat, păi lume dragă. Dar o labă înădită, chiar dacă am pula mică, lume dragă. Nu se vede Rebecca, frate, că a plecat și m-a lăsat pe spate. Gata, aia, Doamne ajută. Aia și cu comedie facem aici, râdem și noi, mai râdem, mai glumim, mai alea. Dă-i, căste, 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 țucup, pa-țupa, țup, țup, țup. Maraciuca Sender. Bun, 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 bun. Hai, pregătiți-vă, băieți, intrăm într-un joc puternic. Gata cu dedicații de mâncava și mai facem noi o râdem, mai alea. Da, mă, nu stai în cântăreț acum, aceat. Nu suntem cântăreți, trăim bar, familia voastră acum. Ce facem? Mergem până anunț, dansăm, cântăm, ne răzmenim, ne crăcănim. Te pup, ai, te pup. La aia ți-a auzit, bă, pe Maru Gacicaru, mă, la conferința de presă ce i-a spus ăla, luați-a și pula în gură, auzi, mă, cum l-a jurat pe... Tu știi? Tu știi? Băi, luați-a și pula în gură! Stai să găsesc să moară mătă. Dar ai văzut lupta? Ia-l mă și pe misterat dacă n-a. Da, m-am uitat la luptă. Hai frate, mi-e vină cu asta, ne trolezi. M-a rugat gicarul, luați aș. Hai să-l băgăm pe ăsta în level 2. Hai să rugă, băieți. Salut, salut, salut. Trăiești, ce faci, bărbă? Ce faci, chidule? Trăiți ar familia ta, ești bine, sănătos? Așa râde nemți. Eram în trafic când v-am sunat. Aaa, scuză-mă pe noi. Bă, Enzo are cont, asta vreau să
Nu răspund de la telefon. Hai, vreau să facem un stack de la puternic rău de tot, să le demonstrăm la oameni cum ne ducem în level 10 toți, da? Hai. Mm-hmm. Hai. Hai, dă-mi invite pe Face. Dă-mi tu invite, faceți voi. Hai, faceți voi asta, că mai vorbim și eu cu oamenii, mai gesticulăm mai asta. Pătuc să la, că știi să mănânc. O, oh, Cati, Cati, Cati pe chat. Ioxela, te rog ceva, cer o morții mătii păcati cumva. Ioxela, te rog ceva, cer o morții tăi păcati tu cumva. Că aveți 6 ani băi frate și n-ai cerut-o până acum, dă termina jumate ce ești. Hai, frate. Hai, frate. Ăștia le place alea când fac căzde. Le place ea. Stai. Căzde, 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 tupam. Știi de unde știu asta cu căzde? Că țipa mama aia la găini. Căzde, 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 căzde. Bun. Hai, ce facem, cum facem, că energie, energie este, energie avem, dar nu avem spiritul civic constrâns al societății în care trăim. Mă duc la masă, că se bate clopotul. Vine imediat, Xela, se bate clopotul. Hai, care face? Hai, Xela, fă ăla. Așa, Xela. When the weather outside is... Ah, v-am dat invite la toți, nimic, dă-i. Păi dă-mi invite, coaie. Ți-am dat, coaie. And since you know place to... La mulți ani lui Dana, lui mama ta, să trăiască mama ta, Dana, să aibă parte de toată fericirea de lume. Doamna Dana, să trăiți multă sănătate. Că măcar dumneavoastră, doamna Dana, cu copilul dumneavoastră, rămas repete la toate materiile. V-ați chinuit să creșteți ghirla asta de copil, de-mi donează mie, de mă fură cardul și-mi donează mie, doamna Dana, nenorocitul ăsta de să cacă și nu se cerge la cur și umple toți chiloții de căcat, doamna Dana. Multă răbdare să aveți, doamna Dana. Te rog ăla să-i face, că nu sunt tânăt. Acum, tu-te-te-te-te, când fie, da? Salut, băieți! Salut! Salut! Începa, dă-mi fac ghema, ascultă, tu, dă-mi ascult, ciu-ciu, pieța, pedero! Apedero, ajut în ce fa, dă-mi fa, ghema, ascultă tot! Ajut în ce fa, dă-mi fa, ghema, ascultă tot! Ce m-a scurs? YouTube piesa, apedero, apedero, apedero! Apedero! Băieți, o zi frumoasă! Ia! Ia! Trebuie să văd dacă e Mădălin la casă. Că dacă e Mădălin la casă, mi-a și mie comanda. Hei, mă, am și o cerere la tine, ești acasică? Ce răzbașa? Au venit ăștia să-mi facă surpriză, chat, când m-am întors din Franța, mi-a făcut tort, mi-a venit cu tortul, tot, cu Cati, cu tot. Ce am zis, mă, să mă rămătă când v-am văzut? Și ia, mă, că faceți... A lăsat capul jos. Eram sigur că faceți de-astea cu aia. Mai ușor în pula mea că am un pece. Da, adevărat. Da, ce-au comandat din bag de colă și trei pachete de zile. Păi, unde, de unde știi de comanda asta? De unde știi de comanda asta? După live. Da, ți-au comandat de un bag de cola și 3 pachete de țigări. S-a uitat pe live. De unde știe de comanda asta? Cred că a și venit comanda, bă. Nu, ne-a venit comanda, trebuie să iasă pe balcon. A, da, puteți să treceți acum pe balcon. Stați așa. Cui? Da-ți-a ce, mă? Da-ți-a ce? Coaia, ăla era muncitor? Vai, mă.
eram ce? Păi ce, fă-i și tu reclamă la Instagram, la astea. Păi o promovare. Nu trebuie să-l trebuie schile. Mă duc să fum, ies. Bă, ce-ai mă... Mădălina? Nu, nu mai știu ce să mai zic, frate. Ai emoții? Nu e la măsat pentru 100 de euro? Și eu și mă, amândoi, Lorenzo. Te pup, Andrei, mersi. Ce a făcut? Atâta? Să moră familia mea dacă... A tu schis bătări la ușă și intra muncitorul cu sfoara la sub. Cu dalta mână. Da, bă, nu cu sfoara la sub braț. Cu sfoara la sub braț, bă, bă, ești prost. N-ai văzut și lui reacția lui ce a făcut? E ce pe balcon. Nu mai fac live, mă, că să lasă mucituriță. Ferească se Dumnezeu, mă, că... Ferească se Dumnezeu. Mă, că ți-a venit comanda. Gândeam, mama, așa, plombe. Nu mi-a venit comanda. Așteptăm. Ce râde, bobiță? Ce vreți, mă, mâncați? Și mai râde, mai alea și noi. Uuuu, mi-a luat și cheful dracu de live. Mă, și speria dracu. Ce râde Mădălina cu aia? Uitați-vă ce râde gura asta cu proteza în gură. Tu ai o proteză în gură. Cum n-ai cutie de pateu în gură? Nu, auto, uitați-o ceat cum stă picior peste picior și că e doamna Helancă. Doamna Helancă, cu aia. A, vrei să lasă ei singur? Da, mă, stai. Stai. Bă, vă mai sunteți pe tine, spui, mă? Da. Doamne, ferește, n-am trăit așa de când zice n-am trăit așa ceva? Bă, jur pe tata cu îmi poți recomanda o mașină între 1000 de euro? Cum se cheamă? Da, ia cum se... Forcada la mâncați ești gulată. Cutie de aia de prăjituri. Bă, aia e mașina mea. Eu am un forcada. De ce faci niște ce? Du-te bă de aici cu mașina, bagina 3 și scade roata aici, nebun la cap. E o mașină foarte bună. Ești foarte rău. Nu sunt rău. Ba da, ești foarte rău. Nu sunt rău, ai un tomberon în gură, Mădălina. Cât mai stai tomberon în gură? Și când zâmbește, face așa că poate să zâmbească. Poți să zâmbești, dar nu vreau. A plecat ăsta de aici? Ferească să Dumnezeu, cum să-i trebuie peste noi în casă cu sfoara la sub braț? Ce dracu am mâncat aici venit? A trecut așa pe mijlocul camerei. Avei chiloți. Ce? Bro, cu chiloții am șters pe aici aseară. Sunt o pereche de chiloți, mă, de la what the fuck, mă, de la. E doar o pereche de chiloți, mă, de la. Auzi. Ce? L-a luat pe sfoară, mă? Nu știu, bă, ce să... Ia uitați-vă, mă, ce să... Ce? A sunat la telefon? Nu mai înțeleg nimic ce se întâmplă casa asta, chat-i. E gata. O sfoară la sub braț? Da. Băi, băiatule, băi, Sela, să moară, mă, te-ai uitat pe live?
N-am văzut, dar a trecut cu delta mână. Altul, mă, altul. Fără promovare ceva. E bulevar la tine în casă? Da zi-le cu aia, că nu poți acum, ești nebun. Băi, e în pula mea cu balconul lor. Băi, mă, Dănina, vă mâncați. Hai să luăm atât puțin. Băi, Mario, nu se poate așa ceva, mă, ca să se spune. Băi, ai deschis ceva acolo, ai vreun spawn, ceva de să spawnează toți? Dar întoarce-te, bă, să-l prindem la mijloc, în pula mea. Ai făcut portal de la de Minecraft, dracu, de Nether, de la de vin toți de acolo, dracu. Bravo. Bravo, un băieț. Nu mai, mă, nu mai am nimic de zis, mă, mâncați, nu se mai poate să ceva ce. Mă joc ca rampa. Hai să câștigăm pe asta, mâncați, și pentru prietenii mei. Da, hai prietenii mei. Hai că după aia dacă așa. După aia lași lași pe muncitor să joacă. Cât o rundă cât. O viață fiecare. Da, să mă că rampa. La bemă. Mor și bat cuba cu muncitorul. Am dat flash. Am dat flash în rampa. Liniștește-te, morți, mă. Variantă Bomba. 3 rampă. 3 rampă. L-am ținut în variantă, l-am ținut piept în variantă. Da, mai aveam ce să fac acolo. M-a arătat să smog mamalea, dar la revedere. Mă duc să fac un mucitor pe live. Ce, pe care vreți să fii? Hai să dăm și noi un like, ce să facem noi 3 mii jumate, mâncava jumate, să-ți pe părinții, nepoții, toată lumea, că suntem pe la ei, mâncava și vreau, toată lumea. La B. Rampa 1. 1B. Hai mă, că i-auzeam în cură, mă. Au intrat mid, mă, proștilor. Bă, voi nu știți care e mid-ul, care e B-ul, care i-au futut vara asta în gură de proști, de prieteni idioți. Mid, ce să te joci, mă, mâncați-și gura ta, că nu mă se bucurește cap, mă, dar cap. Unde ultimul? Rampa. E low HP ăsta. Are 2 hituri de diva. La 3.000 jumate de like-uri, adu-mi muncitor pe live. Bravo. Deci mâine ne pun trămă panele? Mâine ne pun trămă panele? Da, mâine. Rămâna. Ți-am furat ace-ul, ești nebun. Mâine ne pun trămă panele, băi. Acum am nevoie de trămă panele, când m-a dat. Dă-mi smoke să dau rampă. Da, să nu mi-a răspălăt. Hai pe tine. Ce faci, mă, retardatule? Faci la abă. Mulți la, mulți la. Ghiți prin smoke, prin tot. Pe rampă, mulți. A dat. A luat pularul. Bomba. Ușor. Shot pe lat. Uite cum a văzut ăla sus, mă, la 2, mă. Era în urma să mă văd. Intră ăștia pe acum intră muncitorii la mine în casă. O, Alexandru, să mă cânt șeful, Doamne ajută șeful. Și un șeful pe chat. Bă, frate, nu du-te mă la B-ul ăla, băga mea și pula în gura ta. Nu vă mai jurați, mă, dați-vă dreacul, Dumnezeu. Hai, mă, că-mi bat. Aia zic. Bă, dar ești belea, bă, mâncat. Dar joacă, bă, la B, că așa am vorbit. Eu singur, mic și B. Câștigăm și noi meciul ăsta sau vom intra? 2 rampa. Execuție. 2 rampa. Da. Sigur? Nu știu unde să mai scrumez, bă! A dat mole, era în short. Îți dau flash, mă. Mid. E intra la B, mă. E deja intra, mă, sus la variant. Mid, bravo. Imogen doina. Wow. Mestre.
Ah, Doamne. Hai, Fulecu, oraș mic. Bă, du-te, bă, slobos, să te bată la becă, strala muie de handicapat. Mamă, ce să ieși. Bă, pe cine ieși, bă, mocitorii? Du-te tu singura. Ia-și la handicapatul ăsta de frate, mi-o n-ascultă în pula mea. E beu liber mereu, ești prost. S-aude, te uite. Hai, mită, hai, mită. Hai, că 3.000 jumate de like-uri dacă nu face vântă mucitorii în casă, vă zic acum. Mai e la 3.000 jumate de like-uri. Bravo, Xela. Încă unul, încă unul. Rampa 1. 2 rampa. Am făcut repicul, dar nu i-am dat nimic. Cred că trebuie să vină... Te pot mersi mult de donație, gladiator de femei din Mehedinți. Gladiatorul de femei din Mehedinți. Da, e ceva, nu se mai așa pe la noi pe live. Dacă nu facem 3.000 jumate de like-uri, intră muncitorii peste voi în casă. Vă zic de acum. Aceiași muncitori, gen. O să vedem. La 3.500 lași muncitorii să joace locul tău. La ce țipă ăla, mă, băga mea și pula în balconul lui? La 4.000 de like-uri vin minerii, bă. Am că meciul ăsta e pierdut, n-avem echipă de... Da, mă, taci, ce joacă! Păi tu nu vezi, bă, că mă, ești mai prost, nu prea mi-intră nimic, a 0 cu 1 cu 5. Păi dacă e la spatele tău... Hai la boost pe short. Hai, lasă boost-uri, nebunule. De oameni de boost, noi. E aproape la unul la... Unii short. Nu văd. Păcămești. PRK, îți dau flash. Bravo, ha, retrage-te acum, PRK. Ia telefonul, mă, dă-mi-a repede. Nu mai înțeleg ce se întâmplă, nimic. Bomba. Nu mai înțeleg unde sunt, ce se întâmplă, bă, băiatule, bă. Bă, ține-mă și tu site-ul ăla unul, mă. Păi ce vrei, mă, mâncați, dacă sună... Nu mai înțelege nimeni ce se întâmplă. Au intrat, stai. În stânga, după cutie. Hai, bă, dă-i Rashmit, Echo. Ce, Echo, bă, că sunteți terminați, rău de tot, bă. Hai, mă, bă, du-te mit, mă. Sunteți distruși, mă, sunteți distruși, rău de tot, bă, sunteți plămângi. Bă, numai la ouă l-au intrat cu ei. Hai, lasă-mă, că sunteți distruși, să mă oare aia dacă te mit. Bravo. Care mă, purple, mă? Ce faci, Xela? Putem așa în gura ta. Am luat flash, mâncați-și ăla. Rampă B2. Aveam flash, ești nebun. E intrat în pelul, imagine. Da, stai. Mă, ce fac în viața asta, mă, băi? Vreau să mă bag, să mă... Mă duc să vorbesc. Mă duc să vorbesc cu mucitorul ăsta, să pe groape, să mă bag în ea, că nu mai pot. Să-mi sap pe groapă, că nu mai pot. Nu mai pot mânca vajura voastră, suntem morți. La 4.000 de like-uri facem fan meeting pe balcon? Da, cu muncitori. Cred că mai bine nici ca în CS2. Da, mă. Da, te dăm comeback. Mulțumim mult pentru tot, Mădălina. Să-ți dăm Dumnezeu sănătate, Mădălina. Să-ți dăm Dumnezeu sănătate, Mădălina. Aută-l pe mistera ce ține acolo, bravo, mistera. Bă, tu n-ai dormit deloc? Deloc, fel, mâncat-o să mă 4 ore. Voi cum țineți mă, au mâncat bași gura voastră? Nu știu, mă, dar mereu bă, te terminați rău de tot, mă. Bă, las, bă, sunteți terminați rău de tot. Nemții! Să putrezească măta! Pula mea să fac, oia, scos unul! Oh, nu mă ajută no, nimeni! Futu-vă morți în gură, că echipa morților în gură să vă fut eu voastră și mâi. Dă distruși, băi, țar. Futu-vă morți în gură să vă... Lasaci, lasaci! Uite, mi-a luat un bax de cola. Bine că era rece, Mădălina. L-a ținut în găoaz. Vezi că poate să-ți vină mid, bă. Bricola? Hai, ia rundă. Mi-a zis că ai ținut în găoaz, de ce să mai vrea? Ia. Ia, ok, ok, rece. A fost recea cu 3 ani. Hai, că stai pe mid, frate. E la mine, frate. Bravo, mă, la rundă, bravo. Hai, încă puțin și face 3.000 jumate de like-uri. Dă-mă pularul încoace, mă. Sau lasă-l să joacă. A, așa, mă, mâncați. Hai, mă, să jucăm.
Ce ați primit aici, mă, ca vașgura voastră, ce fac cu mucitorii? Vreau să fac mucitorii mândri. Mm-hmm. Uite, bă, ce smoke-ul capul și de la level 3. Fă toți morții, mă, că spar monitorul ăsta. Bravo, mă, bravo, mă. Am dat flici de prampă. Bravo, Xela. Ce molotov am dat, vă place? Mă violează mid, bă. Vin să te ajut, vin să te ajut. Mica rampa, deocamdată. Rămâi tu aici, nu-i bine. De ce, mă? 3400 de like-uri. Auzi, bă, cade cu schela, bă, mâncat. Ce s-a trăit, bă, viață? Bă, nu faceți tot mutația. Bă, nu vă rotiți scoaie, bă! Lași, mă, cam eu au. Ia, nu s-a pușat. Ia uite-l pe Fereca. Ce faci, Fereca? Trăiți-ar familia să-ți trăiască. Bravo. Bravo, avem bombă. La B, nu? Bravo. Bravo. Mă sună Monicolin, răspuns sau nu răspund? Mă duc la pușcărie, direct. Am mai putut de nervi, trăiți-ar familia să vă trăiască. Auzi la cel lac. Da. Mi-a luat tot cheful muncitor, aveam un vibe frumos. Ceat, am avut un vibe atât de frumos. Ce treaba acolo, Paola? Hai de pula mea, hai du-te la venă. Băi, nu mai vorbiți, nu mai aud! Trași, ba! Hai da, molotov-ul pe măta în gură, da. Hai mă că sunt eco, nu ne bate ăștia necocoaie. Mamă. Hai că sunt eco. Arsă la 2 coaie. Păi trebuia să mă bag cu el, bă, n-aveam ce să fac. Uite-l pe nemții ce faci. Hai nemții, ia runda și să nu las polarul la fireață, e dracu de terminați. Păi, e variantă, variantă, smoke. Ha. Ia polarul, nemți. Unde? La mă, tampiste, e... CT, unde te duci? Păi zic coaie, unde e în pula mea, îți dau polar. Na. Dă-i polarul. Pula ta, că mă doare capul. Ce? Îmi sună Monic Calling. Tu când intri? Eu când intru, mâncați în gura ta, mă duc la pușcărie, direct, nu mai pot de la B ceva. Frate-mi, la B, ai grijă. Țineți, bă, țineți, băi! Hai, echipa mea! Bravo, mă. Bravo, băi. Plus, mă. Te retragi acum, misteratul, da? Plus. Bravo. Unu mid, unu mid, unu mid. Unu mid, unu mid. Unu mid. Bătut. Bomba, bomba. Tot acolo. Bravo, mă. Bravo, mă, bravo. S-a luat de tanța, prostule. Lasă-l să vorbească, mă. Lasă-l să vorbească. Lasă să vorbiți, mă, dărăguși și sfirați, e dracu, măcar eu am mamă. Eu simt o durere când vorbești de mama mea. Eu simt o durere când vorbești de mama mea, dar tu? Te pup, Cătălina, zis, te pup, te pup, te pup, te pup, te pup, te pup. 3000 jumate de like-uri, nu vă vin mucitorii pe balcon, aia zic, mânca, faci gura voastră. Rampa. Vezi că intră tare, intră tare, intră tare, rampă, intră tare, rampă, intră tare, rampă. Mai am 13 HP, s-a mă ratat. Am ratat, nu mai văd nimic. Nu mai știu ce se întâmplă. M-a bătut în smoke, coaie, ba, pula în el. Poate să vină, pare. Unde-i trecut, mister, a? Țineam pe ăla jos, s-au scat sus. Am știrea ta acolo. Acum o intrăm ăștia cu pistoalele de vă violat așa cu ai pau ăsta. E pula mea, că nu ține nimeni rampa aia, să-mi bat pula în ea. Nu vezi coaie moli, n-aveți nimic. S-a dat. Vă te rog o dedicație pentru fratele meu, Remus. Da, să străiască fratele, frate, să fie sănătos, mâncați-și curate. Eu să dau 2 pumini în monitoare. Ăștia se uită pe live, o, mă, că nu se uită nimeni pe live, am de nebunit la Activate Windows, asta e feblețea jocului, mâncați, să se apară Activate Windows acolo. Manole Andrei cu 10 ronde pe viața mea. Dreapta, rampa.
Mid unu, bă. Mid, mid ceva, mid ceva, mult. N-ai nicio șase remții acolo cu MP-ul ăla. Ei, pade mă, că mid, mid, mine. Au intrat trei în, trei în ramp. Unu, unu mid, unu mid, unu mid. Bătut, bătut, bătut mid-ul, bă. Vedeți la... Curtain. M-a lăsat. Bravo, rampă, rampă. Trebuie să nu fie saci. Poate, poate. Variantă, mă. Cu toți mă. Lați-mă. Nebunii mai. Mamă, dă-mi e polarul ăsta, mâncați și polar. Da, din la. Hai, bă, să-i fac. Hai să-i face spam, să-l enervăm pe Imogen. Hai că mă enervați dacă dacă îmi face spam. Hai că mă enervați dacă nu mai pot. Răspuns sau nu răspuns? Răspuns sau nu răspuns? Okay. Dau flash în rampă. Polar la vin. Băgat, mă. Doamne, câte flash-uri, nu mai ține nimic, mâncați aici. Era alb. N-am avut în viața mea chiloții alb, cum era alb acolo, mâncați aici gura ta alb. Hola, avem pacea jucătoare pe nevrea care are. Auzi-l pe la ură la B. Auzi-l. Auzi-l pe ăla. Urlă la B. Nu era, dar nu vezi că e bomba la noi, în pula picată. Hai de pule. Mamă, ce slab sunt. Ana, spui să-mi zici la mulți ani, nu? Adică zic la mulți ani, spui să-mi iubita, nu fac dedicații. Ai trec cu tas 4 pau la pe 4 iertică. La B, 2, 3. Aolo. Adineaur a vorbit și l-a murit. Adineaur a vorbit, bă, bate aia, nu știu ce, a murit. La B1, la B1. Bă, aaa, mă, cu aia, că tu joci CT, mâncați și pula ta. Care CT, mă, ce-i remunerat? Hai, lasă-mă, că-i bate la tălă, așteptați-mă, că aveam dalea, frumos. Wow! 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 Încă un... Da, ai, 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 ai! Spate, mă. Wow! Aaaa, era... A fost rând, dar ai simțit așa că e gen, cum ar fi. M-a luat de la ficiare. 3000 jumătate de like-uri, 3000 jumătate de like-uri. Imogen și Ospid, când mă prosteam eu mâncați și pulata pe YouTube-ul românesc, nu exista pe și Ospid. Puiul meu, Emanuel Toader, când mă spăcălăm băia mea cu picioare de până sus. Intrăm rampa, primii doi variante, restul rampă. Băiatul meu. Hai, de cum o fi, ha. Hai, mă, morți în mătică, eu rezolv aici, joc mai bine eu. Hai că ne ducem pe B dacă vreți, mă, facem pași și ne întoarcem. Vreți să ne întoarcem? Hai să ne întoarcem, mă, că ne știu cu aia. Hai, frate, mă, bagă. Păi dacă scoate și ăla ceva, a scos pula. TOO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 
On my way to plant. Vezi în spate, nemți. Mai multe detalii despre evenimentul la Ploiești nu pot acum, că urlu ca handicapatul. Bun numit. Bravo. Hai, nemții. Încă unul. Bravo. Bravo, băi, nemții. Dar eram, că e bomba de tine. Da, o faci tu să la pasta, să moară mătă, mă demonstrezi tu mie acum că te bați cu el și-l bați. Bravo, nemții. Bravo, băi, nemții, băi, primul ești în viața ta? N-am dat ese, minus 4. Vii pe 7 la Timișoara, Imogeniu plec la banchet. Mamă, dar cât să ne mă, 12 ani? Frate meu, trebuie să bagă unul mid-W acum, ține-l tu mic, mergem noi rașa dacă vrezi. Hai rașa, mă. Ia-te la Imogeniu, rașa. Hai, hai, lăsați-l. E rupt, mă. Te-am flyerit, prostule, verde. Te-am flyerit? Hai că și-am smocă șur. Da, mă, mi-e sără, bravo. Heaven. Bravo. Jos vine, Heaven, Heaven, jos Heaven, vine. Heaven. Bă, rampă, bă, bă! Da, pula mea echipă.
Nu te uiți, mă, morții, mă, ce cam urmă de tine, mă. Doamne, ce distrui sunteți, mă. Bă, măcare bomba, mă, bă, handicapatilor, de ce vă duceți, bă, ce te-ai? Sunteți distruși, bă, rău de tot, bă, sunteți prea distruși. Nu te uiți, mă, că... Dar nu te uiți că mor... Tu te dreacu, pula mea, de terminat. Nu vezi, bă, că dorm, bă, morții, mă, timur în spatele tău, de-aia nu ți-am zis nimic, am murit în spatele tău. Da, bă, info, fute-mă așa în gura ta. Să-și facă barza cu imla, mă, ta-n pizdă. Iar că m-am mai nervat. Bun flash. Hai! Da, la o parte putu spamă ta în gură să-ți... Pe mi-a dat flash. Ha, ia plantul. Ce smoke am dat? Cam 2 viață din spatele. Ia Augo ăsta de jos. O fac mor eu pe asta. Dați puțin că mi-a reușit. Trage, că e vezi că eu am 2 viață, nemții. Am vrut să dau flash-ul pentru CT, am greșit flash-ul și l-am dat și era lângă mine, mă, cava și pula voastră. Dacă puteți să credeți așa ceva pe pământul ăsta. Trăi var familia, mă. Am vrut să dau flash-ul pentru CT și am lăsat o baltă, gen, am vrut să fac o catrică, că l-am dat prost și el era lângă mine. Trăi var familia voastră să vă trăiască. Ai făcut o schemă, mai așa. Am dat o schemă, da, mi-a fugit, mi-a rupt un deget, că s-a dat la mic, mi-a rupt. Dar, mă, hai, tare pamă, cava jura voastră. Vă dau smoke acum, variantă. Se duce pe mine. Vă dau smoke variantă direct, bă. Dole tiure. Au ce zice unul cu aia. Dole tiure mi. A, că nu mai lasă așa. Lasă cum ai zis tu, baba. Lasă. Lasă cum ai. Pușează ram. Da, flash. Mamă, să-mi bat pula. La ce mai dai flash, mă? Mă, se termina tot. Ai, că a dat Molly la Saj, dacă e băga, mi-a și pula Molly la Saj. Coi, nu e nimeni la Saj, bă, l-am bătut, bă, terminat să-mi dezbăt. Bă, la, bă, tu, mă. Bra. Hai, plantează. Hai, plantează. Hai, plantează. Bravo, Xelo. Păi, țăr, familie, dar domne, mă știu asta acolo. L-ai văzut? Da, mă, lasă. Bravo, Xelo. Să mă joc cu mintea lui. Bravo, Xelo. Coi, că-s morți ăștia, că nu-i batem pe ăștia să-mi bag pula. Hai. Dă-i armă lui Imoge. Băi, după ce am intrat, nu mai dau splash-uri! Hai mă, intrați iar pe acu, aia, că sunt eco. Dacă dai iar flash de la intru în pulă. Păi ce? După aia semeni cu mama ta. Uite-te bă, ăla primul care intri, bă, putu-ți pe măta în gură să... Dai-te mă unul. Băi, uită-te la mine, pe ăla-i futus morții, mă, la primul care a intrat. Băi, când intri în pizda, mă, undeva pe o stradă, pe ușă, pe ceva, te uiți tu așa, stânga-dreapta în pizda, mă, când intri. Hai, mă, hai, mă. Băi, să se ducă unul short în pula mea. Dă-ți o armă, coi. Ia. Hai, mă, mișcă, mă. Bă, nu mai vă împărțiți, bă, coaie, că au eco, coaie, cred. Hai, mă, fără greși, că nu vin la vreme. Vino mă să-ți fac boost aici. Hai pe reca. Hai la B mă toți, aia e. Cred că deja e în spatele nostru. E polar la headshot. Baga mea și pula în polarul ăsta. Bă rămâi cu țălă tata și cea mai. Trecu la white. Oh.
Hai de bă, pula mea. Băi, voi l-ați văzut pe fereca? A căzut lângă gardă, trăiți seara familia ta să trăiesc. Am că vă bate ăla cu polarul pe toți cu aia. Băi, dai mă mid, mă, dai mă mid tare, mă. Eu mă duc la amba, pula. A nebunit te ăsta cu aurul, hai mă la, hai la. Du-te-n pa, băgam pula în aul tău. Lasă, fă gălăgie pe mid. Vezi că short-ul ăla, băgam mea și pula în short-ul, mă. Vezi mă pe variant. Mamă, dar nu mă bate ăsta în fiecare rundă, mă, dar nene pe pula ăsta. Ăsta e level 10, mă, ăsta joacă la... Heaven. La boost, la boost, la boost. La boost, nemții. Bravo. Hai mă, cât faceți runda asta. Că mai e la variantă, mai e la level 10 variantă. Nu mai îngloați. Să-mi bă pula, mam. Uite-a bomba, frate meu. Avem acest jucător... Oameni, bă. Ia vedeți. Bravo. Mai strani. Bă, asta. Nu mai merge, mă, tu, băi, de tu ești un distrus, bă, tu. Așa ți-ai căutat și poliția, dar nu ți-ai găsit niciodată morții, mă, de terminat. Nu mai ia, a, atâta știi morții, mă, te-ai învățat alfabetul, te-ai oprit la arte, ce morții, mă, te joci. Dă-te morții, mă, te dai. Păi dacă am în ea, atâta știi. Băi, nu mai fac. Du-te morții, mă, te joci și o tronul sărdă că pa, atâta. Du-te dracu' în pula mea de muist. Stai așa că ține ala polarul. Ba, lasă-mi bag pula în el, play. Lă-mi pula mea de play. Stai-mi să dau smoke nemții. E la white, bă, game și pula. Ajutați-mă, mă, bă, ajutați. Bă, uite-i pe ăștia rampă, bă, distruși ăștia, bă. Firea asta-i dracu, dă fecundații, dracu, ce sunteți. Hai, bă, să toi, bă. Dați-i funul, dați-i funul. Dați-i funul. Ultimii la B, bă. Bă, fiți atenți aici. Ieșim toți și intrăm muncitorii, B, frate. Intrăm muncitorii locul ăsta, că nu se poate. Mergem noi pe șantier, venim pe carapă. Nu se poate, mă luat, mai pot. Hai să facem 4000 de like-uri, 3751. Dacă nu facem 4000 de like-uri, vin muncitorii și vă bat. Am să mă pișe repede, că e pauză. Ah. E pauză, mă? Da, mă, e. Bun, s-a dat pauză, da? Bun. Fereca, Fereca. Fereca, uite-te la mine puțin, Fereca. Fereca. Vi. E mort. Poți, da? Da. Poți, bun. Nemții, uite-te la mine, nemții. Aici. Nemții. E să pișă. Mistera, ești aici, da? Xela. Da. Bun, trebuie să înțelegeți că noi în momentul ăsta suntem cei mai buni și mai devotați acestui joc. Și împreună și cu susținere și cu modestia pe care o avem, puteți să câștigăm acest meci. Vă rog frumos să dați cei mai buni din voi și vreau să mi arătați că noi suntem o echipă în momentul ăsta și câștigăm runda asta. Vrei? Cine suntem? Au! Au! Hai, zic. Mă lepă de satana. Hai. Hai, din mâncă, unde mergem? Hai. Unde mergem cu ai? Hai, electricienii, hai. Electricit. Am putea să intrăm mie cu smocon? Da, ești treacu de gură fără ești de gură. Băi, ascultați-mă, intrăm pe mid, da? Tare. Dăm smoc, CT și conector, da? Ce duci pe ea? De fapt, avem smoc, de... hai. Intrăm. Nu trebuie. Îți dau flash Xela, dar aici îl bați Xela. Futu-ți morții mătii nemții să-ți fut. Bagă-te. Bagă-te, îți dau flash iar. E conector cu polarul, hai. Poate mă bag primul, n-are nimic, dă-o morții. Dă bă smoke-ul ăla, bă, dă bă smoke, se distruși, mă duce. Mă, echipa morților voastre în gură să vă put eu voastră și mâine de terminat. Ți-vă dreacu de aici de unaniști. Du-te. Bă, tu ce morții, mă, te faci, bă, cât te piși, bă, futu-ți morții, mă, de elefant. Dă-te în pula mea, de aici ai umplut două hasnale de pișea, du-te, dracu, de terminat, tu, dracu. Cât te piși, bă, de idiotule. Dă-te, dracu, două cisterne, de pișea ți-ai umplut. Nu mai vorbim pis, da, mă, ți-s auzi și eu dacă mori în pula mea. Lasă-mă, dă-le morții, de aici, joc. Asta este. A făcut ăla 50 de fraguri în pula mea. A făcut măta. De retardat ce sunteți cu aia. Pula mea, level. Let's go! Băi, ești mort. Bă, diluați varianta aia, bă, că ne-a bătut de 15 ori din variantă.
Nu văd. Care ceva în variantă? Dau flash. Nu mai dau o pulă. Bravo. Mort. Doi la mine, ajutați-mă. E la headshot. Bravo, mă. Ați văzut, mă, că pe aia merge, bă, da, dar merge, tu merge. În pula mea că n-ai făcut nimic. În pula mea. Cum mă n-am bătut varianta? Bă, dar băgați-mă, mă, băgați-vă cu mine, vă rog eu frumos, coaie, când mă bag, vă rog eu frumos. Vă rog eu frumos, băgați-vă cu mine, coaie. Coaie, te-am dublat în pula mea. Unde ne băgăm? Mă duc cu el mid. Mă aduc în pula. Nu s-a băgat niciodată, nu s-a băgat acum, bravo nemții. Nu s-a băgat niciodată, mi s-a băgat acum acolo. E, efectiv, coaie. Hai mă, lua secundă asta. Vedeți că urme mici. Bază lui, în spate. Bine, în spate. În spate, bă, în spate, bă. Ia uite pe nemții, unde e nemții? Care albastru, coaie? Bravo, nemții. Bă, coaie, am bătut mid iar, că pușeam unul. Gata, liniștiți-vă, e bine, liniștiți-vă. Dați o pauză repede, mai avem o pauză? Calmați-vă. Mai aveți o pauză? Dați repede o pauză. Am pus-o pe măta. Hai că sunt eco, hai tare undeva că sunt eco. Liniștiți-vă puțin, liniștiți-vă că fac infract. Hai să batem mid-ul, coaie. Vezi că se bagă peste, îți dau peste. Se bagă ca o eco. Te pup oxigen. Bravo, mai un. Bravo, băi! La mine! Iar sunt primul, bă! Hai, dă-i W! Bă, nu mai suport să intru primul, bă! Futu-ți, bă, morții în gură să vă fudă distruși! Nu mai suport să intru primul, bă! Bă, intrați, bă, vă rog, bă, futu! Nu mai suport, mă, gata! Hai mă că-i bate. Am scrumat în col, am scrumat peste tot, du-te dreacu. Hai că-i bate. Mă duc cu polarul, dau oraș cu polarul. Două runde, dar și-o termina, mă, sunt prost rău de tot. Sunt terminat rău de tot, bă. Meriți semințe pe piept. Meriți să mai am muncitorii ăștia, să-mi dea cu schela pe gât. La 3, la 3, bă. Intră variantă, vine variantă. Fuck, nu trebuie să te mori. Lasă-ți, coaie. A ieșit la variantă când am trecut pe rampă, coaie, n-am mai ținut niciun variantă, coaie. Și ne-a bătut ăla de un variant. Liniștiți-vă puțin, mă sună Moni Calling, răspuns sau vomit? Hai să luăm runda asta, că dacă nu e GG, sunteți terminați. Ia-ți un pic mai încet. Ia, hai încet, hai încet. Așteaptă push-ul, Imogen. Ha. Bravo. Bravo. Ce-ai bătut, mid-ul? Da, da, sigur mai e unul aici. Mă duc cu mid-ul. Vezi care-s mă cu capul. Mamă, se joacă la level 10. Bravo. Hai la B, hai la B. Mamă, la B, 3 polare. Stai că avem smoke aici. Se vede din... depărtare. Omul cu caracter și valoare. Bravo, hai, hai. Mi s-a făcut foame acum, ce mănânc acum? Pulă, ce mănânc? Dorești ca să rezolv? Vine unul în față. City. Bravo. Bravo. Hai să luăm patru. Aproape 4000 de like, apreciat. Ce s-a întâmplat, mă? Ce cui să-i dau un mesaj să se întâmple? Hai ce? Tot așa încet, hai tot așa încet, coaie. Țineți cu polarele alea. Hai că e ultima rundă. Ce s-a întâmplat? A, ce s-aude, coaie? Îi trece rola motocicleta direct pe-n casă. Bă, ține mindul cu polarul, da, mă. Da, da, frate, auzi, mă, lucrează și la autostradă și... Frate, mă, bateau cu polarul. Sunt avansați, mă, să știi? Ăla e variantă, cum ține de obicei. La mid nu se bag. Ți-i variantă, frate, mi-o să mă bag eu în stânga? Da. Cine-i n-o boxe? Bravo. Bă, variantă, bă, tu level 10, bă. O dăm pe B? Hai, hai, imogene, că sunt secat. Hai pe B, hai pe B, hai pe B. Bă, e unul pușat din B, cred. Bă, e la Sash, la Sash, frate. Nu e pușat, să nu fie rampă. Nu e rampă. L-am bătut, am bătut 2 pe A, am bătut 2 pe A cu aia. A intrat la B. Frate meu, du-te W, bravo! Bravo, bravo, bravo! Bravo, 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 bravo. Aici. Okay, bravo, bravo!
Răspuns sau nu răspuns? Asta cred că vine din spate, e. E al nostru, e Excela, e Excela, e Excela. Axela. E din BA. Bravo, mă, GG. Asta zic. Hai, next. Hai cu like-urile la chat, la spontan, așa vreau să văd, asta zic. Asta zic, până începe și meciul ăsta acum, băgăm și un mare GG drop. Și până intru pe GG drop, vă bag așa un pic rău de tot. Oare, make your choice. Așa trebuie, băga și mele, până facem ei 4-1 la aici. Upgrade your drop. Codul de la router găsit în descriere. Take your bonus you see on the screen. And get the best for less. Fair odds for everyone. Open cases on GG Drop. Use the code to boost your balance. Mai jucați toți? Vreau și Maria să joace. Vrei Maria să joace? Lasă-mă pe Maria dacă... Bun, avem codul aici în descriere pentru rotire gratuită, codul Imogen pentru 10% de punere, 11% de punere. Aici luăm codul din descriere, de aici online, offline, bam, bam. Ăsta îl luăm și îl băgăm aici, bam, bam, și ne la pușcărie toți. Bun. Bă, lasă-o pe Maria, frate, mică. Enter the secret code. Bine, 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 bine. Hai că-l sun. Mă, să-l vopsesc cu tora acolo, acolo, pot. Am niciodată mi-a dat 10%, sau mi-a dat odată. Deschide niște cutii din astea de la mine. O mie, 198. Cred că mi-a scos 1000 ăla, a? 1489. Am făcut aproape dublu. Mă. Acum gherlă. Bă, nu. 20 de euro, bă, plus. Unde mi-e telefonul? Depărtare, omul cu iar, caracter și valoare. Eu căldură aici am în capaș gravată, nu mă imaginați. Am făcut 4.000 de like curaia, zic. Acum nu mai suntem pe plus, cred. No. Asta le dăm sel. Mai se face live diseară? Nu, diseară nu fără live. L-am făcut pe ăsta ca să... Că n-am cât să fac mâine chat, că mâine oricum mă duc la... Trebuie să mă duc la mea pe seară. Și termopanele se pun mâine, gen. Gherlă și ăsta. Gherlă și ăsta. Bagă și tu o muzică, dar ce crezi că suntem la pala și place să băgăm muzică populară pe fundal? Eu vorbesc, mă, cate, nu trebuie să bag muzică. Se vede din depărtare. Pala și are cutie, o să-i facă și lui cutie. Vă dați seama că durează 5 zile, nu? 5 zile. O săptămână, două, până face, până face design-ul, până toate alea durează. Mamă, 602. Ne omoară, mă, cate. Ce ghel împuțit. Vezi că vrea Nicola Vlăicoi să-i zici la mulți ani, mă, gen. Nicola Vlăicoi? Ah,
am un băiat. Să-mi bat pula în gura ta. O, bă, nu mă înjura. Dar nu te înjur. Mulțumesc mult din suflet. Mamă, ce recoare vine acum. Nu știu de unde, dar vine. Cum le-am așa de vreme? Păi n-avem cât să facem mâine, frate. Și mai facem duminică, cred. Chat. Te pup, Alex. Mersi mult de donație. Ce cod ai tu, mă? De depunere? Da. Imogen. Sau ăla, dacă vrei să dai la roată, e ăla din descriere. Nu, mă, nu. Codul de depunere. Imogen. Cu... cum? Cu litere mari, mici, pula mea? Imogen normal, am morții, măti. Im 0 gen? Ai. Ți-ai Imogen simplu, coaie, Imogen. Imogen. Imogen simplu. Da, asta e distrus mental, bă, băiatul. Pălămid, asta e distrus mental, bă, pălămid. Nu, 915, bă, dar îți face și 2000. Ai CS2? Ce zice, coaie? Bag după aia și umele CS2. Cum e tata lui Andreas? Nu știu, nu cred că e bine din ce am vorbit cu Andreas. Da, ți accept. De ce 2 de 10 în partea aia cu ai? Nu știu. What? A văzut pe Maria, mai bună așa, dar nu. Să scop banul după tine, Spic, tu erai la de băgai sunete? Mă, ce place harta asta. Să-mi bag pula morții voștri de handicapați. Dar ce au 2 de level 10? Hm? Nu știu, să-mi bag pula mie. Pot pune o poză cu tine pe Steam? Toată lumea a pus poză cu mine pe Steam, brodere. Ia să vedem ce mai face și omii de asta. Ia să mergem la joc. Nu poți arăta scrumiera? Am arătat-o, brodere. Ce vrei să vezi, o scrumiera plină? Așa. Că le convine. Să dormiți în gând. Ai dormit pe la 4 dimineața astăzi? Eu m-am uitat la serial, frate. Eu m-am uitat la serial, m-am uitat la ala cu avionul. Mai știu, mereu uit cum se numește. Mă uit mereu la el, dar uit mereu cum se numește serialul cu avionul. La sezonul 1, episodul 13, n-am înțeles nimic din el. Nimic n-am înțeles din el, nimic n-am înțeles. Manifest așa. Nimic n-am înțeles în serialul ăla, să mor dacă te mint. Văd, aia, au viziune, au... Nimic n-am înțeles. Așa, mhm. M-am uitat asupra natural, frate. Îmi place. M-am uitat asupra natural. E chiar tare. Haide. Stai, mă, că m-a stăt zăpăcit să mut web-ul ăsta pe stânga. Un gaming cu stresul când? Nu știu. Chiar nu știu. Eu aș băga, da. Și el a dat-o, cine nu mai vede, să nu mai-l vadă ei.
Unde suntem? My boys. Ah. Mie-mi place la Mirajul chat. Băga mea cu amel. E pe meu să scot mă banul, nu pot acum, frate. O să scot banul IPM. Preda. Preda IPM, nu? Preda e, nu? A, Preda e, mă, IPM. Preda e, da. Păi eu știu, mă, ce ban are ăsta cu e terminat rău de tot. Hai, Preda, încearcă să intre. Vrea să ne sperie acolo, ai văzut? Dispărea nebunul. Da, e... Apărea alergând. E un distrus mental, Preda. Uite, mă! Te pupă, mister. Hai, să vină și anul ăsta. Un simul de donație, băi, mister. Sunteți proști rău cu aia. Ăla stă afecam, pula mea. Păi trebuie să-ți scopa lui retardatul ăla, ce vrei să fac, ești, bă, prost? Are la... Hai, că dacă nu merge Excel-a... Da, suntem terminați, nu? Suntem distruși. Sunt indininata. Aoleu, Nicușor, ne jucăm, Nicușor. Ne jucăm, Nicușor, te rog, Nicușor. Ne jucăm, Nicușor. Ne jucăm, Nicușoare, te rog. De ce ne-ai zis nu în dimineața? Nu jucăm, dimineața. Nu dimineața. Nu am plătit dimineața. Intram tare la... Bă, nu mai vorbi. Bă, hai. Hai tare pe amă, hai. You spruced up knuckleheads ready to do this or what? Nu te întâlnă tot. Nu te întâlnă tot. Stai. Am bomba. Flashbang out. Bun. Salve, salve. Cine mă cite? Doi city. Uai. Îți dau flash, Marian. Nu mai da. Sergicon. Nu vă mai bateți, vă rog eu frumos. Fereca. Sergicon. Atât. Sergicon. Ok. Eu îi zic să nu mă mai bat, am vrut să trec. Bă, da, sunt prea prost, bă. Nu vă mai bateți, bă, că sunt prea prost. Bravo. Nu mai vă bate și la mâini pe secundă. Bă, dar era junglă, a zis Ter și Conă, retardatule mentalciști. Păi da, eu v-am zis. Păi și era junglă. Păi ia sărit în stări, slobod, ce vezi să rămân acolo? Hai, dăm rajă bine. Hai. Ne vedem pe și spre aminente, pup, David. Flashbang out. Smoking. Stingeți, bă! Stai! Jordan! Unde? Nu vorbiți deloc, bă, să moară mama dacă vă mint. Pe mine mă văd din față. Ai nemți. Bă, ăsta... Bă, coai, ați murit 3 inși, n-ați dat un info. Bă, un info, nu știam unde e. Gata, mă, relaxați-vă, că am luat unde, hai. Ce vrei să zic? Ne băteau ăștia la eco, mâncava și gura voastră, haide. Mergem înainte. Dai de jump? Ai dat jump-ul? Sper că da. Ca idee. Gata, dreapta window. Nu m-am cumpărat ăștia, mă, la doua rundă. Connector. Short. Uite ce poziție la default, mă. Ia runda lor asta, mă, trebuie să jucăm împreună, mă, că e jale. Imogine vii la Timișoara, da. O să trească să pun alea în descriere, că am uitat să le pun în capa și gura voastră, link-urile. Stați așa puțin. Doi mid băgați, mă, spate. Păi esportskings.ro, mă, găsiți toate detaliile la orice vreți voi despre evenimentul ăsta. Deci esportsking.ro. Ca pula, l-am auzit în stânga, du-te morți. Esportskings.ro. Aici îl găsiți. Hai tare problemă. Luați de stins.
Luați-o smoc. N-am. Da flash pe geam. Unde scrie acolo cu ce mulor vin acolo ne vedem. N-are mă nimeni smoc, e bine. Am eu, am eu. Hai că vă dau flash pe geam. Hai. Nu văd. Bravo. Bravo. E doar, e doar. E doar. E geam, la bucătărie. Ce molotov mi-a dat, mă? Ce molotov mi-a dat? Ok, plantez, da. Ce Rolex ai la mănânci, că e seria, că îți place caracterul? Îți place rău de tot? 4.180 de like-uri, aia zic. Aia zic. Mai facem una sau forță? În planta coi avem 5 din pula mea. Ai, pe dracu să te ia, păi tu n-ai tap? Păi voi ați forța coi. Hai să ne bate cu Iana, coi, hai să ne bate cu Iana. Lasă la default, aia e poziția lui de default. Pe rush sau pe scoscocuri, ce vrei? Da. O să dau mult o. Stai, stai să dau junglă și eu, stai așa, aveți răbdare. Da. Și intrăm și dați mole la default cu aia, dar n-avem om în palat. Ți-a apărut ăla, da? La cât dăm, mă? Hai, dă-i, dă-i acolo. Stingeți pula, stingem. Băga mea și pula. Unul la stairs. Clap. Sub palat, cred că m-a bătut. Sub palat sau palat? Bravo. Mort, mort, mort. Vrea să intre unul din palat, mă. 2 vs 2 sunteți. Păi v-am zis, dar la început cu aia. Plantez. Unul singur, singur, singur. Aia, pula mea. Da, mă, trebuie să ne întreb și într-un palat. Coaie, care nu dă smog, du-te unul în palat, că a bătut ăla 2 inși, coaie. Nu mai urmă, că mai nervi, măcar, ce, mă, am usat așa nervos. Știu că ați mers 2 inși. Se întâmplă așa. Hai, hai. În loc să facem și izul. Dacă mă aveam 3 spikes. Ia dă și mie bomba aia, mă, duceți-vă la B. Dați-mi bomba și duceți-vă la B. Dar trebuie să batem om. A pușat? Nu, băgat în palat, e băgat în palat. Că a pușat mid-ul, nu, mă. Băgați-vă la B, mă. Stai, stai, stai! Ce-ai dat, mă? El știe, mă. Am dat flash pe geam, mă, nu iei tu flash-ul ăla. Nu ne știa cu aia. Sunt doi. Nu te știa, mă. În spate, mă. Din spate, din under. Da, pula. Îs 3B, îs 3B. Hai o dată, șortule. Trebuie să mă știe pe mine, e imposibil, trebuie să mă verifice aici. Cum să stai mă așa, mă, dar cum să stai așa? Ține palatul, nu te leg. Morților. Ce voia să fac asta? Nu, nu pot să înțeleg. Să o fută pe masă. Eu chiar nu pot să înțeleg, sincer vă zic. Nu știu, nu pot să-mi explic, în fine. Bă, dacă mergi în contact la BNMT, de ce dai flash-ul ăla? Să pușeze mid-ul. Ai în pula mea răbdare, te grăbești. Ați dat ceva mid-ul? Nu, nu s-a dat nimic. Care a fost cei care rupt de ceva mid-ul? Flashback. Short, 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 short. Galben, poți să ieși? Da, da. Unu-i con. Unu-i gem. Nimica upstairs. Să știu că să-i shoot. Secat, secat, short. Short, short, short. Con, con. E la septa. Nu! Hai, da, pur. Con. Bravo. 3v1, 3v1. Păi să nu fie țită. Nu, nu văzut ce te... Plantez de col. De ce nu pune-mă la navi, mă? Titi. Titi. Sigur? Ați auzit? Da, da. L-a auzit Imogen, da. Aaa, păi el fuge și se întoarce înapoi. Bine, aproape de Imogen. Ține-mă în stânga, mă.
N-am glanțe. Păi să mă te apă, ești rău de tot, bă. Aici, în față, bombă. Ești rău de tot, Xela, ți-am zis că n-am glanțe. Hai, mă, coaie, să-mi bag pula în tine, coaie, Xela. Păi ți-am zis să mă țin stânga. Păi n-am glanțe, morții. Unde te țin, bă, stânga, morții, mătii, dacă era CT? De unde te țin în stânga, futu-ți morții, mătii de prost? Ține bine, mă, la cross, dacă treci la cutie, dar... E nebun, mă, coaie. Dar tu-mi pis, da, mătii, dar cum să te țin în stânga, coaie? Da, mă, distrus, sunteți, bă, sunteți distrus, dă-o de tot. Da, mă, las-o morții, de aici. Cum să te țin în stânga dacă el venea din dreapta? Nu pot să înțeleg, mă, morții, mătii, ce info-uri dai. Dar lasă treacă, ești retardat mental. Îl țineam în dreapta. Tu în stânga. Sure, sure. Nice. Ia, acum nimeni nu se mai fac. M-am enervat, gata, la revedere. Bravo. A tot mid? Con în dreapta, con în dreapta cu polarul, spre junglă. Mort? Ce faci, mă, Zatin? Îți dai info singur? Bă, Xela, nu te-ai pierdut runda aia acolo niciodată, bă, să mor. Și Mariane, coaie, să-mi bag cu la măta, Mariane. Coaie, să-mi țin stânga, coaie, să te dai într-o parte și îl țineai în stânga și eu te țineam în dreapta și dreapta și stăteam cross amândoi, coaie. Te enervezi ca nebun în pula coaie, mea. Coaie, pe mine mă știa, mi-a făcut strafe-și, prost? Păi da, te dădeai în spate, te dădeai în spate, țineai stânga cu tine. Și eu țineam în dreapta, și aia era. Ce țineam stânga, mă, morții, mă, te lăs. Hai, bă, calmați-vă, a trecut, la a trecut runda. Da, da, mă, liops. Ceva? Nu avem om pe mid, coaie, ne pușează ăștia pe mid. M-a văzut, mă. Sters. Polar, polar pe B. M-a bătut Sters, piși pe el. Păi ți-am zis? Eu, unde ți-am scrie? Păi da, dar m-a tras mai bine. Bravo, Mariene, haide. Hai, Mariene. Vezi, simt. Bravo, bravo. Am dat flash. Doi erau un doi, era polar. CT, Titi. Short. Ce ai bătut? Te-a bătut short-ul. Coi, eram deja trecut după cutie cu... Nu, înțeleg, mă, ultimul City, polar. V-a plăcut smoke-ul ăla? Pe utilită? Sunt next level, ești nebun. Le-am învățat de la fel. Vii, te aștept. Vii? Da, da, lasă-mă pe ăsta, așteaptă-l pe ăsta. Dar oricum cred că se bagă peste tine. Dar nu cred că se bagă peste tine, care... 200 de meciuri, level 10. E în colț, scoaie, te știe, te știe. Mamă, de cine mai tras, mă? Era oricum. E real, copilist. Da, tu, da, tu de ce ai făcut pic, mă, cu metri? Păi era ăla deja CT, mă, coaie. Era al nostru CT să iasă pe el. Nu știam că e spre site. Deci a venit ăsta, zici, care cojoace de-alea avea în picioare. Zici că avea muște. E ca unul, dreapta mea. Trecu la stairs. Or led, or... More thunder, more thunder. Hai la stairs. Mor. Nimic a spălat. Am au. Care mai avem Windows 11 sau Windows 10 la gaming? Habar n-am, nu știu. Nu vezi că am Windows 11 dracu, nici e băgată licentă, dar nu apare Windows pe ecran dracu. E CT. CT, vine W. Bravo, mașina, da. Hai să mai luăm acum, nu, ca lume. Care l-ați bătut pe primul de la ei? Ce? Care l-ați bătut pe primul de la ei? Marian, l-a bătut. Nu ai bătut tu, mă, mid? Nu. Cum nu? Cred că da, Imogen l-a bătut. Nu l-am bătut eu primul, a treilea, mă. Nu, mă, Marian l-a bătut primul. Eu l-am bătut, acum am dat direct. Au eco, bă, trebuie să stăm toți cu aia. Au eco, aveți grijă pe mid. Nu știu, am cărat două flash-uri pe aia. La tripla? Ui, cum ține, tripla. Sofie stacă, mă. Short.
Short, Imogene. Vă dau smoke în mijloc. Pune ratul pe aici. Doi în amă. Unul tichete, unul la fire. La... Bate și tichetele alea. Te-am văzut pe strada, dar mi-a fost rușine să vin să facem o poză. De ce, brodere? Doamne, fericit. Tichete, mă. Rușine, frate. Doi la B, mă. Da, mă, că l-a găsut skill-ul ăsta. Unul se rătește din city. Uite ce striper face ăsta, restul. Mi-am țibat el pe ăla după mine, mă, mucață și gura ta. El mă ține unul aici, mă, coaie. A, pula, Imogene. Păi nu, dar unde să știu? Morții păi, mătii. Dar nu stăteam ca prost așa. Ba, să city, poate mă. Să stai și ca prostul. Aveai timp, că... Ai, mă, coaie, că ne-a bătut la eco, coaie. Băga mea și pula în jungla voastră când vă zic că iau liber. Vă dau un polar? Ah, pula, n-ai bani dacă. Hai că am. Dă-mi polar. Ești prea terminat, ești distrus mental, ești prea distrus. Ești prea distrus. Ia, ești prea mental, mă, dacă sunt pula, mă. A cumpărat amândoi în același timp. Deci nu. Băgat am dat smoke, stairs și... Am băgat pala? Am dat pop! Vezi la bancă, băi! Băgat pala, mă! Bravo! Tichete! Bravo, mă, băieți! Hai, bă, pula! Con, mă, con, con! Con, mai am doi viață! Nu mă țin favoare, liniștește-te aici, bro! Con! Unde, unde? Con. Te ține cu polarul. Avansați de la triple, nu stați Tetris, vă rog eu frumos, că vă înjur. Dar vă înjur rău. Pace pe Hitler, Hristosul mătii pe recar. Am dat 7-3. Hristosul. Dacă n-am început 3000 de țigări și n-am terminat niciuna cu aia, l-am lăsat. Hai mă, tare la B, tare la B, hai tare la B. Hai. Hai că am smoke sting. Care râsul de hiena? Nemții. Nemții de râs. Dau un flash și vin la B. E-s primul, la smoke în spate, aveți smoke? Am decât mă oleare, îi mă jac smoke și... Dau flash pe geam. Stinge, stingeam ei, pula să mă stingi. Păi smoke pe tine, terminat de dracu care e. Băi, coaie, cum să sting eu? Sight, mai gen. Asta e peste tot, ăla cu 4x3, era la B acum. Am uitat să sting să moară, mamă, dar n-am uitat să sting, jur. M-a fost pe ăsta cu să mă pălcească la zbuie. Păi sunt primul, coaie, m-am dus. Am fost al doilea, era cu Molly prin mână. Hai, mai încercăm la B odată. Hai de pula mea. Nu, mă, stau că tu merge pe mine și ne bate aia pe mine. Dacă stau să mereca cu scout. Avem smoke? Iar am totul. Bă, eu îl înjur. Mor? Înjură. Dă, stinge, stinge-mi pizda, mă, mor. Stinge-ți, mă! Stinge coaie că tot tu ai smoke. Imigen! Dar de ce nu vă luați, mă, în capașul ăla? Bă, bă, vă înjur, bă, găbești pula rasa voastră să-mi bat! Determinați mental! N-aveți o smocă morții voștri de 3 runde, cu bă morții în gură să vă fudă distruși. Bă, găbești pula rasa voastră! Plecat în spate. Să vă fum mamele până vă clănțele dinții în gură, dați-vă morții voștri de distruși, să vin eu morții mamei voastre de... Din Timișoara să vă dau smoke, dați-vă bă smoke în morții voștri de distruși. Ți-vă în pula mea, n-aveți de 3 runde, n-aveți smoke, mă, sunteți distruși mental. Dați-vă dracu morții voștri de distruși. De 3 runde n-aveți smoke, coaie, nu se poate așa ceva, nici acum n-aveți, mă. Uite-l pe fere care are smoke, nici acum Marian și el. Nu am dat, am dat, CT, am dat, CT. Unu-i sus la palat. Defer. Are gapă, gamea și pula în el. Jumate viață. Sper și jos. Dacă nu ieși din pala ne-l tine să facem lui. Are vedere, mă, Lanches. Să-mi distrugi mentalul. Îi batem pe counter. Merităm să vină muncitorul ăștia să joace și să ne punem pe schelă să muncim. Băi, îi batem pe counter. Bă, ce vrei să joci cu Fereca? Că îi se blochează creierul când dai un micu.
Ce pumn am dat în camera de mea, rup degetul, mâncați și gura. Nu mai înțeleg de ce ne-a dat cu ăștia, oricum cu ei să jucăm. Hai, care, cum stați? Vorbiți. Level 10. Cum stați? Îi dat 2 de level 10 cu aia. Mă duc. Sunt 2 de level 10, mă. Da, nu înțeleg de ce pula mea. Da, dar unul are 200 de meciuri. Te duci tu? Da. Da. Ramp. Păi rampă. Băgați. E da. Unul palace, unul semiș. Bravo, nemții. Rampă, mă. Ajută-l, mă. Hai, mă, dă-te morții, ăsta-i cu level 10. Stai ascuns, la că nu te știi. Level 10, 200 de meciuri, futu-ți rasa, mă. E sclav ăsta. Da. Aveți grijă acum, mă, pula mea. Mă duc în under și vă dau info. Stați 2B. Dau smoke în rampă. Mă aduc B și eu. Du-te undeva aproape de palat, mă duc spre conector. Când ai după ai nici ușor. Vezi că simt doar. Aici stau, backside. Pulză rampă. Du-te. Mortul nu rampă. Bă! Sens că s-o deep. Păi! Bă! Ce faceți, mă? Doamne, mâncă. Ce faceți, mă? Vă bate în locuri, mă, distrușilor. Unde, mă, ultimul? Unde e ultimul? Era palat. Site. Inside, mă. Bă, ce ține-i, FNK? Ți-a zis coaie, ți-a zis că s-au dip. Nici m-am donat să le pus aici. Bă, te-ai băgat în nișa, a spus coaie, mi-a intrat palat, mi-a intrat rampă. L-ai dă pe bicicletă? Insta, window. Am dat pe Schmidt. Care ați dat smoke-ul în con? Ei. Short. Ramp. Short intrat? Ramp. Încă unul mid. Mă știe, mă, unul mid. Se la bagă. Leader băga, mă. Și scaun. Bă, dar ce faceți pe midul ăsta, mă, mâncavaș? Ei, am bătut tot, m-am dat în unul. Lasă-mă de la morțile de-o și de mai știu și altă dată, mă. Short l-ai văzut? Da, nu știu ce faceți, mă piși pe voi. Asta este. Nu se mai căra smoke-ul ăla în cornu. Păi de nu, al doilea l-am dat eu, primul l-au dat ei. Ăla aiurea. Că gen, dacă îmi dau one way in under, eu nu mai văd de smoke-ul. Vreau să bat mai mulți pe mine. Flash rampă. Flash mid. Da, mă gara rampă, mă. Bravo, mă, nemții, mă. Under mortal. Bravo, mă, băieți, mă. Dar ce e, băi, 13, ce să mă? La firebox, mă, cava și-a intrat. Mi-a intrat site. În site, Maria. E stânga. În stânga. Vezi doi, vim. Cel mai spontan. Tichete? De unde trage la tichete? Bine, pe voi, mă. Da, bine, mă. Doamne, ce vă face ăsta? Da, să o fac. N-am nicio șansă aici. Bravo. Ia uitați-vă la ăla ce face. Da, mare, morții. Ia, vă dau o armă. Ia, perfect. Ia, da. A luat o armă, este o armă. Hai, armă cu tine. Aruncă un flash, pere ca pe mine. Nu! Mă bag pe ala, mă, să mă bag cu ăla. Mă piși pe-l de jos. Nu scai flash pe tine. Te străină. Mă duc acum la bine. Nimic palat. Top mint liber. La B, mă? Ok, contact B. Cred că e contact, că n-am auzit pe așa. Să iau eu info din acum.
Mid? Nimic, Alder. Nimic, mid. Baza, ei se întorc spre TV. Spre? Să duc pa. Du-te pa, du-te pa. Stați doia. Cred că e fake, unde? Stai ascuns, Simogen. Intră rampă, intră rampă, tare. Ține-mă. Poți să dau mol, ia. Sunt pe la, nu te țin, nu te țin, nu te țin, nu te țin. Bravo. Bravo. Bravo, mă. Ultimul e ăla care a dat utilități. E mid ăla de-a cărat cu aia. Bravo. Bravo. Vrea armă, cineva vrea armă? Ia ca o. Dați-și mie, aveți? Am rătini în cap. Dar ne bate ăștia, mă, că nu e noi. Da, bă, tași și joacă, bro. Ne facem greșeli, mă, mă. Mid ieșiți, mid ieșiți, am smoke în window. Încă doi, încă doi. Hai, băgați-vă mid. Salt, salt, ne dam un ușor. Scaun, scaun, mă. Îți dau smoke pe ala. Da, trebuie să ieși cu mine, mă, fereastră, să te bați cu mine, să alea, ca acolo. Încă unul top. Mă țineam palat, v-am dat smoke palat. Unde era, mă? Top mid 1. Păi ăștia să duc under pula. Hai cu aia, lăsați-mă cu Red Manicru și a 7, aveți plămâni în creier, ce dracu aveți? M-ați zăpăcit. Ce-a văzut? Nice try, mă, m-am zis, mă, că nu e meciul nostru ăsta. Mamă, 6 HP, băga-mea și pula în rasa lui. Păi am dat, da, prima oară i-am dat lui, băga-mea. Păi eu forțez, bă, pula. Stai și eu, mi-am pe 9 și mă bagă. Din rampa de la tichet. Bagă, dar pe degeaba asta, mă, nu-i duc. The smoke shot. Let's make this Reyes rain. Decoy's out. Pleci din rampă, nu văd. Troy flashbang. Faci B, faci B. Se duc la B, se duc la B, se duc la B, se duc la B, se duc la B. Bomba, bă. Bomba. Bă, con, da. Con. Bravo, nemți. Unu pe site-a. Doi pe. Fie Andra, băgat din cuvânt, da. Vrei prea multit, Andra. Ia, ia. Îți doi pe A deja. Ai gap acolo. Te piși pe legat. Deja e junglă cu aia. Ia pe puli. Nu uitați-mi la asta. A dat-o glod. Ia pe pisti. N-ai, mă, nu. Noi suntem echipă să scuie semințe pe noi, mă, nu să ne jucăm. Am că i-am bătut pe aia pe verde. Ce vorbești, mă, nu le-am dat șansă. Să joacă mai bine cu aia. Bălea, era o ea. Era 1 de 10 și la aia. Da, bă, da. 1 de 10 și restul tot așa, 6, 4. Dă smoke ăla în rampă, mă. Ești pe el de smoke, mă. Are cap, are cap! Are cap. Mie. Uite-te, mă, uite-te la faza asta. De ce n-a murit ăsta? Să-ți trăiască familia ta? Încă unul rampă, dar de ce nu a murit ăsta? Îți doi se cas pe am arene. Doi au cap. Ce te? Da. Bă! Tichete sus unul. Tichete, stai că n-avea gloanțe ca o băie. Asta merge în B, mă.
A dat flash. Tot acolo. Cea mai bună decizie, arunci armă și se scautul. E la B, e la B, e la B, e la B, e la B. Și ăsta a plecat? Da, era, te ține jungla acum. Hai, GG. GG, ne mai jucăm, mă, dacă e da. Ce faci, mă, nu mai joci? Ba da, acum intru în meci. Ce ai, bă, să-mi fac nervi, ce să-mi dau cu picioarele în gură, ce vrei să fac? A, mă, du-te în pula mea, că e un meci. Da, ce ai, bă? Păi câștigat unul cu aia, ăsta ai pierdut, acum câștigi iar. Nu există așa ceva. E, pula, dă-i mă cu. Mă uit pe YouTube aici, mă, mai fac, mă, mai uit pe astea, că mă și eu ceva de mâncare. E mai joacă un. Mă și pui după aceea că mă și ceva de mâncare, că mi-e foame de tot. Da, te zic că băieții, bă, mai joacă unul, ești mi-e prost? Foame, ești prost? Vrei să mor dracu, n-am mâncat, ce ți-e foame, auzi-l pe... Doamne, ce mi-a prost, prietenă, mă revin imediat. Mi-e foame, dracu, trebuie să-mi cumpăm ceva de mâncare. La asta n-am uitat, primul meu fan din America, what the fuck? Hi Romania. Hello you guys. Is that you? Come on, it's Brad. Urmează să facem poze cu primii fan din America. Let's go Romania. Romania. Păi de unde vă știa pe voi, mă, că ea din America? Ia uitați-vă la cât zeluși ești de. Ia uite-l, boss, de. Da, da, ce tipă. Mamă, dar-s mai mulți. S-s mulți. Sivă, mă. Ia uite. Și am ajuns aici la Tio Vans. Hai că Tio, dacă e. Top of the morning to you, ladies and gentlemen. Ia uitați câte chestii am luat, este un coș plin și toate astea ar fi fost $300, dar pentru că mi-am pus numărul de telefon la casă, am devenit membru și acum am plătit $240. Ah, nice. Merge pe reducere de 60 de euro, nu e rău deloc. Ce-a fost mai ieftin cu $60, doar că am devenit membri de dolari, și doar ne-am pus numărul de telefon. Am pus numărul de telefon la casă ca să devenim membri și de la $300 a tăiat la nu 240. Nu e rău deloc, chat. Zi, mă. Avem tot ce trebuie ca să putem să avem energie în acest stream. Nice. Suntem gata. Starbees. Am dat pe mine, băga mea! Nu știu dacă te vezi. Nu e rău deloc, ești rău. Apropo, de fiecare dată când intrați pe vloguri, apăsați pe like instant, să fie acolo, bam. Mâine ne vedem cu un youtuber de 20 de milioane de abonați. Jucați micul ăsta de jur, bam, bam. Mare chef, domnule, tot ce mi s-a făcut, nu mai pot. Chat. Mare chef, domnule, tot ce mi s-a făcut, nu mai pot. Jesus. Bam. Made by ADG Younger, you already know what he's saying. ADG. ADG in the building. Ok, revenim după ce distrugem asta. Well, 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 pe cine avem noi aici? Nu-i cumva? Ianis, mamă, cameră în cameră, vlog în vlog. Boom. Știi că ți-a dus astea să filmăm din roller coaster? Yes, sir. Să fiu sincer, nu aveam niciun plan pe ziua de azi, așa că Ianis a zis hai să mergem într-un amusement park. Și am ajuns la, nici nu știu cum se numește acest amusement park. E cald? Nici eu nu știu, am zis, am cotat roller coaster, am găsit. Ah, da, bă, minte-mă frumos cu nebunii, asta așa puțin, că am uitat. Ia-mă ea. Așa, mă. Singur ai acționat? Dar nu m-am uitat la el, de ce mi-apare? Era, salut, eu sunt Sherry. Să mor dacă m-am uitat la el, nu știu ce mi-apare. Bine v-am găsit. Jur. La cea mai puternică, atenție, cea mai puternică ediție de minte, mă, frumos, pe care ați văzut-o vreodată. Nici nu mai vreau să pierd niciun fel de timp cu niciun fel de introducere, să vă prezint superbii invitați pe care cu mari eforturi i-am adus astăzi la o artă, țin să vă precizez. În partea din dreapta, Codin Sebastian Pop de la Creative Monkeys. Mulțumesc. O legendă, o legendă absolută. O legendă online de la care am învățat să editez. Te uiți la el, te uitai des la el și de aia ți-apare. Păi mi-a apărea că gen e la jumate. Dacă nu era Codin, nu știam să fac Premiere Pro în ziua de astăzi, vorbesc la modul cel mai serios. Aia e de bine? E de bine, e de bine, da. nu știu cum e, pentru mine e de bine. E de bine, e de bine. Codrin Bradea, cunoscut ca Satana. Bună și parte fara din trupa Bazooka. Colegul său de trupă, domnul Eco. Aplaud și eu. Aplaud, aplaud, aplaud. Și Eco la față, bă. În partea din stânga îi avem pe Macanache. Yes!
frate, și pe Macanaghi, ce caut aici, bă? Drăcea! Domnul Drăcea, exact, lipsește colegul. Da. Pentru că domnul Costi s-a dus să vadă meciul la Megidia cu Farul, nu știu cu cine joacă. Săran. Ultimul, dar nu cer din urmă, să schimbăm un pic paradigma, frații mei. Îl avem pe Gojira. Care... Înainte de toate aș vrea să... Aș vrea... Cred că o să înceapă Gojira cu dălea 100%, să umble el, să facă cu mine. Sente, tu, nu știu dacă multă lume știe, tu ai făcut medicina, nu? Asta e... E o chestie pe care nu o spui foarte des și am zis să... Poate sunt oameni care nu știu. Da, am făcut... De ce râd tu? Ai făcut, nu? Am... Deci eu... Crescut în Țăndărei. Și chiar vorbeam cu Baboiaș. Cum îl cheamă pe băiatul ăla din spate de acolo? Ok, nu mai lungim, fraților, începem cu prima poveste direct de la Codrin. Cum preferi, Codrin sau Satana? Codrin? Codrin, ce nu? Când eram mic, ca să-mi liniștesc papagalul, îi puneam puțină bere în vasul cu apă. Și mergea să liniștea? Până au murit. De ciroz. Foarte eficient. Ai băut vreodată din berea papagalului? Nu. N-a zice. Cum îl chema pe papagal? Îl chema Goldie. Goldie, deci avea nume de pește. Da. Nu știu, era galben și de și aia. Ce bere îi dădeai tu lui Goldie? Ce avea taică meu? Tubor. Nu știu. Acum câți ani? Eram 1-4. Cam așa. Avea papagal de mic? Da. E? Era un papagal zgomotos, adică chiar te deranja, făcea gărăgie? Nu, era p***a mea, un papagal normal. Păi și atunci de ce? Că mă plictiseam și n-aveam voie numai de la 1 la 4 la calculator. Era papagal de ăla de vorbea și zicea... Nu, era... Mamă, altul care avea probleme cu calculatorul. Mamă, mi-a luat cablul de la calculator din spate, frate, efectiv. Ca să fac temele, ești nebun. Îl lua și se băga sub... Îl băga sub pernă maica mea și se culca și gen stătea cu capul. N-avea nicio șansă să-l ia. Ba da! Îi dădeai și semințe cu berea sau doar bere? Merge. Avea și... chestie de aia de bagi apă, care îi dă automat. Ah, ok. Așa. Și puneai și sare pe margine un pic. Ai la tequila? Nu. Dar bere. Câtă bere? Care era raportul? Tubor cât intra cât acolo. Nu știu cât era, 200 ml. C***ul ăla de papagal. Și puneai apă combinată cu bere, nu? Nu, când nu mai era apă. Puneai doar bere? Da. Doar bere? Da. Okay. Deci apă nu mai bea, doar bere. Da. Câți ani a trăit papagalul tău? 6 luni, cam așa. 6 luni? Păi nu, după atâta bere. Craie de la bere, să știi. Am avut un papagal, a trăit 11 ani. La autopsie ce a ieșit? Că eu am terminat medicina, știu exact. Da, o mori, l-am îngrăpat în grădină la bunica mea. Ai fost trist? Ai lângă WC-ul. Sora mea a plâns, eu nu. Da? Da. Ai mai avut animale de companie de atunci? Da, dar la restul nu le-am dat bere. A trecut pe vin. M-am învățat. Dar stai, tu câți ani aveai când i-ai dat bere? 1-4. Nu știu, p***a, 6... 25 de ani. Da. A fost mai greu perioada aia. Între 6-8 ani, p***a, știi ceva așa. E greu, mi se pare greu. Uitați-vă la el. Majoritatea care, prietenii mei care au avut papagali au fugit pe fereastră. Așa. Adică... Eu nu i-aș da un papagal, nu i-aș da nicio vacă. Cum și asta? Random. Deci la tine, măcă, variantele de animale sunt papagal sau vacă. Da, e... Nu există cale de mijloc. Tot ce încap într-o cușcă, în ce tavan. Ce încap într-o valie. Într-o cușcă, ce poți să țin garsonier, oricum. Adevărat sau fals, pe ce mergi? Uite-te la el, sincer. Nu crezi că e genul de om care dă bere la papagal, adică... Da. Bă, eu te întreb ce zici tu. Eu zic că e adevărat. Așa? Eu zic că e adevărat că am un văr care a spălat niște rățuște și nu se mai mișcau. Și le-a spălat cu bere? Că da. Deci e posibil să fie adevărat. Eu merg pe adevărat, sincer. Ok. Și tot pe adevărat. Bun, deci verdictul vostru final această poveste e că e adevărat. Cum e, Codrine? Fals, v-am manipulat, fraierilor. E falsă? Da, e fals. Nu pot să cred. Mă bucur că n-ai făcut chiar asta. Am avut un papagal Goldie, dar o zburat. Dar n-a da, nu bea bere, bea vin. Zburat să bei. Dar te-ai prins că e falsă? Bine că ești cu noi atunci. Cum te-ai prins? Cred că mă știe prea bine. Da. Plus că-i tremura buza. Pe cuvântul meu, că am văzut tremuratul de buza. Băi, băiatul a afectat, a murit papagalul. Da, da, și da. Acum o să facă mereu așa, indiferent ce zice el, mă. Da. Mergem mai departe, frații mei, la domnul Macanache. Yeah. Am auzit că sunt niște povești incendiare la Macanache, așa mi s-a spus din spate. Odată am dat foc. Primul bilet s-a dus, hai să mergem cu al doilea. Prima oară când am fost în Franța, m-am îndrăgostit de o fată care făcea acrobații în parc.
Asta e... Poate să fie și adevărat și faza, adică... Wow. Pare cel mai macanache lucru ever, dar... Ai vorbit cu ea? Mai mult parle engleză de asta. Dar ce te-a atras la ea? Asta o întrebat. Ai magazia ca lumea. Ăsta nici știi intră la cenzurat, dar ce cărătic. E genul ăla de cuvânt. E termen din gimnastică. E termen din gimnastică, da, de circar. Ce acrobații făcea? Am făcut și eu o roată, m-am dus mai aproape. Și a zis, o, te-a întrebat omul ce acrobații făcea? Roata, nu făcea mare lucru. Că... Și din tot roata făceam și continuu. Și stăteam mâini și mai făceam un fel de, nu panglică, fandăr de-astea în mâini. Era la început. Eu am observat că tot săriți pe ecor, a întrebări omul, vă întreabă și nu prea... Dar atunci eu vă mai atrag atenția, vedeți că vă întreabă și domnul ecor. Deci cele mai un point, adică... Da, da, păi de-aia mi se pare că o faceți că nu-i auziți. Și răsăriți, da, Codine, ha, ha, ha. Ce culoare avea ochii? Doamna asta în parc. Îți plăcea mult de ea. Da, Jeana o chema. Locul lui. Și cum te-ai băgat pe seama? Primul cuvânt care a fost? Doamne, dar e cu roșu. What's your name? Dar în franceză îți dai seama. Și cum adică, zic în franceză, cum i-ai zis? Comment t'appelle tu, oui, oui, baguette. Omelet, ce știam și eu, găin, damigean, g***. Na, e, sincer. Am o damigean, îmi adică poate... nu știu franceză, știu așa. Comunt am pentru cum și cum s-a consumat și... relația? S-a consumat relația? Ai reușit? Nici n-am avut o relație, doar am un exchange. Așa, eu am încercat, dar ea oricum nu mă plăcea, că n-aveam dinți. Dar mai mult cu gura închisă am vorbit cu ea. Nu am mai luat murdă tu, mă, că n-ache cu aia. Eu nu știu ce întrebări pot să pun la așa ceva. Plus că făcând roata în continuu e greu să vorbești cu femei. Cu ce erai îmbrăcat? Training. Training, cam așa, fără vestă. Și ea? Ea avea de la colant și cu de la body colant de colant. Body colant în sus și în jos. Ce culoare? Care a cinci avea colant, body colant. Nu a făcut și ea tot gimnastică 10 ani de gimnastică. Vezi că a întrebat băiatul. Cred că chiar 15, nu mai știu sigur. Cine a făcut 15? 10-15, că eu am întrebat băiatul la 10. Colant de mașină. Chiar ce culoare, dar deja ai gândit o culoare, nu mai are rost întrebare. Era mov așa, mov cu alb, nori. De asta pe unde ești că în ce parc? Acolo, la Arcul de Triunf. Da, da, da. Băi, e greu că el e gimnast, el a fost așa, gimnast. Așa, că el știe și termeni, nu? Dar el are asta cu el. Nu trebuie să te iei, asta e fi gimnast. Eu cred că am fost 9 ani sau 10 ani, dar nici eu nu mai știu dacă m-a dat la 6 ani sau așa. Dar ea tot cam așa, 10 ani, 15 ani s-a lăsat și ea. Asta e un detaliu că adânc, având în vedere că de-abia ați vorbit, nu? De unde ai șut că s-a lăsat? Păi ea mi-a zis. Am întrebat o cât ați vorbit? În engleză. Nu. Cât ați vorbit? Acum 10 ani. Nu când? Am vorbit vreo 3 luni. Cât e o tehnică vorbit? Bună. Păi am stat mult acolo. În parcul de la Arcul de Triunf. Ziua eu așa fac, mă duc în orice oraș, mă duc, îmi iau ceva de băut și mă plimb, mă bag cu lumea. Cauți gimnaști. Să-și fac o brigadă, să plec. Acum are nevastă, nu mai merge. Ce în țară? Nu, dar nici nu sunt foarte mulți și așa, nu știu. Oricum eram și singur, eram depresiv. Bă, nu cred și pe nimeni niciodată. Bă, nu știu ce să zic. Cu eu nu cred pe nimeni niciodată, man, e fals așa asta, nu? Tu mergi pe fals? Eu sigur totdeauna. De la aia cu Arcul de Triunf și parcul da, lângă. Aia a fost un pic cam de la locul ei. El fiind... De la multe... Unde era? Fals, acolo, la... La Arcul de Triunf. Dar vezi că poate fi tehnică, mă. Poate fi, da. Ok, deci deja Codin merge pe fals. Eu, sigur, fals. Și eu, fals. Verdict final, fals. Cum e maca? E fals rău. Bine, fals. Bă, n-aș fi zis rău. E fals rău. Când am văzut aia cu gimnastica, am zis, bă... Deci eu când am văzut că m-a trimis ăla direct în Franța, zic, n-am fost niciodată. Nu, dar mă gândeam să vă zic că o să... zis el cu găin, cu damigean. Nu că știu... Acolo eram așa, cu nicio treabă. Nu că știu o poveste, știi de unde vine damigean? De la doamna Jeana. Damjan, da, care ea mergea mereu cu un bun. Ideea e că îți dă acolo când te duci, alea false ți le dau ei, știi? Gen, nu le faci tu. Tu zici doar chestiile adevărate și îți fac alea, după cum spui tu, chestiile tale adevărate și false ți le dă ei. Și te uiți la niște din alea, pula mea de mie, mi-a dat că am fost olimpic la matematică, auzi? Dă la biologie sau la ce mi-a dat? Dă o murție. Putu-i de ăsta și-mi căra și... Cum puteam să mint eu că am fost eu olimpic la biologie, ești nebun? Te pup, Mihaițu, mersi mult de donație, brother, m-a ce apreciat, mersi mult de suflet. După cum avea aia, cum ar veni, știi? Cu carosabil a părăsit mașina. Și s-a uitat la gos prima oară, zic. Da. Le-am întrebat ce culoare avea, o, 2 minute au vorbit după aia. Bun, mergem mai departe la domnul Codin.
În timpul unei internări în spital am fost dezbrăcat la bustul gol în fața unei săli pline de studenți care mă știau de pe net. Mamă. La bustul gol, doar. Ce nu, intervenție? Din prima asta. Nu, mamă. Cu adevărat din prima. Ce intervenție? Ce ți-ai... Ce mă... Asta mi s-a întâmplat și mie, mă, cava și gura voastră. Dar bine, m-am luat într-un colț atunci când m-a operat, dar pe ieșită să mă întrebe dacă am floce și nebun la cap de... Normal te întreabă că să nu rămână un firicel de păr acolo când te operează, știi, să rămână înăuntru sau ceva, să nu te infectezi. Ce ți-ai făcut atât? De pensie. Nu, tot din aceeași litere, nu. Fost o... Colecist. Colecist? Da, am un problem cu colecist. Am dat și eu de colecist, am luat. Da? Am dat și eu tot 250 de euro. Da, da, o strănutat cineva tare și am avut niște probleme la colecist. Acum cât timp a fost operația? Bă, acum cât timp a fost operația? Cam 5 ani, cred. Ok, dar parcă nu era operație, doar te-a dezbrăcat. Păi nu, în timpul internării, okay, cât am fost internat în spital. Deci gândiți-vă că s-a luat să se posteze clipul ăsta, s-a postat când, acum 7 zile, și Comic-Con-ul când a fost chat, că nu mai țin minte. Comic-Con-ul a fost... Când a fost Comic-Con-ul chat? Care mai știe? Că i-am văzut brățara la mână lui Codin. Deci Comic-Con-ul a fost, că nu mai țin minte, 17 a fost? 18, 19, 19, 21 a fost. Am vrea vreo două săptămâni așa. Cât ai fost internat? O săptămână, aproximativ. E mult la colicist, Gojira știe că te n-am medicină, nu ai cum să stai atâta. Mai erai cu prieteni acolo sau doar tu ai fost dezbrăcat? Nu mai eram cu prieteni, ar fi fost ceva. Schereau chestia așa. Dacă puteam să-mi sun niște prieteni, nu. Dar când a fost? Dimineața, seara? Când s-a întâmplat? Prima parte a zilei. În prima parte a zilei. N-aș să zic, în spital. Și cum au reacționat studenții? A fost în spital, nu? Da, în spital. Studenții au fost destul de politicoși așa, adică vedeam că vor să râdă, că era logic, că eram la bustul gol, n-aveai cum, și dacă nu mă știau. Dar s-a obținut. Te-ai recunoscut cineva? Da, mai multă lume. Semna pe branule. Nu a fost cu din aia, nu s-a lungit așa, că totuși era contextul ăla, da? Asta în Cluj, nu? În Cluj, da. E normal acolo. Nici măcar în spitale acolo. Ok, și ți-au dat bani ca să te dezbraci acolo? Nu. Ți-au dat bani ca să te îmbraci? Nu merge așa. Dar ar fi trebuit, da. Dar doctorul cum a prezentat? Și avem aici un caz de colecist? Da, a prezentat să vadă cum a fost, nu știu cum s-a vindecat operația, ceva de genul. A, deci după ce te-a operat, te-a dezbrăcat. A, a fost un exemplu de operație, dar a chemat toată clasa. Bă, erau deja acolo, nu știu, se uitau la mai mulți, cred. Studenți la unde medicină. Unde te taie la colecist? Unde ai tăietura de nu operație? Nu te taie. Ce nebun e asta, mă? Din aia laparoscopică, prin metoda. A, îți bagă găuri în tine. Vezi că îi nenorocește, e nebun. Da, eu așa știu. Medicina cu macanai. Îți bagă găuri în tine. Îți bagă mânuțele alea. Există operația asta, mă, n-am auzit niciodată tăi unul ăsta pe bună. Laparoscopic? Colecistectomie există, da. Nu, de asta. Laparoscopic, da, există. Paroscopică. Da, laparoscopic îți face de toate acum, ca să gen două incizii mici. Te-ai dat la paroscopic? Da. Și acolo la paroscopic? Paroscopie. Paroscopia lui... Pare... Bă, eu tind să cred că e adevărat. Da, că și eu am operat toată și la fel a chemat studenții să se uite. Deci are sens. Ar fi destul de adevărat. Păi, bune, cu se poate întâmpla chestia asta? Păi și chestiile... Mamă, m-a simțit... Mamă, mai ales că am dat seama anxietate de public, ești nebun de oameni, așa. Nu știu ce... Pă, bune, se poate întâmpla să vină... Bă, aiurea rău de tot, ești nebun. Dar bine, mă, că ești anestezian, nu are cum, nu ai ce să... Stai puțin, că ești anestezian, nu... Să mai pun o întrebare, ai semnat ceva înainte, gen, vrei să te arătăm la oameni ăștia aici? Bă, nu țin minte. Cu japca așa, nu te-am întrebat nimic, da. Te-a dus, te-a da, mă, la goală ca să vadă toată lumea. Da, bine, eu chiar am făcut GDPR-ul pe bus? Nimic? Tot păi și stai, mă, cum, nicio cicatrice, pe unde ți-a băgat, ce ți-a băgat? Pe gât sau cum e? Nu, mă, în burtă îți bag, așa. Burtă. Abdomen. A zis el burtă și te-ai văzut că e abdomen. Am dat-o mai medical, așa. Cum vi se pare, mă, povestea asta? Nu știu, pe mine m-a câștigat. Domnul Gojira. Da, mă, nu e adevărat. Dumneavoastră. E adevărat. Auzi-l, Popopic, eu m-am operat de acces la noata curului și au chemat și studente în anul 1 să se uite. Ferească-se, Dumnezeu. E prea complicat, trebuie știi numele la toți studenții, el știe. Veridic final adevărat? Adevărat, ce zic că se poate?
fost adevărat. Da, e adevărat, am încercat să nu pară că ăsta. Am avut colecistită acută cu blocaj subhepatic și apendicită acută. M-am operat de amândouă deodată. Uite, dacă ziceai asta, credeam și am stat vreo 8 zile și semnasem, dacă n-am semnat tot la în urgență, deci. Ok. Dacă ești în spital în România, normal oricum când te te pune de aici, de aici. Pa. Da, și toată duma cu studenții era că singurul ecograf super performant acolo era la domnul profesor. Ok. Ce face domnul profesor? Predă. Era un fel de seminar în care tot chemau, tot aduceau pacienți. Felicitări, domnul profesor, și ție că te-ai ținut tare. Da, a fost o experiență super plăcută. Bă, bravo, sincer, că nu te-ai lăsat. Îți dai seama că elevii aia venea, te opera, nu n-am mai văzut niciodată? Dacă nu era el. Mai rămâne să-i zice, ține-o tot așa. Da. La mai multe. Ca și idei. Merge mai departe la domnul Eco. Oi. Mamă, dar i-a spus... Te pup, Vali, mersi mult de domnul Vali, mersi mult, mult. I-a spus cartonașul ăla în dușmănie cu Eco, trebuie să facă fandări. În a șasea mi-am închis profa de engleză în clasă și i-am spus că o să... Că o las să iasă doar dacă îmi dă ad pe Yahoo Messenger. Hai de pula mea. Ce idee aveai pe Messenger? Eu, boss Mirlea, aromiahoo.com. Era greșit încă. Dar de ce voi să-ți dea ad profa? I-am avut mare sângerasul. Mare sângerașul. Plăcea de ea. Era tânără sau în vârstă? Era fetișuri de asta. Era prospături, era tânără, nu? Foarte prospături, era unii trebuie mediu. 54 de ani. În clasa 6-a? Nu, în clasa 7-a. A zis a 6-a? A 6-a am zis. A 6-a ai zis. Înseamnă că nu așa era. Cum s-a soluționat? Ți-a dat ad sau cum, da, cum dat, s-a terminat? Mi-a dat, dar a ieșit după 2 ore numai din clasă. Scuzați-mă un moment, un moment, scuzați-mă. Dați moment, hai să închidem în p***a mea emisiunea. Of, dacă mă mai trimite în Barcelona la următoarea de întrebare. Eu acum pe toți vă întreb în ce parc. Ai găsit întrebarea cheie. Asta trebuie să-l pun jos, m-am mai uitat la el. După care ai citit, poți să-l pui jos, poți să-l pui în gara, unde vrei. Wow. Ai lăsat armele, întrebați-mă. În ce parc era școala? În ce parc? Păi să-mi bag p***a, nu știu, era... Avem numai un parc în Aleș, cred că lângă ăla era numai. Ok, ok, ok. Nu, asta a fost așa, bonus. Păi și unde te-a reclamat, n-a zis nimănui nimic? Nu. Nu, că eram prieten agresivă. Pe acum. Da, nu prea a fost foarte agresivă faza. Crezi că îi plăcea de tine? Da, cum i-a dat ad. Și mai vorbim și în ziua de astăzi uneori. Erai repsitor, erai engleză, știai engleză? Nu, nu știam nimic în școală. Păi, dar nu știu dacă e ok chat. E greu să fie adevărat asta. Snoopy Andrei, Luffy, mie îmi place păpușa ta cu SpongeBob, de unde ai cumpărat tu? De aici, din Rahova, de la, nu mai știu complexul ăla cum se numește, de magazine, e un magazin ăsta chinezesc. Am dat 50 de lei pe el, brodere. Dar unde mai vorbiți voi în ziua de azi uneori? Astăzi nu mai vorbim. Astăzi nu. Și de ce e fake asta? Pentru că nu e regulă. N-are cum o profesoară să, cu un elev, e greu, rău. Nu prea mai vorbim. La revedere. Și aveai concurență sau erai doar singurul care bătea la uși la profesori să le dea? Păi eram singur pe școală. Nu s-a dus vorba? S-a dus. De fapta am ajuns comisă? Și la directoare. Mergeai la meditații cu ea? Au zis că ne-am uitat la un film cu toată clasa și de-aia o să atât. Și directoarea ce ți-a zis? Cum ești pe Messenger? Ce te-a întrebat directoarea? Directoarea avea prea multe probleme cu mine la ora actuală atunci și nu prea mi-a mai pus întrebări. A închis-o și pe aia, în cancelare a mai păcălit una. Doamna, să-mi dați unfollow pe Messenger. Îți dau unfollow. Eram în a șase, dar acum mai știu, nu mai știu cum am terminat. Îi dădeai buz? Era a șase sau a șapte? Dar n-am vorbit, adică da, au fost odată un buz și cred că două fraze, ceva de genul, dar n-am... Era numai ideea mea să fiu tare în fața clasei, că iau ID-ul. Nu-mi fă o măcănească de asta, că te-am întrebat ceva. Ia, nu, jur, asta n-am auzit. Evitat acolo răspunsul. Care? Am uitat, vezi? Dacă vezi? Ce se întâmplă? Uit, sunt bătrân. Te-ai lăudat la băieți, la prietenii tăi în clasă? Păi n-avea rost să mă laud pentru că e rupt. Mamă, ce tare era aia cu Messenger-ul, frate. Mamă, ce păcat că unii dintre voi n-a prins, că era atât de simplu. Când dătai webcam-ul, coaie, efectiv, făceai schimb de liste, coaie. Noi băieții între noi făceam schimb de liste, coaie, că gen aveam fete toți. Și noi, prietenii ăștia buni între noi, ne dăteam fetele între noi, coaie, era, nu știu, altceva, brodere. Plus că socializarea era altfel, nu era ca acum, ai scris la cineva bună, domnule, mi-a scris bună, cum e posibil, nu pot să vorbesc cu asta că e prost. Nu exista asta, că dacă întrebai pe cineva ce faci, doamne, ăsta este prost, ăsta nu știu ce, cu tare cum e în ziua de azi, dacă dai un bună, aia începe să zică, doamne, e prost, cum să-mi scrie bună, doamne, nu pot să vorbesc cu el sau chestii, că e prost, că mi-a scris bună, la modul ăla. Doamne, era o socializare în masă acolo, frate, efectiv, ești nebun. Am văzut chestia asta. Și puteai să dai mesaj la toată lista odată, gen. Când dai un mesaj, același mesaj dai la toată lista. Mamă, efectiv. La ce film ați zis că v-ați uitat? Avatar, primul Avatar.
La primul avatar. Da. Tu câți ani ai? 29 fac în iulie. Calculează-mi. 29 fac. Cu weburile, păi făceam așa din cap. Făceam așa și după 5 minute vedeam că fac dreapta din cap. Bine, exagere 5 minute, dar era un frame, așa era. A rămas repetent în a 5-a? 2009 ai stat avatar. Singurul social media cu care eram de acord. Păi da, stai să ne gândim, să vorbim. A fost așa prima dată ce am prins eu MySpace-ul. În paralel cu Yahoo Messenger-ul. Era Winamp-ul la mâncați și aplicație. Îți băgai muzică, îți făceai playlist pe Winamp, direct. Aveai ecolizerul ăla, dar trebuia să-l faci cu bas, cu booster, cu alea, cereai și tu la prieteni. Ia zi mă cum mai ecolizerul ăla a făcut. Skype-ul, da, era folosit Skype-ul, era folosit Skype-ul. Da, a fost miercuri prima dată. Vorba lui Gabriel după chat, a fost miercuri prima dată, frate, acolo nu puteai să te vezi. Acolo le jucai și pe CS16, pe Getter, pe alea. Da, frate, vremuri. Bună minciună. Cum o simți, Drăcea? E cardelă. Zici? Da. Eu așa zic. Și tu, Goji? De unde dracu ați luat? Hai să facem noi 5.000 de la curciat. Avem 4.739. Facem noi 5.000. Bă, la ușă. Unii cred că i-a dat un pumn în de-aia de acum. Bun. Deci, fals și tu, Macanachi? Eu sunt tot pe fals, nu? Fals. Pe final fals. Cum e? Adevărat. Așa, bă, primul om care a fost avatar și nebun să mă... Acum Messenger-ul a fost închis, frate. Uite, în 2018. Ce păcat, bă, ce păcat. Ce păcat. Dar mai îl folosea nimeni, frate. A căzut, frate. Când a apărut Facebook-ul, l-a rupt. L-a rupt Facebook-ul. Mamă, l-a rupt, frate. L-a rupt Facebook-ul. L-a dărâmat Facebook-ul. Cum aveai? Stai puțin, că cred că am avut mănânc drujbe. Am avut mănânc drujbe și necro, ceva în genul am avut. În ce parc este înfrângerea voastră? Să mergem mai departe la Gojira. Yes. Am e greu. Tot cu parcul, ține-o cu parcul. Asta? Da. Nu mai zic cu parcul, că nu se toarnă. Eram în parc. Nu. Cea mai bună rece. Erau astea, mă. Stați așa. Mi-e dor să aud asta cu aia. Mi-e dor, ești prost. Seriously, are you even trying? I hope you don't slip while I'm mopping the floor with you. Oh, that's gotta hurt. So tell me. Mamă, ăsta cu nasul, băi. Ăsta cu nasul. Ăla de să-ți grâmă în nas. Mamă. Talk to the hand. So. Mamă, aici a plecat gluma aia, vorbește cu mâna. În toate școlile din toată România, de la Audible ăsta, cu vorbește cu mâna. Dar aici a plecat. What's going on? What up? Sup? Welcome. I've been expecting you. Hello? I know you're there! Mamă, și cum se auzea, gândiți-vă că dacă nu erai la calculator, erai pe bucătărie pe unde erai și aveai boxele alea mici, așa, alea pe birou, se auzea în toată casa, te găsea draci mânca bași gura voastră. Te găsea dracii cum s-auzeau astea. Ia mă ia. Mamă, ăsta e la primul, bă. Ăsta e la primul. Ia mă ia. Mă. Ce dracu? Ce? Neața! De aici, frumos. Dar faptul că l-am găsit și funcționează, am vrut să fac un video din seria asta mea de câteva setări. Păcat că nu pot, adică na, versiunea nouă nu putem să o folosim, nu se poate merge. Vorbi pe ea. Dar o să-mi țin ID-ul ăsta activ, cine vrea să intre să discutăm aici de al meu. Bun, hai să vedem câte lume intră pe Yahoo Messenger, să vorbim pe Yahoo Messenger de acum încolo. Buz, da, vezi, e și sunetul de la Buz cel vechi, dinaintea ăluia mai nou pe care îl știm noi, de era cum era. Tău că merge.
ceva de genul, parcă era mai agresiv, nostalgic și mă simt atât de bine dacă nu o găsesc. Sunt strâmbă și o Bogdan aici. Ce viață! Dacă găsim cumva opțiune să facem interfața nouă, să obținem interfața nouă de la Messenger-ul mai nou, unde vezi și pozele frumos, tot aici, mai mari, era o grămadă de... Home Alone. Era o grămadă de chestii ce le puteai... Tare rău de tot, chat. Tare rău de tot. Mamă, și high five-ul, high five, ia. Uite ce-mi găsește, social network. Besides being used as a form of entertainment and for, that's why I'm here, so I can tell you a little bit what's complete. Hi-Fi is from its competitors, Facebook and MySpace. Da, nu mi-apare nimic, ești de mult cum arăta. Uite, bă, și era pe vizionări, bă. Era pe vizionări pe alea. Ia vedeți, bă. Câte vizionări ai, câte... A, ore. Este ăla mai vechi. Jesus, ce zi de film pe care am auzit-o vreodată în viața mea. Este de la un vecin de 63 de ani. Asta e ceva ce ar zice el. Da, toată ziua asta sună. Dar poate el știa că e ceva ce ar zice el. Să mai folosește Skype? Skype-ul se folosește, da. Skype-ul se folosește. Păi eu sunam străin, mâncați, și înainte știi că mergea să sunt străin. Sunam străin în toate țările posibile, ești nebun la cap. Am făcut așa cu Dejo, de unde de la să... Ce tu te-ai ocupat, nu? Ce film? Alien. Și om avea 63 de ani? Da. Și ce zicea, ne poți parafraza ceva? E cel mai prost film posibil, că mi-am uitat acum de filme. E un film, nu mai știu cum se numește. L-am văzut cu ăștia pânduși, dar am râs. Bă, e cel mai prost film, dar e comedie de aia prostă, rău de tot. Deci e un film în care acțiunea se petrece într-un oraș și o luptă de o fabrică de cotlete. Deci cotlete, efectiv, și vin vampirii, zombii. Deci vampiri, zombi, oameni și ce mai sunt și să bat între ei pentru fabrica aia de cotlete. Bă, da, nu mai știu cum se numește filmul ăsta penal, coaie. Am uitat de vreo, acum cred că 7-8 ani m-am uitat la el. Bă, cu cotletii vă mâncava, așa cum am fost. Să fure cotlete. În curte la film, sub nuc, scosese în televizor. Asta spunea el. Și o pică vecinul din nuc. Nu, zic exact. Asta e povestea asta. Îți zice exact acolo cum era. Și a venit vecinul ăsta. S-a uitat pe după gard, așa. Ce era? Mamă, cu balauri. Ia uzi. Da. Păi, George, că ia să vin și eu să... Și s-a uitat la film și după aia mi-a dat recenzie. Eu stăteam liniștit. Stai un pic, ai spus? Da, aveam un nuc. Și cum te uitai? Cu un proiector sau cum te uitai? Nu, am televizorul. Am scos televizorul. Da. Cât ai până la nuc? Cam câți metri? Ce? Cam câți metri aveai până la nuc? De unde? De casă. A, da, n-am întrebat eu, scuze. De la o priză. De casă, cam câți metri aveai până la nuc? 4800, ce atacă faci noi 5000. 20 de metri. Cum ai descalcat? Cât e prelungit? Da. Mulțumesc mult. Aveam prelungitor. Și ce tip de nucă? Nu, aveam tulumbă de aia. Și care a fost recenzia? Bun, acum spune-ne recenzia, vorba lui Eco. Bă, recenzia a fost foarte pe scurt. Bă, adevărul că și proști ăștia, bă. Proști de-aia. Dar n-ai ce să le faci. M-am uitat acum la serialul ăsta care a apărut pe HBO și de mult, dar decât 4 episoade l-am rupt toată dimineața. M-am uitat până dimineața real. După aia s-a terminat. A apărut un episod dată la cât timp sau s-a terminat gata sezonul? Mineri, n-ai ce să le faci. Băi, lumea uită că ăla e un film cu mineri. Eu am prins stagiul militar, l-am prins la București când a venit, a fost secreți. Mineria de atunci, în 90. Ce ai, bă? Au venit minerii, ne-au bătut și pe noi și pe toată lumea. Mâine apare, nu era în armată. În armată, a bătut armată, tot a bătut. Și de-aia, tu stai seama că a venit extraterestru, n-am înțeles, ăștia mineri în mină toată ziua. Master, da. Ce să vadă, că am văzut până n-am înțeles nimic. Da. Că mă uitam și la mineria, când aveam la universitate, așa se uitau la geamurile alea. Nu văzură geamuri mari așa în viața lor. Când a venit cu navele. Și cam asta e. Bă, prost sunt mineri ăștia. El avea o problemă cu mineri. Și asta a fost la el, da, la el triggerul a fost triggerul de la mineri. Mi s-a părut extraordinar cum el a înțeles că minerii sunt proști. Da, frate, hai, iau un loc. Cred că și Terminator la film, era el. Deși avea o problemă cu tine, tu ai zis, da, frate, hai, ne uităm la Alien. Tu te știai cu vecinul. Ce problemă? Poți să mă jur să scrii pe chat, poți să o iei pe mama-n pulă că nu m-am supărat. Poți să-l faci pe tata bețiv și să-l strângi de gât. Poți să mă înjur pe bine să vii morți în gât, dar să nu... Septiii! Aia zic! Pa, astea, brodere!
Da, să că se strâng banii, 2, 3, 4 live, nu e problemă. Strângem bani. Nu vă plac? Eu zic că astea sunt. Eu zic că astea sunt. Alesili. Septi. M-aș fi uitat și de volan. M-aș fi uitat și de volan, dar nu prea aș vrea să consum așa foarte mulți bani. Ia, București. Ia. N-am nevoie de asta așa. Da, e foarte dus volanul. Mamă, deja AMG, deja. Donas, donas! Bă. Haide, bă, a luat bani, mâna, Septi, bă, șeful, bă! Donas! Hai că o arunc pe mama pe geam. Donas! Cum ai venit și nu prea se donează ziua, băi băieți. Cu scaunul pe spate m-am aruncat. Lumea are nevoie de eroi. Donații sunteți voi. Dona. 75 de boaben, 2 minute și 10 secunde, efectiv, Septi. Mă încrin, mersi mult din suflet, brother. Îți mulțumesc mult, 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 mult. Jesus fucking Christ. Volanul chiar arată urât, din toată mașina volanul e dezastru, este bun. Și s-a luat toată aia pe acolo, e urățel. Dar bine, nu mă deranjează, nu e, nu... Alo, da? Bine, tu? Cine? Care, Marco? Tu ești, mă? Ce faci? Sunt live cu aia. Pot să vorbesc, ești un pic. Ce faci? Da, cu aia, îl sun acum pe stresul și vorbesc imediat. Da, cu aia, stai că rezolvăm imediat, acum dau telefon. Hai, te pup. Stai mă liniștit, ești nebun, te pup. Stați puțin, cea că m-a sunat Marco Glasman, cava și gura voastră. M-a sunat Marco Glas. Bine, ha, pa. Stai așa puțin. Hai că îi dau după aia numărul lui Marco. Bun. Îl vedem pe Marco Glas la stresul. Își repare calculator. Asta e în premieră să mor. Și a stricat, și s-a stricat calculatorul lui Marco Glas și vrea... Trebuie să-l trec pe Marco pe WhatsApp. Vrea numărul lui stresul, că vrea să-și facă autorul la stresul. Marco. Imediat. Marco. A, uite mă că mi-apare aici. Cum îi dau, mă? Contact.
stresul. Ia, brother, și vorbește cu el. De la cel mult rumar că să-l vadă stresul. A, bă, că volanul dă-l în pizda, mă, zic, că ne luăm, ne mai luăm așa, într-o lună ceva, într-o lună altceva. Dar eu zic că astea sunt forță rău de tot. Astea sunt forță rău de tot, ești nebun, părerea mea. Mă, trebuie să-mi iau și cauciucuri, chat. 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 Chat, cauciucuri, ce cauciucuri trebuie să-mi iau dacă astea sunt 18, că nu știu. Donați, donați! Haide, bagă mâna în dată! O va arunc pe mama pe geam! Donați! Cum ai venit și hai donați! Na, nu știu cine e băiatul ăsta! Pe spate m-am aruncat! Nu știu cine e băiatul ăsta! Are nevoie de eroi! Donații sunteți voi! Donați, donați! Să română! Cad de pe dubă în Oradea, 50 de euro cu tot cu taxe. Bă, dar nu știu cine ești, da? 50 de euro așa direct cu tot cu taxe, ești nebun? Mulțumesc mult din suflet, m-am ce apreciat, brother. M-am ce apreciat, frate. Pachet AMG, păi ăla ce e? Cum că au, ce e ăla? Pachet AMG, ce e ăla? Ce e ăla cea, că nici nu știu. Îmi dă mașini, ce e la pacheta în ghiela, nu știu. Aaa, e Marco Glas, coaie. Coaie, Marco, coaie, ce deștept sunteți, coaie, că v-am povestit aici că a căzut după dubă, coaie, în Oradea. Și voi ați ținut minte, coaie. Mamă, ce creiere, ceatul meu, ești prost. Dă-te în pula mea, ce au ținut în minte, ești prost, n-am povestit de la Oradea că a căzut după dubă, Marco Glas, ești prost. Nu pot să cred. Ce creier sunteți, vă. Nu știu ce să caut asta cu pacheta AMG asta, nu știu ce. A, da, și arată și a mea chat. Chat-a, bine, asta e mai nouă puțin decât a mea, sincer. Da, și arată și a mea. Așa arată și a mea chat, chat. Dar fără... Da, asta așa. N-am interiorul ăsta, niciodată. Așa e și la tine? Nu cred că e și la mine așa. Nu e, bă, că n-am de-asta așa. Seamănă așa, astea pe aici, interiorul cu astea seamănă. Așa în show. Dar n-am așa scaunile astea așa, astea așa, răzumate așa. La câți bani am băgat și eu în asta? Asta e interiorul. Asta e interiorul meu cu aia. Efectiv. Legit. Asta e interiorul meu cu aia. Asta e interiorul meu. Asta e. Asta e, ești nebun? Asta e interiorul cu aia. Donați, donați! Septim! Că 125 de babe până acum. Așa e trebuit. Donați, cum ai venit și hai donat. Cu scaunul pe spate m-am aruncat.
Lumea are nevoie de eroi. Nu-i așa? Donații sunteți voi. Semichiele, seriale. Am altă navigație, da. Dar restul la fel. Altă navigație, da. Bravo, a zis bine. Nice. Da, păi n-ai zis că am avut o problemă cu tine. Ce problemă? Te pup, băi, septic. Mă înclin. El are o problemă cu mine. Poți, dar cu mine, cu... Băi, avem de postat așa. Deci avem de postat așa. New text document. Canalul mare. Clip. Clip. Caritabil. Apartamentul de a luat foc este deja făcut. Te pup, Andrei Gavrea, mersi, mă, prima donație, 1 euro, mulțumesc mult, 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 mult. Clip caritabil, apartament de a luat foc, vlog Veneția, plus vlog, cum am rămas blocat în aeroport, după aia ce mai avem, mă? Plus vlog caritabil, tata lui Andreas, și cam atâta, cred că. Astea sunt de postat pe canalul mare. Cu minerii, mă, el avea o problemă cu minerii. Plus că înțăndrii, toată lumea are o problemă cu toată lumea, că de-aia așa... Dar tu, vecinul ăsta n-avea o problemă, că de-aia... Mai, mai ții minte anotimpul. Totuși, o zi de recenzia, că n-am făcut pe vară. Imagine, când eram mai mic, toată lumea avea un prieten cu Mercedes și când am mers să luăm o rudă de la aeroport, m-am pișat pe banchetarul din spate care era alb. Că sună, sună de vreo, sună ceva ce zice Bugira, gen un vecin. Câți ani ai zis că avea? 63. Nu scuze, 63 de ani. Adică... Vlog din Paris n-am făcut, frate. În Paris doar a fost vacanță, m-am plimbat. Mi se pare că dacă minți poți să tot adaugi. Real vorbind, nu știu dacă ai fi ținut minte cuvânt cu cuvânt. Eu cred că e adevărat. Bă, poate. Eu nu știu ce dracu să zic. Eu am zis că e fals. Cam fals. Dar sună ceva ce ar putea zice. Păi aia e. Mugine, ce părere ai despre serialul The Walking Dead? Unul dintre cele mai bune seriale pe care l-am văzut vreodată, având în vedere machiajul, acțiunea și ce se petrece pe acolo, din sezonul 6 s-a futut tot. Dar m-aș uita la Walking Dead în continuu cu aia. A mea nu se uită la filme cu zombie, nu-i plac. Încerc să o fac să se uit, dar nu-i plac. Dar îl iubesc. E mult The Walking Dead, Fear The Walking Dead, alea chinezește și nemul coreene, ce sunt cu zombie, la fel. Ăsta Dimineața Morții, Dawn of the Dead, 30 de zile mai târziu, 3 luni mai târziu, tot așa cu zombie sunt multe rău de tot, sunt multe rău. It's a trick. Mă duc cam faia, zic eu, tehnică de aia, mă duc către fals. Ceva și ai... Către fals, eu zic fals. Mergi pe fals? De acord. Bă, nu știu, poate fi și adevărată, dar... Corect, poate fi și adevărată, poate fi și adevărată, poate fi și falsă, da. Treaba voastră, nu știu. Mai întreabă al gazonul cum era, poate. De la asta o fază l-am văzut, da. Eu zic să decidă Codin după ce se consultă cu voi, că el cumva fiind în mijloc, ține loc de capitan, așa cum era Costi. Corect, corect. Ar putea să, da. Cum zic tu? Îl lași pe mine? Da. Adevărat. Răspuns final adevărat. Cum e Gojira? Adevărat, da. Bine, Codine! Codrine, pardon! La mine că-s găgăit același lucru, să înțelege. Ce-i funny e că a zis după aia, am observat o chestie care mai definez așa, adică chiar s-a uitat foarte atent. Am zis, bă, totuși să-mi bag eu în el. Mama, vine mâncarea aceea, să-mi rupt în gură de foame aceea. Cum spre sfârșitul filmului a început să devină din ce în ce mai mic așa spațiu. Dă mi să focusești și mie, dracu, frică. Dă să termină filmul de lomoară pe balaurul ăla până căcătul ăla de găurică. Bă, și cumva observația e foarte corectă că devine filmul din ce în ce mai claustrofobic.
Că asta e și șmecheria, că te închizi, simți că ești într-o închisoare. De scăpare, zic, da. Uite, mă, ce poveste tipică Gojira. Da, e cea mai Gojira. A fost primul lucru. Vă zic și cum îl cheamă, Valere. Cum îl cheamă? Valere. Așa, Valerica, așa îi spuneam lui, Valere. Dar și eu am întrebat cât ai avut pula, nu, dar n-am zis de unde. Am întrebat cât ai avut pula, păi de aici cam 80 de kilometri. 20 de ani. În perioada cel puțin, mă rog, acum nici nu știu dacă mai trăiește. Valere. Băi, el a dat de-astea, el dădea de-astea în continuu, adică fără să-și dea seama, scotea perle de-astea. Mi-a povestit cum a cunoscut-o pe nevastă sa pentru prima dată și a scos-o la restaurant și au băut șampanie de la fraperie. De la ce? De la fraperie. Ce e aia? Frapieră. Fraperie. Și a prins copilul de clasa a patra că fumează în WC-ul în fundul curții. Și și-a luat toată familia la bătaie, adică el... Toată familia? Toată familia a zis, este responsabilitatea noastră a tuturor. Auzi altă oameni, mă mâncam. Că s-a apucat Kiki de fumat. Kiki, băiatul lui Valere. Adică da, se știe. Da, mă, da. Și merge mai departe la Codrin. Să nu mai tremure buza. Ia mă, ia. Controlează, control pe buză. Atenție, atenție doar la gură. La 10 ani am dat drumul la porcile bunica mea care au fugit în pădure și duși au fost. Câți porci? 4 avea. Mamă, vă dați seama? Și dușii au fost, n-au mai venit. Mamă, 4 porci? Mamă, părea că o să zic 100. 4! Și-o zis-o ca 100. O să tu fi avut vreo 4. Dar de ce le-ai dat drum? De proști eram. Așa ți-a venit ție. Gen, da. Când faci vlogul cu mașina, după ce o să-i pun genți, volan, toate astea, nu stau să fac vlog. Am pus genți la mașină. Am pus genți la mașină. Am pus volan la mașină. Am pus radio la mașină. Am pus... Fac o dată când termin și gata, ce dracu. Asta, domnule, nu judecăm acum. Unde este satul bunicii tale? Cum se numește? Remetia. Jante, să-mi bag pula în gura mea, dar nu zic mai genți. Dar al dracu zic, Vlad, genți. Că după ce pun genți, dar al dracu zic așa. Genți. Bă, zine și noi, e pădure lângă Remetea, zine și noi. Remetea, da, mă, Remetea mică, Remetea mare. Dar al dracu, că nu să zic decât genți. Genți, se vede turbați? E lângă Orazi, la 60 km. Parcuri aveți pe acolo? Cum? Parcuri. Parcuri, Remetea mare. Parcuri auto. Parcur. Ce ți-a făcut bunica ta după ce a avut? Ne punea, nu, nimica după, dar ne punea să crăpăm lemne, să strângem găinile noaptea. Și să crap lemne la porci. La porci, să luăm gândacii, să luăm gândacii de pe cartofi și am dat drumul la porci. Și v-ați dus câte lemne porci? Crăpai pe cap de porc așa? Cum se... Să ia moderatorul la emoji pe canal, la răspunsul corect. Ce fel de gândaci găsești pe vinete? Cum se numește gândacul care îl găsești pe vânăt? Pe planta de la vânăt. Hai, repede. Primul. Gata, l-a luat Robin direct. L-a luat Colorado, aia zic. Bravo. Se calculează asta. Trebuie. Gata, băi, au uite toți, bă. Mă, ce știu toți, bă. Dar ce mănâncă porci? A, sau, da, ce mai... Ce dădeai la porci? Din drumul. La porumb, cociane și ce mai resturi. După porci ați mai găsit? Cum? I-ați mai găsit pe 4 porci? Nu, niciodată. Aveau nume porcii? Cum îi chema? Nu. Da, 1, 2, 5 și 6. Singur ai acționat? Sau mai nu, eram cu vărul meu. Cu vărul tău. Vărul meu, vara. Păi și nu v-a pedepsit, nu nimic? Nu. Nu v-a bătut? Nu. Bătea cu vărul meu, pe mine nu. Vă tu mai mic sau mai mare? Era mai mic, cu jumătate. Ăla e de pe cartof, nu pe vânătă, e și pe vânătă, băiatul. Okay. Păi de ce bătea pe eu și pe tine nu te bătea? Că eu zis, stai că mi-o lui bunica mea să nu dai în copilul meu și dai tata lui vărul meu, nu i-o zis. N-am menționat asta. Da, instrucțiune. Era contract. Când făcea o prostie, a zis că se bătea pe amândoi de-l să nu răspundă. Când îl bătea, cu ceva? Nu știu. Dădea așa o pană pe stăcur și gata. Au nu cu RTV, nu cu nimic? Cum? Nu cu RTV, nu cu nimic? Ce e aia, mă? Jordi e nimic? A, nu. Îl bătea pe vărul meu, cum am zis, dacă făcea ceva prostie minoră. Dar când era ceva mai grav... Făceați prostii cu minoră? N-avea ce să facă, genai după porți să-i minoră. A, da. Prostie, da. Când era o prostie mai mare, de obicei nu le făcea. Auzi-l, fă, omul meu pe Gojira, ce poate să zic? Dar ce anul timp era? Când s-a întâmplat? Mai știu. Dar chiar nu v-ați dus după porcii aia? Că era 4 porci, unde se ducă? Doar nu se ducea în Paris lângă acrobatare.
Sincer, acum. Deci, unde avea bunica mea porcii și găinile, era un fel de șură. Ok, ok. Na, după șura aia erau porcii, înainte erau găinile. Okay. Și după porci era o grădină foarte lungă unde ducea spre criș și spre pădure. Și pune terenuri ce mai erau pe acolo. Și vecinii n-au găsit porcii. Nu mai găsit nimeni. Și dacă îi găseau, nu ziceau, nu? Porcii mei. Mă gândesc, da. Și a mai cumpărat după porci? Nu. Erau castrați? Era vreunul din porci curafă? Băi, eu pun întrebări acum, nu trebuie să aibă și sunt. Mamă, ce întrebări. Patru porci, facă băiat. Facă băiat. Găină, miel, câine, ce? Ce e, facă sau băiat, să rămână? Facă băiat, să vă trăiască. Bun, dacă credeți că aveți suficiente informații, știți că... Mamă, n-avem deloc. Dar erați doar voi doi cu bunică ta? Da, era mai seară. Adică tu eu câți ani aveai? 10. 10 ani? Bă, ce bune! Erați doar voi bunii tăi. Păi era mai seara. Vreau să zic că nu ne putea supraveghea. Că ea se culca pe la 9. Și acei patru porci au fost... Și acum trăiesc, da? Da. Da. Sunt șefi în pădure. Se uită acum la minte, mă, frumos. Și zic, e adevărat. Te pupăm, Codrine, mersi. Bă, din nou. Bă, nu știu ce să zic. Ea zice că e vrăjeală. Sună vrăjeală și nu știu. Poți să zic și eu că am patru. Ai văzut episodul din fir de la Walking Dead? Nu l-am văzut, dar să mă uit. Porci că am uitat că drumul era seară, bunica mea. Despre asta e emisiunea. Seară, bunica mea. I-am dat drumul lui bunica mea în pădure. Au găsit patru porci. Făceau gimnastică. În Paris, la Marcel. I-am dat drumul lui bunica mea și acum e în Paris, face gimnastică. La Marcel. Totul este legat. Gata, am stabilit-o. Hai să dăm zi. Gojira, tu ce zici? E fals, bă. Adevărat sau fals? Stai. E fals, bă. Fals. Mie îmi pare adevărat de niște porci, a fugit porci, nu, ce să omor copilul? Pot să zic din nou? Pot să zic altă variantă în afară de aia? Da. Adevărat. Mulțumim. Ok. Macanache? Mie sună adevărat, adică... Bun. Deci mergeți pe adevărat. Da. Stai, poți să... nu, poți să întărești ce am zis ultima dată? Adevărat? Da. Adevărat, adevărat. O să merg cu majoritatea, dar eu zic că e vrăjeală. Okay. Adevărat? Dar nu, dar stai adevărat. Că nu se pune. De ce crezi tu că e vrăjeală? Că din multe porci? Chestii și aia cu erați doar voi, nu, era mai seară. Bă, era și mic, tu mai ții minte multe de la 10 ani și cu porci și cu cocianele. Bă, e 2-1, deci verdict oricum e adevărat. Da, adevărat, e adevărat. E adevărat. E fals, c***. Eu nici măcar nu cred că pot minți ce porci. Erați numai voi în casă, păi era și bunică și unchii, tai că mă tăiase unul dintre ei înainte să fugă. Asta cu o palmă peste cur, trei vară familia voastră să vă trăiască, să-ți fugă trei porci. Voi n-aveți idee ce înseamnă să pierzi trei porci. Te pedepsea 2 ani de zile, nu mai erai copilul lor. Ce mă? Dame și picioarele în Adidas scumpi. Și mergem mai departe la domnul Macanache. Bam, bam, să vedem ce avem aici. Ia. Am dat foc la casă și după m-am dus la fotbal. Bun. Ce-a dat acasă? O dat foc. Foc i-a dat la casă. Am zis că o dat fault la casă și o plecat la fotbal. Asta e o poveste de clickbait, așa. Cum ai dat foc? Cu chibritul, dar nu lua foc din prima și după aia am dat cu bricheta. De unde ai început? După dulap. Și pe dulap. Dar nu știu cum să-l cred. De jos. Păi ușa nu lua foc și sus era scorojit un pic și le rupeam așa. Și... Intenționat să-i dat foc la casă? Bă, nu cred că e intenționat. Că cine dă foc la casă intenționat, sincer? Și atunci, de ce dacă mai ai reușit cu chibriturile, ai luat bricheta? Pentru că s-au terminat chibriturile. Am căutat alte chibrituri. Sincer, ce vrei acum? Câte chibrituri sunt? Ai încercat? Ai văzut că e greu. Te pup la orice comandă, mersi bun de 5. Și am găsit o brichetă la tata care dormea. Și tu ai dat foc în timp ce taică-te dormea în casa aia? Te-ai dat da, foc la casă? Da, și după aia m-am dus la fotbal. Doamne ferește. Da. Ce ai pățit după când cineva a observat flăcările și au stins focul după tine? Lasă-mă să-mi amintesc un pic. Păi, n-au venit pompierii. Nu cred că erau pompieri pe vremea aia. Sincer, acum. Mamă, dar ce? Cred că au venit vecinii sau ceva, oamenii din bloc. Nu erau pe vremea aia, dar ce erau oameni cu găleți? S-a luat focul. Ce drept e fals, mă. Au spart clădirea, a rămas foc. Au dat cu apă. Ia cât plece să fie stins. Au mai aruncat cu benzină, așa. Și probabil l-au trezit și pe tata, i-a ajutat și ei, că era departe apa de unde dădusem eu foc. Gen, era baia, era departe. Acolo era baia, eu am dat foc cam pe aici și pe aici...
Aici sau aici, nu mai știu unde dormea tata. Una din camere. Cine a dus mingea? Cine a dus mingea la fotbal? Erau mereu la fotbal cineva. Eu n-aveam minge niciodată. Zic că e fals. Eu zic că n-are nicio logică povestea, dar cred că e prea stupid să nu fie adevărată. Să nu fie adevărat, așa. Eu cred că e adevărat. De ce nu știu? Da, e, da, eu nu mă duc mai de la început. Eu nu mă duc mai de la început, mă derutează. Aș fi zis că poate fi adevărat dacă dădea foc altfel, gen nu de pe dulap. Da, chiar. De ce te simți pe dulap? Da. Nu știu. Câți ani aveai? Cred că mintea mea era că pătrul ia foc prea ușor. La câți ani aveai? Să ești patru. Tot fi avut vreo 7, 8 ani, 9 ani. Nu știu, mic, oricum. Eram și la școală, dar cred că eram în vacanța de vară. Eu zic fals, dar... Dar, adică da. S-ar putea, mă, să uite, avea o dreptate după ce să fie căsuță de la de copii, de ceva, să nu fie casă-casă. Știu ce zici, că sună suficient de stupid cât e să... Adevărat? Bă, eu zic adevărat, acum tu hotărăști, nu? Da, eu? Tu hotărăști. Păi, da. Tu trebuie să hotărăști. Pentru că e un adevărat și un fals, ce zici gata, tu, da. Ăla e răspunsul. Zi mai, da, foc. Bă, cred în stare, nu știu de ce cred în stare să fac așa ceva. Alo, da? Ori face mișto de mine curierul ăsta, ori așa are vocea lui. Mi-a venit mâncarea aceasta, stați așa mâncat, așa că nu mai pot. Mi-e mare foame ce ați mâncat voi cu la voastră. Stați așa, chat. Hai, bă, să băgăm și noi ca oamenii, bă. Sălățică de roșie. Sălățică de roșie. Aici cred că avem niște felii de pâine. Sunt crocante. Și niște ouă și cârnați și ce mai avem pe aici. Asta este chat. Mai avem o furculiță aici, mă rog, aveai și mi-a putut foame. Zic adevărat să-mi bag. Deci, verdict final? Din păcate, adevărat. Verdict final, adevărat. Mamă, ce cârnați. E adevărat. Bă, și-ai putut să jur că e fals, frate. Bă, dar după cum e el, n-am cum să-mi bag. Am simțit-o, să-mi bag. Adevărat. Eu zic sincer, de ce te stui pe dulap? A fost așa, fără detalii, că la asta nu trebuie să dai detalii. Păi să vezi că am visat că trebuie să mă sui. Nu, au zis, nu știu de ce m-a sui. Bun, da, mergem mai departe la domnul Codin. Eu urmez. Ok. Am fost alergat de un urs într-o vacanță în străinătate. Unde erai în vacanță? Da. Ce străinătate era? Italia. Liniștiți-vă, da, Italia în nord, în Ținutul Ladin. Așa se numește. Erai în parc? Nu, eram pe... Este traseu din ăla de... De urși. Cum zice, nu? De urci. De aproape, ca urși, dar... Ramu era cu tine? Ramu era cu mine, dar era mult mai în spate. Și ursul de unde a venit? Din față sau din spate? Bă, eu am auzit ceva mare ce nu m-am putut să cred că un urs. Am încercat să fug până nu că știu că dacă te, mă rog, apropii foarte tare, trebuie să urli sau ceva, să te faci mare, să-l sperii, da, să de-alea. Da. Nu, am fugit cât mi s-a părut că e departe acum. Erați doar voi doi? Eram doar noi doi, dar nu eram super departe. Și tu ai fugit și ai lăsat-o pe ea singură, nu? Noi am fugit și m-am întors. Deci era traseu de urcat și am fugit și am încercat să mă întorc până nu ajunge în aceeași poziție. Ai dat cu piatra? Nu, am fugit. Dar nu l-ai văzut sau doar l-ai auzit? Nu, l-am auzit. Am auzit ceea ce păi am presupus că era urs. Dacă păi era nu, pot să știu sigur că nu m-am dus să-l... Da. Nu m-am dus să-l verific. Gen, te-ai speria, n-ai stat să vezi. Mulțumesc și-a, mulțumesc. Da, nu te supăra, ești. E vacă, e băiat. E vacă, e băiat. E vacă, e băiat. Care sunt cu numele tale?
Ce ăsta e urs, măi, facă? Era seară. Porcă, seară. Unde era? Seară. Era seară. Era cu porci. Nu era cu porci. Patru porci era. Era uime de gabă? Nu la urs. Nu la urs, da. Nu ești prea tânăr pentru gluma. Voi sunteți ăia răi că râdeți. Eu am întrebat serios dacă pe lângă faptul că a auzit, poate a văzut uime de gabă. Ce? Unde a fugit ursul? Nu-s mare tracker, nu știu, n-am. Și-a mai lăsat. N-am făcut de aia. Ce parc era acolo? Sau pădure? Bă, zona zice Ciampedie. Ok. Nu ai zis că îi zicea domeniul Radin? Păi da, e ținutul Ladin, în care sunt mai multe zone, îs Dolomiții, Calcaroș. Sunt atât de multe nume, nici știu dacă își bate de noi că nu știm geografia. Sau dacă oricum, e adevărat, să zică, ba nu! Dar nu e Cimpadii sau ce zici tu acolo? Ciampedie înseamnă Campo de Dio. E un loc în care urcă mai multe... Avem o problemă de logic. Da. Că dacă Ramon, povestea e adevărată, nu știm sigur că a fost urs. Da. Că nici asta, el nu știe. Da, că asta, da. Da. Dar ce sunet ai auzit? Ba, am auzit ceva... Cum? Cum era? Nu, cum să zic, mare. N-ai cum să scrie sunete. Poate ai auzit un hamă. Ceva mare. Ramu, ce auzi? Că pămâiesc că ați vorbit după aia. Ramu, tu ai auzit ursul ăla? Și ea ce a zis? Nu, că era miau, miau. Era urs ăsta mai mic. Nu, nu. I-am văzut că fug. Deci... Și au stat. O apucat să mă vadă că fug, s-o oprit. Ok, tu mergeai, luat-o în față, gen să inspectezi, că tu erai explorat. Mai erați cu cineva? Nu, asta nu, doar ei doi acolo în regiunea Champagne, în Italia. Bă, asta a fost, cred, acum 8 ani. Că, deci, o regiune Champagne în Italia. Contextul, da, da, da. Deci acum 8 ani... Fratele lui Ramu a fost bucătar în zona aia. Ok. În pădure. Italia și acolo. Da, nu în pădure, bucătar. Acolo, da. La o pensiune, o ceva exact. Frumos. Exact. Era ziua lui, al lui frasul Ramu? Nu, era ziua lui, nu. Dar pur și simplu mi-a tot întrebat când mergem, că e frumos. Și la un moment dat a zis, bă, hai după ursul ăla, să vedem. Okay. A fost de 4 ore acolo. Da. În Dolomiții Calcaroș, da. Sincer. Ai mai fost în pădurea aia de atunci? Ai mai fost după, de fapt, în Dolomiții Calcaroș, da. Aia unde ai fost tu, da? Am fost și cu Finuț și cu... ne-am mai dus. Eu mi-am făcut o idee. Eu zic că e 100% fals adevărat. Bravo, măcar. Întotdeauna un plus. Pentru echipa lor. Un om de echipă. Da. Da. Ce zici, Gojira? Nu, mi se pare fals. N-ai cum, auzi ceva și vezi, domne, eram în Italia. Nu. Nu așa se zice. Eu n-am mai văzut pe nimeni să audă chestii în Italia. Marcel. Și nu cred că au ăia urși, ăia au haine, au de-astea. Și pizza, da. Tu ce zici, Gojira? Deci tu mergi pe fals, da? N-are cum, mă, că a fost romantică. De unde urși? Nici căpre, nici pom nu mai au ăia. N-au, au pantofi atât. Avea ursul în Italia. E ca și cum, domne, eram la schi în Vama Veche. Liniștiți-vă puțin, da, că ea într-o aia au intrat cu calul, nu cu ursul, adevărat, știi tu ceva. Nu răspund. Răspund sau nu răspund. Felice, nu știu, eu merg pe fals. Ziua Septi, pe bune. 10 euro, pofta mare. Septi, ai luat salariul sau nu l-ai luat? Mergi mult. Nu te-ai luat după aia, că ai văzut, am greșit la ultima. Mergi după instinct și după ce am adunat informații. E fals, sună fals, da. Drecea, mergi și tu cu echipa. Hai, campionule, nu ne dezamăgi. Răspuns final fals, cum e? N-ai fals. Se vede, mă, ți-am zis, n-au urși în Italia. Dar au urși. Am fost acolo, da. Exact așa îi zice, îi la 2000 de metri, deci totul... Și atunci unde a fost minciuna? Bă, nu, la mine numai e foarte simplu. Fost acolo, dar totul e adevărat. La mine e foarte simplu, să fie el, în primul rând, eu nu am văzut niciodată la distanță mare pe Ramu și pe Codin unul dat. Adevărat, deci, da, asta acolo este... trebuia să ne dăm seama. Deci nu stăteai la așa să se uite un pic de urs, lua un cuțit, îl făcea acolo care și pietrele alea. Îl mușcam de alea de vânătoare care mi-ai zis de ele, sigur aveai un cuțin, nu fugeai tu de urs. Ce dracu, la cât îi iubești și respect, dacă mă suna pe mine, veneam eu până în Dolomiții Calcaroș. Hai să te vedem pe tine, Drecea. Am comis o infracțiune despre care nu știe nimeni. Mamă, câte detalii n-ai dat, Drecea. Aici și poți să pui întrebări ce e drept. Eu zic ce am primit acolo. Am respirat astăzi. Ce e fals. La un moment dat... Păi erau patru porci. Erau, am văzut puteam să-i duc porci înapoi. Puteam să-i duc și infracțiune, ia. Am intrat cu mașina într-un autobuz. Adică am ieșit cu mașina de pe o străduță mică. Autobuzul m-a șters, mă rog, am șters eu tot autobuzul. Și mi-a făcut semn să oprim, să vorbim. Și am dat semn că da, 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 că oprim și am trecut mai departe. Și asta e infracțiune, nu e contravenție? E super infracțiune. Infracțiune. Este infracțiune, de dosar, nu? Penal. Pentru că, ai fugit? A, e de dosar penal, fals. Când? 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 Păi eram eu cu un prieten. Acum cred că vreau să spun. N-avea carnetul ăla. Bă, dar stai că tu ești în echipă cu mine, tu de ce întrebi când?
Păi nu m-a zis, nu m-a zis, nu pun întrebări. Să des confuzie. Deci era cu mașina în parc. Bun, deci infracțiunea, și cum se numește această infracțiune, știi? Habar n-am, dar sigur n-are cum să fie legal. Că am plecat de la locul faptic, Marte. Când, mă, când? Acu 3 ani sau 4. Păi? Sau n-a fost niciodată. Nu, acu 3 ani. Nu, acu 3 ani, că eram cu el. Și eu conduceam autobuzul. Da. Macanachi furase un autobuz. Îl găsesc într-un parc, nu știu ce da. Da. Unde? La Unirii. Nu știu cine stă aici. Ce parcul dracului la Unirii? Este, dar nu știu dacă Unirii. E parc, este ceva spațiu verde, nu? Da, e parcul Unirii, așa e. De unde veneai, unde mergeai? Am ieșit unde era înainte magazinul ăla celebru de echipamente video. De s-a mutat vis-a-vis, dar nu e că nu așa. Am ieșit de acolo și am ieșit un pic mai în față și am frecat autobuzul ăla. Erai beat? Nu, eram la... Dar pe asta pare foarte credibil, nu știu ce drag. Dar nu ceva foarte grav. Cât te-o costa să repari ce ai stricat la autobuzul? Mașină? Autobuzul? Bă, nu, n-am reparat niciodată, că eu doar l-am șters cu numărul așa și cu puțin din bară. Adică era doar julit așa, n-am și reparat niciodată. Și câți ani aveai? Acu 3 ani. Câți ani aveai? 24, cam așa. 39 avem. Și dacă n-ai stricat, dacă de-abia să-l zâria, eu doar l-am șters, doar că nu-i pe tot autobuz. Aia am zis eu că și mie mi se pare ciudat asta. Și nu ți s-a deschis dosar penal pentru infracțiune? O fugit. Ce-ai că doar că a rovit autobuzul în sine nu era infracțiune. Coregojira? Că tu ai fost la medicină. Ei nu, că a rovit, na, o coliziune ușoară, fără victime, fără nici. Mi se pare fals. Și mie mi se pare fals. De data asta voi ziceți. Eu cred că e adevărat, dar na, dacă... Majoritatea zic că e fals. Uite cum râde și data trecută. Bă, tu crezi că e adevărat, mă? Cred că asta da. Așa să nu ne mintă cu nimic. Dar asta ar fi, de ce ai mințit cu asta? Asta e așa de basic. Dar și așa o faptă de comună. Da, așa. Ca aia cu porcii, aia cu porcii. Hai, da, asta e foarte basic, man. Dacă te-ar întreba cineva, zi chestii interesante din viața ta pe care nu prea le știe nimeni. Bă, am o treabă. Mamă. Vezi ce viață duc, rockstar. Deci ieșam cu mașina. M-am tamponat un pic ușor în autobus și am plecat. Și am fugit, mă. Ce nebună-s. După aia m-am dus și m-am culcat a două. Da. De nebun. După ce am băut o sticlă de cola singur. Ok, zic și eu fals atunci, toată lumea fals. Poate fi adevărat, dar e lame și dacă îi, deci tot ei pierd. Băi, nu funcționează așa. Știu, dar știu, da. Răspuns final fals, toată lumea, vedic fals. E fals. E fals? Doamne, aia zic. Felicită, tată. Bravo, mă, i-am spart. Mă, Timor, i-am spart. Eu scut toată lumea, frate, n-are rost. Ce acum să fim supărați pe ei dacă sunt în cealaltă echipă? Suntem aici. Ne distrăm cu toți. Dar nu, adică nu e o infracțiune în primul rând, îmi să freci o mașină și ai plecat. Da, trebuie. Nu e infracțiune să fugi la locul accidentului? Mie mi-o spart-o de 3 ori în p***a și ar pleca toți. Nici dracu nu am găsit în viața asta cineva. Mergem mai departe. La domnul Codrin. Eu am pus ulei pe foc să fac șnițele și am plecat la cafea în oraș. Șnițel de porc? De pui. Erai tot la țară la bunica ta? Eram în București. N-auzi că a plecat la cafea în oraș? Am și uitat că sunt la tine pe live. Era la altă cafea. Am fost, nu știu, 2018. 2000. Să știi că asta și eu mai fac asta. Adică... Dar eu nu am știut. Păi dacă te sui pe dulap, stai foc la casă. Noroc că mi-ai amintit și nu știai ce cauți pe dulap. Gătește numai pe noptiere, sărac. Și-a luat foc casa? Nu l-a luat. M-am niște papanași cea, dar nu știu dacă îi bag. Nu știu dacă îi bag chat, dacă mai bag și papanașii ăștia la revedere, mă pun dracu, mă culc pe live. S-a stins, m-am întors, s-a luat mâncarea. Era fum. Fum în toată casa, neagră tigaia, că așa se face neagră. Ceva, orice. Papanaș de aia, nu mai merge. Am băgat 2-4 crnăciori, 3 felii de brânză, o salată de roșii. Nu i-aș ierta, vrei să vă mint, dar deja mă simt full. Mă simt full. Mate, măș. A, bine, mă, n-am. Am fost aproape nimeni la cafea, nu m-am dus departe. Dar și bunica mea dormea în cealaltă cameră. Serios. Păi și ce ai găsit? Doar fum? Da, ar era fum. Nimic? Dar ce căuta bunica ta în București? Dormea. A venit să dormă în București. Ce bună e asta, coai. Serios. Păi și ce ai găsit? Doar fum? Da, ar era fum. Nimic? Dar ce căuta bunica ta în București? Dormea. A venit să doarmă, dar în București, poate să doarmă bine. E cealaltă bunică. Zgomotul ajută. Nu mă, glumește cu bunica, a băgat așa de la el. De nu, chiar bunica e... locuia în București. Da. A, și tu stăteai la ea. Și ea stătea cu noi. Tu la un moment dat ai mutat. Eu știu că o țineați în geasă, lua...
ți-a scoat donate 5 euro, Sabina Pulili, 0123456789876543210, Imogene Gomihai Bălasală. E Silena din corpul ăsta de muncitor. Hai bă să tragem de fiare bă zâmbet. Apropo, cum ți se pare videoclipul? Cătărincă, spre Cătărincă. Asta așa gen cu ei acolo la masă decât să îi ascultă. Nu să vorbesc, stau așa să-i ascult. Și ți-ai luat tu o chirie și bunica ta a venit să stea cu tine? Sau ea stătea deja într-o chirie și tu te-ai dus? Bă, cu aia, lumea zice că eu sunt pupicurist, că vezi, Doamne, că mie îmi place de toată lumea. Nu știu dacă ați observat, eu nu reacționez la foarte multă lume. Asta ce înseamnă? Ce v-am învățat eu? Ce v-am spus eu? Mie dacă nu-mi place ceva, nu mă uit. Că dacă nu-mi place și mă uit, comentez. Și nu vreau să creez de gringoladă pe internet, să vină lumea să mă cer cu ăla, cu ăla, că mie nu-mi place să vorbesc despre oameni. Așa că mă uit doar la cine îmi place. De-aia de fiecare dată când mă auziți că mă uit la cineva, vorbesc de bine. Păi de ce mă uit? Că îmi place, nu? Că dacă nu-mi plăcea, nu mă uitam. Că eu sunt pe modul, dacă nu-mi place ceva, nu mă uit. Dacă nu-mi place de cineva, nu ies afară. La modul ăla. De asta m-am auzit vorbind de bine mereu. Că reacționez la maxim 5 youtuberi care îmi plac. Și ăștia mă postează gen pe reacții și îi aud pe acolo, domne, ce pupincurist ești. Nu sunt pupincurist deloc. Tocmai asta e, că mă uit la 5 youtuberi la care îmi plac, de exemplu. La alții care nu-mi plac, nu mă uit la ei. Dar nici nu vorbesc cu ele despre ei, pentru că treaba lor, suntem colegi. Să stai la ea sau cum? Mătușa mea stătea deja de București de, nu știu, 20 de ani. Și stătea cu ea. Mătușa ta? Da, mătușa mea, da. Și când ne-am mutat și noi, yeah, au venit și bunica mai stătea pe la noi din când în când. Am și mătușa ta unde erau când erau pușnițele? În prelungirea Ghencea, departe. Și ăștia cu care ai băut cafea singur sau te-ai întâlnit cu alții? Cu Eco, cu mine a fost. Și tu nu l-ai întrebat? Ai scos nițelul ăla de pe foc? Nu, asta că mă interesează când mă întâlnesc cu el. Bă, ești nițelul pe foc. Aia e prima întrebare. Okay. Păi nu, dar bănuiești ce faci? Bem cafea, mâncăm și el bunică, automat ar trebui să zică, păi stai mă că am nițelul alea pe foc de o oră jumate. Hai să le mâncăm. Cum era să întrebi vorba? Ce mai face bunică? Asta pare fals, asta e fals. Mergeți pe fals? Tocmai asta e panică, că e adevărată, că e exact cum a zis și el. Că el poate nu are chef, poate nu era foame, poate avea mâncase și nu l-am întrebat ca să-i aduc aminte de mâncare. Bă, adevărul că eu ca obez, okay. Dacă pun șnițele, le fac mâncase. Adică nu le lași și acolo. Pui șnițele, stai lângă. Păi numai cât te îmbrăcăi era gata mâncarea. Până la urmă n-am înțeles, e adevărat sau fals? E adevărat sau fals? Nici eu n-am înțeles. Că e adevărat sau fals, da. Deci cum e? Am echipă puternică. Încă ți-i drăcea că ori tu, frate, pe asta. Zi mă, deci tu ce zici? Zi. Stai că vreau să e fals. Zi, adevărat sau fals? Bine, e fals, e fals. Și tu zici fals? Nu, e fals, zic eu că bine, e fals. Eu zic că e adevărat că nu avea sens să mintă el că a fost cu el la cafea. Mergem pe adevărat? Da. Bine mă, adevărat. E adevărat. Fals mă. Era adevărat. Da. Am zis adevărat, am zis adevărat. Am zis doi adevărat. Ce s-a băgat și el. Se merge la Macanache. Yes, să vedem. Ia să vedem, stai nebun rău. Hei, am avut vreo 8 luni de zile un radio pirat la mine în cartier. Un radio pirat? Da, la mine în cartier. Ce e la radio pirat? Adică și-a făcut pustație cu dalea, cu toate nebunile și transmitea piratat în radio. Pe asta o crede adevărat. Ăla unde stai cu telefonul și bagi manele și iei dedicații la prieteni care îți dau mesaj. Mamă, ăștia adică sunt super tineri. Altora. Mi-e greu să vă explic cu radio. Intri pe frecvența altora, gen intri pe... Da. Insert name de radio aici, intri la ei e adevărat rău asta. Și stai un pic pe frecvența. Cum îi zicea la radio? Că Rap FM? Manele ceva, că aia era. Manele TV sau de asta, nu? Deci era cu manele? Da, doar și manele. Și tu ai sunat vreodată acolo? Păi eu mă ocupam, eu stăteam cu băiat acolo, da. Eram mai mulți, nu eram doar eu. A ieșit ceva la combinația asta? Niște gluanțe în poartă de alea de cauciuc. Ce gluanțe în poartă de cauciuc? Da. E păi fals? Ce nu înțelegi? Noi, da? E... Da, asta cu mascații cu asta. E ilegal să iei minții ilegal. Aici am o convins cu... E ilegal să iei minții ilegal. Care era cea mai cerută dedicație? Interzis și așa mai departe. Da, să-i zici numele, vine asta, nici nu era țanca. Erau doia. Vigelie, ăștia, bate vântul, toți băieți. Bate vântul, dar într-adevăr, rupe training-ul. Adică erau manele, nici nu le știam. Era chestia asta, că e așa, e incitant. Oricum n-ascultam manele decât cât eram cu prietenii care ascultă manele. Și deși era ilegal, n-aveați niciun beneficiu, numai așa făceau. Păi era că... distracție, eram copii. Pe ce frecvență? Nu știu, una de-aia. Eu nici nu știam să umblu telefon, aveam telefon. Dar ăsta știa și era radio nostru, cumva. Cum îi chema? Pe prietenul ăsta e tu. Boier Bibescu. Zi-mă cum mă cheam. Da.
Bine, mă, ok. Deci îl chema Boian Bibescu, ați înțeles, da? Da, Răzvan Bătrânul, cum îl cheamă pe el în buletin. Ai tu cu Boian? Da. Cu radio-ul ăsta pirat? Da. Da, voi vă știți de mici? Da, cred că într-a... Imaginez pe de Codrin Bradea, Satana. Păi trebuie să fii distrus mental să zici că nu. Trebuie să fii, să ai probleme psihice să zici că nu-ți place. Nu știu. Fondatorul YouTube România, frate. Ceva în gen. Pe comedie, pe asta, pe gaming, pe toate nebunile. Trebuie să fii distrus mental să zici că nu-ți place. Ori să fii gelos pe el, ori să... La modul ăsta. Prea patra, cincea. Acum deja pare credibil. A, eu zic adevărat. Da, nu sunt 100% convins, dar o să merg pe adevărat. Eu spun final bol. Adevărat, cum e? Fals. Am avut îndoiel. Dar e panică să știe cu boierul. Bă, dacă mă uit la clipul ăsta, eu v-am explicat ce... Vine întrebarea asta, la 10 minute după ce v-am spus ce v-am spus. Ce v-am spus eu? A fost easy ce v-am spus. Da, și chiar am avut un radio pirat, doar că asta era față. Și ai avut un radio pirat. El avea. Am înțeles. Și m-am băgat și eu în schemă. Asta zic, de asta a părut adevărat. Acolo. Aici m-am mai... M-am bucurat că nu m-ai întrebat ce parc era pe lângă, că nici niciun parc acolo. Și ultima poveste în acest episod, domnul Eco, aveți onoarea. Am furat o ladă cu ananas de la un magazin pentru că nu a vrut să ne dea alcool. Ce ai făcut? Ai furat? Am furat o ladă de ananas de la un magazin pentru că nu vrut să ne dea alcool. În ce oraș? În Alej, unde stau eu. În unde? În Alej. Alegi? Alej. Alegi e tu, Alej. De p***a mea și oraș. Alej. Alej. Între un oraș Cluj, Alej. Cu ș. E un magazin în care mergi des? Da. De nu se fiecare zi, fiecare zi. Phil Dennis îi spune. Păi de casă îi lasă, bă, că a furat el ananasul, îl aduce înapoi. Sau știu unde stă, știu pe maică sa. Dar de ce n-am vrut să vă dea alcool? Erați minori? Păi eram mici, da, exact. Ah. Bă, dar blade de ananas. Câți ani sau? Câți ananas? Dracu. Așa am făcut noi 4 ore, am pregătit planul toți copiii din cartier să furăm o ladă de kiwi. După ce am furat ladă de kiwi, după 6 ore, un cavaș gura voastră, erau cartofi. Să... Hai de pula noastră. Eu numărat ananas. 10-20, așa. Ce ați făcut cu ei? Am vrut să-i vindem, dar n-am avut lăsat. Dar de ce n-ai furat alcoolul? Pentru că acolo era în spatele teșghelei, nu puteam ajunge. Și ananas erau afară, bam. Ananas erau în fața teșghelei, unde erau fructele. Nu știu, 13 pagini, n-aveam buletin, 12-13 ani. Și erai foarte mic față de cum ești acum sau e tot am așa? Bă, eram slab atunci. Era mic și slab. Da? De eram săgeat așa, al dracului. Cum ai cărat aia așa mare? Ca ananas? Eram mai mulți, eram cu niște prieteni. A, ați cărat împreună, era normal. Păi nu vreau să-mi dea alcool. Păi și cum ai furat-o? Ai intrat în magazin și ce e acolo în spate? De ce dracu am prins-o cu aia? Trei și am plecat. Păi și mai mergi la magazinul ăla și în ziua de azi? Da, așa, da. Ai plătit ananas după aia? Ce să fac? Ai plătit ananasii? Ce să fac atât timp? Am dus lada, am dus lada înapoi. Lada, lada am dus-o înapoi, da. Respect, băiat. Lăsat-o în fața magazinului. Valeți, ți-am furat portofelul, dar ți-am dat actele. Da, respect, da. Și la magazinul ăla te duci doar pentru ananas. Păi nu mă, mai duc, îmi iau țigări, mai... Ananas nici nu cred că mai iau. Mai pui cât un ananas de mea care e furat atât. Nu mai aduc. Ori termina cu ananas și atunci era atât. Bun, cum vi se pare povestea asta? Nu știu, mă, ananas, un Alej, așa, mă. Nu știu, ananas nu poți fi în toată țară. Ha, ăsta din ananas la țară. Nu, eu cred că e minciună, a furat pepeni sau altceva. Da, mă, și acolo fure ananas, tricul. Adică tu vii să-ți iei alcool și pleci ananas, cu niște ananas. Da, nu, nu fure ananas, fur portocale care sunt și băieții lui care au trimis, hai de băie, că tu să iei alcool și a venit cu... Cu ananas. Cu ananas. Păi și ce-ai făcut cu ei până la urmă? Păi am vrut să-i dăm piață, dar n-am mai... Și nu i-ai dat, și ce-ai făcut? Păi am aruncat dracului, ce să fac cu ei? Cum se arunce ananas? Mă, frate, mă, n-ați mâncat voi un ananas? Cum să-i arunci, mă, să-mi faci mie o salată. Ce p*** are un ananas așa special? E scump. Eu zic că e vrăjeală. E vrăjeală, mă, ananasul mănânci, mă, ce ai? El zice că e adevărat. Vezi că a înghirlit ultima oară și a zis că e adevărat. Nu, ai zis tu, tu ai, tu păi ești factorul X. Păi și tu ești la fel ca mie în temă, deci tu zici că e adevărat? Da. Pare adevărat, mă, dar da? Bine, o mergem cu înșirat, să nu zic, adevărat. De ce iar un caranas? Verdict final adevărat, cum e Eco? Fals. Băi, nene, băi, am zis, bă, că ne-a furat. De ce mergi cu mine, bă, ține? Asta a fost și episodul nostru de Minte-mă Frumos. Vreau să mulțumesc tare mult tuturor invitațiilor mei, extra, extra. De ce ai... Ia, mă, ia. Eu sunt Sherry, sau mai bine zis, servus, fraților! Astăzi ne aflăm la Cluj și vom vinde noodles alături de cel mai faimos arderean de pe pământul ăsta. Cine? Emil Bog, mă crezi, nu? Nu, mă, Milcea Bravo!
Bună ziua, bun venit la Noodle Pack. Cu ce vă putem servi în această superbă zi? Hai, trag comandă! Haideți un pic să ne mobilizăm puțin. Crispy picant și un meniu Noodle Crispy nepicant. Alo, bună ziua, vă salutăm. Comanda de noastră este în mâinile noastre, așa că grijă mare. Oare dacă unul e complet și unul e 80%, vii ok? Vrei să mănânci și tu? Trebuie să vorbești cu comisarul niște subiecte pregătite, gen vremea, horoscopul, să-i ții pe oameni de povești să se ducă mai repede, știi, să nu simtă că nu are mâncarea pe loc, pe loc, pe loc. Mai un pic așa că domnul Mircea e în prima zi, acum prinde puiul. Da, frate, mă jur, voi mă jur, am o problemă cu mătreața, frate, îmi cade non-stop părul în mâncare. Bună ziua, bun venit la Noodle Pack, ce-ați dori să comandați? Dacă de mâine am rămâne fără subscriber, fără follower și fără cameră de filmat, fără un loc unde să ne postăm... Sasă, Victor, ai putea să-mi spui și mie ce PC este mai bun? Nu pot să-mi dau cu părerea, frate, nu mă bag unde nu cunosc. Îmi dau cu părerea așa ca să ce să mă aflu în treabă. Videoclipurile, dacă YouTube ar dispărea, Instagram s-ar închide, TikTok-ul ar da faliment, am fi în stare să facem altceva sau, așa cum spun haterii, am muri efectiv de foame. Ai, 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 go crazy. O întrebare foarte bună și chiar vreau să-i întrebăm asta, că noi am întrebat. Băi, dacă vine cineva pe jos, ai voie să-l servești la drive-thru sau nu? Asta e principala mea întrebare. Mă trebuie testat. Fereca, mai ești, mă? Fereca. Da, șefule, mai sunt. Ia vezi, mai e băiatul ăla cu contul? Să mă juc și eu puțin sau să joc? Păi, dă-mi stai. Ia vezi. Dă-mi să joci, dă-mi să joci. Nu, nu e pe canter, nu e pe canter. Era la sală când ți-a dat contul. Îi dau mesaj acum. Dă-i mesaj că simt ușor puțin să mă joc vreo jumătate de oraș. Îi dau, îi dau. Nu e problemă. Să testăm și noi mâncața și testăm și noi CS2-ul ăsta. Mai testăm și noi CS2-ul ăsta și mai astea. Mai stau, mai stau, după aia ne mută la palaș. După aia ne mută la palaș, iată. Ce aveți, sunteți nebuni? Am încălzit puțin să moară aia. Lasă-mă răzbrac, am uitat că sunt pe full web. E caro de tot ceat să moară aia, dacă te minte. Așa, contul. Să nu mai dau parola acum, data trecută. Că mi se mai întâmplă așa. Eu dacă răspunde acum că era la sală, nu știu. S-a stricat sub brațul. Poate mai trece un muncitor. Mâine că vin să ne pune termopanele, ești nebun. Să vedem când or să vină să ne pună termopanele chat. Că de când ne mint. Că vin. Așa, mă, chat-ul. Când a intrat la tine a zis, băi, mamă, ce e aici? A zis în balcon, băi, mamă, ce e aici? Că e foarte mizerie, că au lăsat mizerie multă. Că nu e mizerie în casă, brodări. Îți două pungi și o preghi de kilos aruncată pe jos. Nu îți răspunde băiatul ăla, nu? Nu prea răspunde. Nu poți să-l suni? N-am numărul lui, dar îl știi, bro, e Jericho. Da, îl știu. Era băiatul care va sta cu noi la Comic-Con. Aaa, așa da. Nu știu, nu am numărul lui, parcă Andreas are, parcă, nu mai știu. Nu tântănătos. Nu tântănătos, e cu tine. Vreau să măsești pe Discord, sper să ai timp să-l citești după, brotele, după, 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 ca idee, după. După. Mai merge online pe duminică seara, așa să-l facem pe al treilea. Uuuu, cum să vorbim, să m-am dormit decât 5 ore, mă, că am ajuns, a fost în 4 ore jumătate, nu știu cât am dormit. Sunt mortales de somn, chat. Mortigis. Hai să putem să ne destim gordul băiatul ăsta. Ca idee tot 4. Da, frate, dar eu gen dorm foarte puțin mereu. Nu gen într-o noapte. La modul... Am dormit azi, așa mâine dorm 8 ore. Eu dorm puțin mereu, 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 mereu. De când sunt eu de la 17 ani. Dorm mereu, nu știu ce se întâmplă. Insomnii. Noaptea nu pot dormi, am insomni, mă prind zorii, născoci în teorii. Acu' e melodia asta! Acu' e melodia asta! Acu' e melodia asta, să vedem repede! Acu' e melodia asta! Aia zic, CTC. Bine, domnul Dobrescu, aia zic. Ștefan Bandachi.
Ce tâmpi sunt ăștia. Mai deschide câteva cutii până vine băiatul. Salut, Imogen, te urmăresc de când te-a luat poliția la fan meeting sau nu știu de când atunci când ai sărit pe brodul de Crăciun. Direct, fatea, te iubește, respectă, rare spergătorul, te pup, rare spergătorul, te pup. Mersi mult că ai trecut pe la noi pe aici, brodere. Cât eu stau? 61, mama, asta e cea mai tâmpită cutie din toate. Trebuie să ridic web-ul ăsta, că nu mai reacționăm. Ridicăm aici. După aia să fac puțin curat așa după ce termin live-ul aici. Vă mul la pala și bam bam repede online-offline ca să fac și eu niște curățenie pe aici. Mâine aici să mă duc pe la mea. Mai devreme, dar dacă se pun termopanele la când. Asta înseamnă că undeva pe duminică seara facem live-uț. Mare de mai alea, pe comedie, pe râsul. Iată când îți dă peste, nu știu ce mi-a dat bănuțul ăla. Am crezut că când îți dă peste valoarea cutiei, îți dă bănuțul ăla, dar n-are nicio treabă. Stau și la Palace Live, cât o-i putea. Cât o-i putea. Jocuri cutia 13%, noroc. Stai pe ala și 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Am ascultat Jean Găvaz, am ascultat. Aia cu bombardierii, am ascultat-o, frate, am ascultat-o. Ia. Yeah. Sunt Jean Găoază, vin cu o nouă frază. Vreau să se audă piesa asta în toată țara. Pentru toți boierii, pentru toți mirositorii, cea mai nouă pentru toți bombardierii. Aruncați borsetele, că și așa sunt goale. Că vă țineți amărăciunea-n ele. Părul îi sunt dis pe spate, cu iPhone-ul luat în rate. Lanțul cubanez de un caragiu. Gaze la Versace. Din stație căutați pe jos chiștoace. Faceți baie la milioane. Și voi pe TikTok cerșeți numai avioane. Corpul plin de tatuaje. Nu vă mai măzgăliți că nu vă țin de foame. N-aveți unde să vă faceți duș. Și aveți toți arfele lui Costeluș. Ne reîntoarcem. La mine zic direct, aici profit. Vezi, simplu, easy, trebuie doar să cunoști. Uite, Palace ar fi zis 4. Vezi, și nu e profit. Dar, de exemplu, dacă eu aș spune ultima, aș face profit. Hai că da, dacă e. Hai că da, dacă e. Se umplă carnea pe el acum, când a văzut că ia să vedeți. Ia să-l vedeți pe ce acum scrie acum. Se umplă carnea pe el. Te pup, Ciuhu, te pup, mersi mult de donație, brother. Îți mulțumesc mult din suflet. Dar de-astea mai mari nu sunt aici. Uite, 74 vag bani. Na. Doi a spus cineva. Hai că doi dacă e. 13 la asta. Câte sunt, mă, pe 13. S-au rupt în gură de obosea, mă, pot să-l luam. Dar doamne, de pula mai alea. Punem și tu live-ul la 8, că am scălțit până la 9, dar nu mai pot, până la 9 nu mai pot. Nu mai pot pe alea și că sunt mort. L-ai pus de la 8? L-ai pus?
E bine că ai pus, că este, stai la mine pe live, dar... Mulțumesc că ți-ai luat membru. Te pup, Mihai, bine ai venit, Mihai, te pup. De herpes. E bine, mă. Vedeți treabă că e bine. 1000 să scoate în cât. Bun. E bine, mă, vedeți treabă că e bine. Te pup, Ferrari Mario. Nu mai bag la Ferrari. E bine, mă, terminați-vă că e bine. Fă evenimentul pe ala și să-ți dau rai, că să-l mort, ești nebun. Asta, 1700 cu 1000, ăsta nu-l lăsăm. Da, uite, mamă, 4000 am băgat, mă, cava și gura voastră. Asta e CS2-ul. CS2-ul trebuia să-l primim, da. Nu l-am primit, din păcate, că n-am jucat foarte mult competitiv. De obicei, care au jucat foarte mult competitiv, au primit... Hai, bă, mână de babă! Hai, mână de babe. Îți dau Ferrari, îți dau. Ferrari Mario donate 5 euro, Ferrari. Îmi dai si mie moderatorii înapoi? De obicei la ăștia, frate, care au avut, cum se cheamă, care au jucat foarte mult competitiv. De exemplu, Aleplay. Lui Aleplay a dat primul, ești nebun? Lui Aleplay a dat primul. Ăștia care au jucat foarte mult competitiv. Imogine la Molbury, la facem echipă, să știu cum, 5 vs 5, da, brodere, dar nu cu mine, cu aia care se înscriu acolo. Ce face ăsta, mă, mâncați și gurat? Mihai, cu un membru gift, te pup, te pup. M-a luat și durerea de măsea, mâncați și băgăm și un aulin. Băgăm și un aulin. Vedeți, bă, că mă iau bosele mai și măsea, mă iau toate alea, nebun. Băga și o pastilă, că nu mai pământ la mâna și un său. Dorm puțin, m-aș băga o oră la somn. Ăsta ieși și după TeamSpeak. Trebuie să-ți dă un mesaj după ala. Mulțumesc că ți-ai luat membru. Cu ocazia asta ai scăpat și de herpes. Fă evenimentul să-ți dau raid ca să închizi și eu live-ul, că sunt mort, ești nebun, nu mai pot. La PlayStation toată ziua, nu știu cât stăm, câte ore stăm. Cât e evenimentul, vă dați seama, cât durează. Nu știu cu exactitate ceea ce fac acolo. Cât stăm. O să vă dau după aia detalii chat. De cât stăm, ce facem, cum facem. Mai e un HP? Chiar am. Mihai, te pupă, mersi mult de membru, Mihai. Nu am mai trăit pe TikTok, mâncați și curata până își face asta, că văd că e încet rău pe ala acesta. M-a luat și mă durerea de măsă, sunt și obosit, ești nebun. Live-ul ăsta i-am dat drumul, că vă dați seama, dacă v-am zis că avem contracte să facem nu știu câte live-uri pe săptămână, am zis să fie bine, ca să nu fie rău. Poate e carie? Zici tu că poate? Cred că am 100%. 3, 2, 1, start. Gata. Ia. Yeah. Hai. 3, 2, 1, start. Alo, România!
Vă așteptăm... Nu, fii atent. Alo, România, sunt al vostru Nițoiu, iar pe data de 8 și 9 aprilie se anunță distracție mare în Germania. Bineînțeles, la Köln și Hamburg. Vă aștept un număr cât mai mare să ne distrăm, cine? Cum știm noi cel mai bine, alături de Luis Gabriel și Orchestra Diamantelor. Nu uitați, data 8 și 9 aprilie. Data de 8 aprilie. 3, 2, 1. Alo! Alo, Germania! Alo, Germania! Vă așteptăm un număr cât mai mare! Cu formația Luis Gabriel, Diamantelor, să ne distrăm până mâine dimineață, cu poftă de viață. Vă așteptăm un număr cât mai mare, în ce mai tare. Vă pup și vă iubesc. Da. Mi-ai zis data. 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 Uite, citește aici, când te uiți aici. Uite. La mulți ani, Vali, să fii iubit, să pare tot ce dorești și de multă, multă, multă sănătate, să se îndeplinească tot ce îți propui tu, fratele meu, să fii iubit, Doamne, și te pup de mersi mult de donații. 8. Pe data de 8. Hmm? A programat live-ul, Palaș. Da? Da. Dar nu știe să umble, bă. Bă, ascultă-mă puțin. Ascultă-mă puțin. Fii atent. Uită-te la mine pe canal Palaș. E un lucru mare să faci chestia asta. Trebuie să o faci mereu. Deci, de exemplu, mă duc la mine, da? Fii atent. Fă chestia asta neapărat. Te ajută extraordinar de mult. Vezi? Mie mi-apare live-ul aici. Ție nu ți-apare, frate. Mie mi-apare și la când o să-l fac și când. Fii atent. Dai customize channel. Și aici unde e astea sus. Da? Îți muți live-ul aici, frate. Să fie pe profil sus. Că la tine nu e pe profil sus. Uite, intru la tine Palaș. Și uite. Ție nu ți apare evenimentul, că nu l-ai pus, frate. Ție ți apare... Uite, și tu nu ți apare... Ție aici trebuie să apare evenimentul, frate. Trebuie să dau la live să ți apare evenimentul, frate. Palaș. Trebuie să dai la live, nu-i... Trebuie să apare la home aici. Ai înțeles? Te uiți la mine pe live că ți-am arătat ceva. Că lumea o să intre la tine pe canal. Aia care nu primez notificare și nu o să vadă live-ul, frate. Hai să merge cu Urai la Palaș, așa, ne vedem, o să ne vedem acolo după ora 8, cred că a pus la 8, nu? Da, la ora 8, perfect. O să ne vedem și acum noi, cu niște cantări, nu știu cât o să stau. Care nu dă like la Palaș, iese herpes direct în dinte, înăuntru în dinte, măsa, înăuntru, un piept iese. Aia zic, aia zic, așa da. Mă arăt de morale. Așa mă, 200 direct, frumos. Așa da, așa da. Bă, scuzați-mă că nu am pus, chiar mi-aș fi dorit să stau până la ora 8 live. Vă jur, dar mă pun puțin în pat, mă bag să dorm și eu 40 de minute cât pot până fac asta live. Îmi cer scuze că nu am stat mai mult live, dar am încercat să fac și eu live-ul ăsta așa cât a fost. Sper că azi, sper că v-ați simțit bine. Vă doresc toată sănătatea de lume. Noi o să vedem tocmai duminică cu web-ul, cu asta e la mine pe live, tocmai duminică seara când o să fac eu live. Până atunci vă doresc un început de weekend cât mai frumos, să aveți parte de toată sănătatea din lume, toată iubirea din lume, succes la școală, liceu, muncă, facultate, unde vă duceți, ce faceți. Vă doresc toată sănătatea și tot bine din lume. Mă găsiți pe imogen30 acolo unde o să postez ce mai postez eu și acolo anunț ce live-uri, ce clipuri postez, ce fac, cum fac. imogen30 pe Instagram. Vă iubesc sincer și vă mulțumesc mult pentru tot ce faceți pentru mine. Mulțumesc pentru fiecare like în parte, pentru fiecare view în parte, pentru fiecare donație. Pe total suntem toți în întreg și voi ați făcut ceea ce sunt eu aici în fața dumneavoastră, tâmpitul ăsta de Imogen, voi m-ați făcut, voi m-ați creat și pentru asta să vă mulțumesc toată viața mea. Până atunci vă las cu melodia asta pe final și ne auzim duminică seară sau acum la 8 la Palaș. Pup, pup!
Toate lăturile astea vor să facă OnlyFans. Mare de maiale. Vor să facă și ele bani să se plimbe nes. S-au umplut TikTok-ul de femei ușoare și ele uite seara să se spele pe picioare. Au învățat toate să se joace cu un miel și râgăia cocoșel. Valoarea asta mare le-a dat-o toți fraierii. Să facă genul în colan, le trimite donații. Mă arăte și noi mai ale. Cheltuie toți banii, poate prinde și el fac. Se gândește să-i spargă și el puțin găleata. Tu rămâne cu stânga și dreapta. Îile deșuchiate, bam, 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 bam. Se postează dezbrăcate, bam, 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 bam. Îți vine să le blestem, vor să le trimiți tocheni. Pentru ele nimic nu însemn. Toate astea de la țară vor să vină în capitală. Să găsească un armăsar, să nu mai stea în hambar. Să nu mai strângă bălegă. Postează dezbrăcate, bam, 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 bam. Îți vine să le blestem, vor să le trimiți tocheni. Pentru ele nimic nu însemn. Toate astea de la țară vor să vină în capitală. Să găsească un armăsar, să nu mai stea în hambar. Să nu mai strângă bălegă. Oază production. Dai de câte una și vrei să-i arăți ce poți. Și când se dezbracă este maro la kilot. Timurul cu cap îți vine să o înjur de mult. Se blochezi și nu mai ai nicio reacție. Când simți mirosul de infecție. Atunci când simți și tu că te-ai îndrăgostit nițel. Îți răspunde femeia cu: la tine sau la hotel? Vor toate să mănânce doar la pescobar. Și ele n-au ieșit din pateu vegetal. Aveți impresii că s-a dus mirosul de sculă. De când v-ați pus fațete în gură. Le deșuchiate, bam, 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 bam. Se postează dezbrăcate, bam, 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 bam. Îți vine să le blestem, vor să le trimiți tocheni. Pentru ele nimic